Mă aud, băieți? Spuneți-mi că se aude Zăsami. Se aude Zăsami? Spuneți-mi, vă rog, că se aude. Te cerți singur? Mamă, nu mă aud. Atât a fost. Mamă, e Zăsami live. Nu pot să cred. E Zăsami live chat? Stai puțin că m-am certat singur, că mi-au zis băieții, mamă, Zăsami, te cerți singur, nu știu ce. Ia stai puțin, stai că e prea sec aici pe fundal, să băgăm și noi o nebunie de asta, că de mult nu s-a mai auzit-o de asta, gen. Mamă, ce muzică. Chat! Ce faceți? Mamă, chat, ce dorm era de voi să moară pargorleții. Stai bă, unde-s aici subscriperii? Bă, subscriperii. Ia să vedem, sper. Ia dați, este de cineva repede, cineva repede subscribe. De cineva repede subscribe? Mă, dă cineva repede subscribe puțin să vedem dacă funcționează. Gen așa, gen de control. Mamă, uite-l, uite-l și pe Rodby, pe chat. Rodby, pregătește-te că rupem în seara asta niște nebunie de aia de Among Us. Sper că totul funcționează, totul este bine. Stai puțin să vedem așa. Bun, frumos. Păi, ia uite-te că merge live-ul, mamă, chat, funcționează minutele acolo, crește minutele, bum, bum, bum. What the fuck? Băi! Băi! Nu, se vede, spuneți că se vede donația. Donații. Bă, avem o donație de 250 de lei de la Ascarion. Pentru luna august. Pentru... Pentru luna. Ce părăie. Băi, vă pup, chat. Ce faceți? Cum ziceți că sunteți voi Ascarioane? Mersi mult pentru donație, brodere, te pup. Nu trebuia pe mine, chiar nu trebuia, gen, să faci prostii din astea. Mam, ai loc și pentru mine? Mamă, așteptați puțin, chat. Vreau să discutăm puțin așa de început. Discutăm puțin de început. Hai să mă pun și eu impostor, frate. Discutăm puțin de început și după aia intrăm așa repede. Mă, am hack-uri. Mi-ați văzut hack-urile, chat. Mi-ați văzut hack-urile. Vreau să spuneți ce faceți, cum sunteți. Vreau să în primul rând să rupeți butonul ăsta de like și vreau să vă zic super sincer, chiar mi-a fost super dor de voi, chat. Sincer, chiar mi-a fost extrem de dor de voi. Uite, stai, spunem asta aici așa se vadă frumos. Da, chat. Efectiv. Fai, sănătate la mulți ani, te pup, Denisa, uite și pe iubita mea în chat acolo, pe Andreea. Mi-a fost dor de live, te pup, băi, Alexe. Ai un loc și pentru mine? vedem, Edi. Am cumpărat coasa cu codul tău. Unde e Hype Train? Nu, am scos Hype Train, nu, iubita. Am scos Hype Train, ia să vedem. Uite, bă, mă, e Hype Train, funcționează. Merge Hype Train, chat. Mamă, dar ne gândim noi unde să-l punem imediat. Ne gândim unde să-l punem, o să ne avem negrijit de Hype Train ăla imediat. Mai că... 46 de oameni Hype Train. Bă, 250 de ron, da, așa e, mamă. Le-au fost dur la băieți de mine. Ia uite-l și pe F6, Mr. Matei. Fai de capul meu, fai de capul meu, băi, sincer. E ziua ta, hai că e ziua mea, dacă e nu. Chat, ne urmează să ne strângem acum să ne jucăm niște Among Us cu youtuberii. Momentan, Jaxi și cu Teo Zeciu sunt într-un meci de counter. O să trenem, cred că, în vreo 5-10 minute, ceva de genul ăsta. Și o să jucăm, cred că o să jucăm câteva meciuri și cu voi. O să jucăm cu Mădălin, Mădălin Brawl Stars, care rupe copia pe Brawl Stars. O să jucăm cu Rodby, cu Dani Den... Trupa noastră de obicei, știi? Bine ai venit, brodere, F6 în The Gang acolo frumos. Cum devin membru? Ai butonul de join acolo jos. Hai chat acolo cu 2000 de like-uri. Băi, sincer, n-am mai făcut live de super mult timp. Vreau să ziceți sincer. Vă era dor de Zăsami impostorul. De Zăsami impostorul așa de control. Care de el... Mamă, să vedeți ce o să jucăm azi. Mamă. Mi-a fost dor. Life Blanet, ca întotdeauna. Rafa, nu cred că poate. Rafa, nu cred că poate Marmamel. Ia să vedem ce zic băieții. Alo? M-au zis, băieți? Salut! Salut! Bine, ce ziceți, ce ziceți? Ne strângem și noi sau... Păi normal că bine, că... Normal că ne strângem familie. Deci, bun. Deci suntem cu So, cu Bobo. 2, 4, 6. Înseamnă că ar mai trebui să vină... Dacă vine Bobo cu So, what the fuck, vine și după aia și Jaxi cu Teo, suntem 10 până mai vin. Până vine toată lumea, e perfect, e perfect, e perfect. Până vine, ne împărțim. Ne împărțim, da, stați o secundă.
Mamă, pune like-urile și hype trenul. Bă, like-urile, cum să fie? Uite like-urile aici. Like-urile aici. Dar unde să pun? Dați-mi o idee unde să pun hype trenul ăsta, chat. Unde să pun eu hype trenul ăsta, sincer? N-am nici o mică idee, sincer. Îl pun aici lângă mine, în stânga. Mamă, hai că am unde să-l pun dacă e. Unde să-l pun, băieți? Îl pun aici sus? Ce părere aveți aici sus? Pe bune, uite așa, de control, aici sus. Uite aici sus. Așa, arată urât? Se pare că arată urât sau arată frumos? Hă? Dreapta sus, vi se pare că arată bine, sincer, așa, de control, gen. E bine? Da, acolo, e perfect, e perfect, e perfect. Hai cu impostorul, nenea Zesami, băi, sincer. Haideți să discutăm așa puțin. Fiți atenți, despre live-ul de astăzi. Câte ori credeți că pic impostor astăzi? Ziceți. Hai, să vă aud. Să vă aud, să vă aud, să vă aud. Deasupra la report? Oh, e bine acolo, părerea mea, sincer, e perfect. Mamă, 60 de oameni, hype train. Bine, Rafael ne-a schimbat, s-a abonat, da. De 7 ori, de 0 ori? Mamă, ne-a rupt. Ne-a rupt, sincer. Ne-a rupt. De 2 ori, de 1000 de ori, lel. Stai, am avut o donație de 10 lei și n-am văzut-o. Am avut o donație de 10 lei. Ia uite, două dintr-o lovitură, Andrei Vereș cu Memberstein, te pup, Andrei, și pe F6, Mr. Matei. Mamă, cum să nu mai ține minte pe Andrei Vereș? De 5 ori, de 4 ori, a rupt copiii aia? Da, că ești maestru? Bă, îmi doresc, sincer, îmi doresc un win măcar pe live. Un win ca impostor. Sperăm să fie bine, sincer. Ia să vedem, ce mai e chat-ul acolo? Ce s-a întâmplat cu Insanity? Băi, ceva ruși, hackeri ruși din aia, nebunie, pe felie. De câte ori vreau eu? Păi sunt impostor deja, ia uite, fii atent, uite așa o să mă duc astăzi, bun, frumos. Mă, n-avem sunet. Este că avem sunet, bun, gata. Mamă, ale ripa, cu member, bă, ne-au rupt pe membrii. Ne-au rupt pe Memberstein. Câte să zici cu membrii, o să jucăm, o să facem și un, și un din ăsta, cum se numește, un live cu membrii. De 8 ori? Ești drogat, mamă! Deja. Uite-l și pe deja domnul Bobo Spider! De tine ești prea multă gălăgie. Cât suntem momentan? Facem de un lobby. 5 suntem acum. Facem un lobby cu un impostor. Aoleu. Hai cameră. Ia stai să văd dacă pot să fac cumva camera. Jucăm pe beta. Pe beta? Vrei să... Mamă, stai că e update pe Among Us, parcă nu? Aia zic, mă, păi schese, băi, Stai să-mi dau update! Mamă, chat, aveți dreptate, este update pe beta! Mamă, fiți atenți, chat! Chat, vreți să vă arăt update-ul de pe Among Us? Chat, vreți să vă arăt update-ul de pe Among Us? Vreți? Ia ziceți! Vreți să vă arăt update-ul de pe Among Us, Steinen? Yo mod. Bun. Dați să facem așa. Mamă, salut băieți, uite ce mare sunt. Mai am puțină cremă pe aici că m-am dat așa cu o cremă din aia de control așa. Stați să dăm exit în Stein și stai. Hai bă, să vă arăt aici eu toată nebunia. Păi da, merge altcumva. Ia stai puțin. Dăm pe Among Us, o să vedeți aici toate nebunile. Băi, chat, eu o să vă arăt aici o chestie, dar nu râdeți de mine. Bine, mă joc așa un joc de ăsta de... Mă rog, uiți-mi că dacă vede cineva ce mă joc aici se sperie de mine. Mamă, ce mi-a picat? Mamă, stai să fac aici un drill. Mamă, dacă vede lumea ce fac aici, se sperie de mine. Așa, cu sincer. Mă joc eu și cu tataie. Așa, lăsăm pur și așa. Bun, stai, hai să vedem aici care-i treaba cu ăsta, unde este. Cum îl setăm noi să fie pe beta, aici? Public beta. Gata. Nu mă supăr? Da, nu vă supărați. Promiteți că nu vă supărați pe mine? Promiteți că nu vă supărați pe mine? So, tu, channel, mersi foarte mult, brother, pentru subscribe, te pup. Mamă, ce-a fost în seara asta, sincer, mamă. Deci, ce-am avut tot? Stați puțin. Deci am avut o donație de... O secundă. Am avut înainte să încep live-ul. Unde mi-a trimis iubita mea? O donație de 5 lei înainte să încep live-ul. Înainte să încep live-ul am avut o donație de 5 lei. Te vezi bine, ți-rău pe TV?
Da. O donație de 5 lei, nu mai știu exact. Nu mă mai aud. Cum nu mă mai auziți? Bă, mă auziți? Chat, nu-mi dați, nu-mi dați troll, vă rog. Nu-mi dați troll, vă rog. Aud? Așa mă, nu mai îmi dați troll. Nu mai îmi dați troll. Deci, ia hai să vedem care este noul update. Deci, fiți atenți. Din ce am înțeles, ia să vedem, head-uri și nebunii din astea. Bine, noi avem toate chestia asta de Crăciun momentan. Acum vreau să discutăm despre noul update de pe, despre Among Us. Pet-uri n-avem nimic, skin-uri n-avem nimic, dar aici avem niște chestii noi, ok? Nu-mi dați troll, așa, așa, nu-mi dați troll, băi, băi urâților, nu-mi dați troll. Bun, 2500 de like-uri, hai cu 3000 de like-uri, chat acolo, chat. Mă, 88 de persoane în hype train. Na, mersi mult pentru subscribe. Deci ideea este următoarea. Momentan până aici emergency meeting, avem totul normal, emergency cooldown, discussion time, anonymous votes. Ok, deci primul update de pe... Să mut facecam-ul? Nu mut facecam-ul, că e ok, ok, așa, e perfect, crede-mă, e bine, dar n-are sens. Anonymous votes e următoarea chestie. Noi, de exemplu, să nu vedem cine ce votează. Practic, tu votezi, dar știți că sub numele fiecărei persoane... Iată să vedem, n-avem noi undeva aici pe Reddit. Uite așa. Deci vedeți cum sunt chestiile astea așa, sub numele fiecărei persoane. De exemplu, îți apare omulețul ăla mic când votează cineva. Știți la ce mă refer? Da. Ei bine, chestiile alea nu mai apar, gen. Chestiile alea nu mai apar dacă te joci cu Anonymous Votes. Visual Task deja avem. Taskbar Updates. Ok, ok. Nu, bă, nu, te rog prostile. Așa, și Visual Task, fiți atenți care e treaba cu chestia asta. Nu, Visual Task, Taskbar Updates. Practic, tu vezi dacă cineva, când face un quest, deci dacă tu faci un quest, se umple bara aia micuță, știți, bara aia de aici, verde, nu știu ce. Vezi tot timpul când e pe Always. Când este pe Meetings, doar la meeting-uri vezi cât la sută e din bara respectivă. Așa. Și la Never nu vezi niciodată taskbar-ul. Absolut niciodată. E super mega tryhard. Ok, astea sunt chestiile băgate. Mie mi se pare interesantă chestia cu Anonymous Votes, dar mi-aș fi dorit să fie, de exemplu, cu... apar voturile doar la skip? Ești nebun? Da. Ce mi-e da. Blochează? Că am video blocat. V-ați dat update? Da, am băgat. O, salut! Te pup, sau. Salut. Dar nu ți-e ce pup, Bobby. Deci ce trebuie să fac? E pe beta, niște chestii diferite. Exact, spune-i tu, Bob, mai bine, explică-i. Uite, ai pe chat, pe general, unde trebuie să fie. Vă dau un cod să încercăm să jucăm așa pe ăsta nou, să vedem cum e? Da. Hai că vă dau eu codul acum. Haide. Așa, stai puțin. Frumos, am primit, Sami. Așa, ia să vedem, mai sper să... Aaa, jucați pe beta, mă. Da, beta, exact. O, uite, a intrat Rodby, perfect. Gen, KF, a, nu trebuie. Băi, credeam că zici codul. Da, așa, ce cod ai dat Sami acolo? Ăla nu-i cod. E ăla, mă, cu sal KF. Ăsta este codul... Nu întreba de numele meu și ce am cămul la final. Codul este... Bă, dați doi impostori, ar trebui să pun un impostor, ce ziceți? Unul, da, ce... Hai să pun unul și vedem. Stai că dau live, create game, un impostor, jucăm. În persoane care suntem acum? Jucăm așa, da, dacă e, da. De test, să vedem cum e ăsta. Stai să schimb câmpul din ăsta la mine. Am dat codul nou. Două runde mai avem, te pup, Teo, vă aștept. Microphone active. Hai că dacă el chem și pe nociv, dacă e să vină. 2, 4, 6... Lobby-ul meu acum. Așa, hai să vedem. Aici ăla e nouă lobby, ok. Microphone activated. Mamă, stai că eu sunt încă pe TeamSpeak cu băieții aici. Salut, băieți. Așa, bun, perfect. Chat, ce pălărie să-mi pun în cap? Fiți atenți, vreți să ne facem din ăsta să fim, ar să arătăm impostor de aia rău de tot. Uite, cu d-asta așa, gen roșu și cu cap de cioară. Și cu cap de cioară, gen. O să... Mamă, tu ăla nu merge codul ăsta? Ăla cu GK, nu? Pe ce? Pe Europa? Sunteți pe Europa? Europa, da, pe Europa suntem. Era pe Nord America, fiar. Dăm roșu, animalule. Nu-ți dau, mă, tu de... Codul în continuu. Dăm roșu. Nu-ți dau roșu. Dăm roșu. Nu-ți dau roșu. E al meu, de când e al tău roșu? Roșu. Când ai folosit vreodată roșu? Uite, de acum vreau să fie roșu. Ia uite, mă, eu vreau să fiu roșu. Vreți să refacem ăsta lobby-ul?
Ar da, trebui că rog. Am dat și mie eroare. Bine, atunci hai că refac lobby-ul atunci. Deci suntem pe Europa. Ce artă jucăm? Jucăm Skled, Polus, Mira. Polus. Ce vrei tu? Polus vreți? Ok. Polus e destul de măricică, bă. Păi da, e măricică să nu terminăm meciul în 2 minute. Max players cât suntem? 6, nu? 2 pe Mira. Da, hai că joc Mira dacă e. Hai că dau codul iarăși. Mira ne jucam dacă e. Hai mă, ce? Direct pe Mira. Gata, v-am dat codul. Ok. Mută facecam-ul puțin, auzi la băieții mei de pe ceață, mut facecam-ul puțin. Aaaa, că îmi spui că codul este PQPQQQXQ. Da, mama ne-a dat ăla. Nu merge să mă conecteze, îmi dă your disconnect. Da, ți-ai făcut update-ul? Da, am băgat beta. Ai băgat beta? Ciudățel. Ia vezi, ție-ți merge? Băieți, ce facem cu like cu butonul ăsta de aici? Ia vedeți cum îl bubuiți în aer. Ia vedeți cum îl bubuiți în aer. Sunt membru de o lună și nu mi-ai dat ad, Andrei, pentru că o să-ți dau ad. O să-ți dau ad, brodere. Dă-i roșu lui Rodby. Vreți să-i dau roșu lui Rodby? Eu nu vreau să-i dau roșu lui Rodby. Eu nu-mi place să-i dau roșu lui Rodby. Eu vreau să fiu Moș Crăciun, chat. Vreau să fiu Moș Crăciun cu ad, cu pălărie de asta așa. Adică duci pe telefon momentan nu. Hai că jucăm cu ăsta așa normal, chat. Rodby, ți-am dat roșu, brodere, ca să nu zici că-s rău. Roșu, drăgușul roșu, este înapoi. Glumeam. Deci stai, cine mai... Tu s-o ai reușit să stai... Acum ai intrat 2 secunde. Mie îmi dă eroare, mă, cred că intru în joc. Nu-i normal. Ție, Mădălin, ți-a reușit că eu... Nu, deci am dat un restart, să văd acum. Dă-i de restart, dă-i restart. Hai că dau și eu restart. Ce troller e Zesami, nu sunt troller. Sunt troller de la Delcari după tine, știi? Stai mă să mai dăm drumul la muzică puțin. Mai dăm drumul la muzică puțin, să mai auzi și noi o muzică. 116 persoane în Hype Train. Mamă! Ne-au rog băieții. Update-ul este pe telefon? Nu cred că este pe telefon, pentru că este beta din ce am înțeles. Vrem să jucăm. Da, și eu vreau să joc, sincer. Chiar vreau să ne jucăm măcar așa cu un impostor, cu de-astea. Chiar vreau să ne jucăm forță. Pune setările noi. Vedem, discutăm imediat cu băieții, vedem ce setări punem. Mask, mersi foarte mult pentru subscribe, brodere, te pup și te respect. Mamă, 3400 de like-uri, băieți. Mamă, stai bă puțin, fii atent, deci chat. Nu, sper că nu vă supărați că sunt în pijamale, nu? Bucatul. Mamă, stai că mi s-a văzut burtoiul. Mi s-a văzut murtoiu. Ia să vedem ce zic băieții. Nu știu ce. Încă nu merge? Adică și eu mi-am făcut update-ul și ai spus că și tu, deci nu știu. Deci sunt Europa, da? Europa și nu mergi. Da. Europa, okay. Da. Nu. Dacă faci camera. Ia, încearcă să faci tu camera, hai. Eu să o fac? Nu, eu o să fac. Se face oricare, cui nu-i merge. De intrat facem prima oară, vedem dacă merge, dacă nu facem modeling camera. Da. Ok. Hai că am pus din greșeală doi impostori, fuck. Pune 3, nicio problemă. Pune 6. Hai că pot să pun 6, da. Hai cu 5.000 de like-uri, altfel ne supărăm. Mamă, deci când o să fiți atenți, când ne strângem, suntem 2, 4, 6 pe Discord, intră Jaxi cu Teo acum. Mamă, o să sară în aer, o să rim în aer, efectiv nu se mai poate. Stai așa să băgăm codul. Ăla e D? Nu merge codul, cel puțin nu merge. Mie mi-a mers. Hai să fac unul căruia nu-i merge. Da, a mers. A, uite, a mers, a mers Luso, ia, perfect. Suntem 4, Dan aici. Tot așa deocamdată, dau copy-paste în continuu și... Dai copy-paste, că... Tocmai ce mă uitam. Cum e ce uitam la un episod al tău, bine! No, am dat de vreo 20 de ori odată și bine! Haide cu butonul de like, chat! Bra! Să rupem like-ul ăla! Să rupem like-ul ăla în două, mamă, abia aștept să ne jucăm, chat! Chut! Mamă, deci n-aveți idee! Atunci fă tu, Mădălin, și vedem dacă merge. Dar ce este aia, știi, cu eroarea, ori 6... Să vină stresul! Mamă, dacă îl chem pe stresul, mă botează din prima, de fiecare dată. Da, asta am dat și mie, stai și aici pe ăla. Da, 139 de oameni în Hype Train. Un impostor și pe ce m-a zis? Apolus, nu știu. Apolus. Ok. Să bage bă ăștia hardcore că deja e. Mamă! Două deodată!
O să... Da, nu. Du-o, stic, eu Frosty cu o donație de 10 lei care a zis, stai să văd ce a zis, stai puțin să văd ce a zis aici. A zis? Pot intra și oricum nu am șanse. Brodere, jucăm cu youtuberi acum, că știi cum e nebunia asta, că dacă te bagi așa cu oameni... Stream Snipe. Narcis, mersi foarte mult pentru membership, te pup, brodere, și te respect. Și mai avem o donație de... De la Ursu Brun, cu 10 lei de sami pe item și-o pentru FIBA gratis. Same. Da, are, are. Și eu și-o tot la fel, și tot la fel. 10 cu 8 i. Până atunci ia să-mi fac eu over. Ne mutăm pe aia? Vreți să ne mutăm? Da, ne mutăm pe normal. Vreți să ne mutăm pe normal? Da, că nu le merge, nu le merge. Bine, hai că mă mut pe normal atunci. Mă mut pe normal. Deci pe public beta pe normal. Merge proprietăți acolo. Vax gratis. V-Bag gratis. Ne-am rupt băieții pe V-Bag. Da, aparent nu le merge update-ul nou, așa că să ne jucăm pe nebunia asta veche și nu contează, perfect. Hai că băgăm noi repede create game polus 2 impostori. Vă dau codul acum pentru update-ul vechi. Da. Aia zic. Gata, băieți, haideți. Cocoșiați. Suntem transpirați sau sal? Eu sper să fim transpirați. Am fost deja în oraș, am alergat, am transpirat, zic că e ok. Eu sunt transpirat în momentul ăsta, sincer, gen la propriu. Păi și ce am fost până acum, mai devreme. Deci iar nu-i merge lui Mădălin? Nu, stai așa puțin. Nu. Du-ți de Q, te pup, bă, te pup, brodere. Dacă ai membru, o să-ți dau ad. Mamă, chat, deci fiți atenți. Cum o să jucăm în seara asta? Deci o să învăț atât de multe lucruri, o să vorbesc atât de mult și o să explic fiecare chestie pe care o fac, de ce fac chestia asta, ce se întâmplă, dacă o faci, dacă nu o faci. O să fie nebunie, sincer. Hai cu 5.000 de like-uri? Mă, ar fi bine să avem și noi 5.000 de like-uri gen așa de control. De control. Fanpage The Sami, avem un fanpage al lui The Sami. Băi, chat, până începem și noi, îl ajutăm și noi pe The Sami puțin, fiți atenți. Instagram.com, uite, Sami Dicu. Asta 9718. Te pup, brodere, a devenit membru și a și donat. O să-ți dau, brodere. Bă, avem 96.000, 97.000 avem. Chat, hai aici cu un buton de follow. Să facem 100.000 odată pe Instagram. Mamă, ia uite aici fetițele Powerpuff. Eu-l pe stresul. Hai că vedem dacă intră. Hai acolo cu un buton de follow, chat. Stai să vedem, câți mai trebuie să intrăm. Action. Vă merge? Da, da, merge perfect. Da, dați puțin partajare să văd că avem. Da, de fapt avem cum să dăm, cred. Nu a fost. Hai, pe Discord. Păi le dau acum, că oricum are aceeași orare ca mine. Deci, Fortnite, cum să nu? Pune link-ul pe chat? Uite să pun link-ul pe chat, să vadă băieții The Sami. Ia uite-te, pun link-ul pe chat. 4.500 de oameni pe live, să mă arăbar coreleții și nu dă nimeni. Nu dă nimeni like! Nu dă nimeni like! Mamă, nu dă nimeni like la 4.500. Nu dă nimeni pe la... Ia, hai să vedem. Dacă eu dau refresh și nu se face 97.000 5 tute. M-am supărat pe voi. Deci eu m-am supărat pe voi, stai să intru în jocul lui Tataie. Să vedem ce facem aici în jocul lui Tataie. Că eu e așa, bun frumos, jocul lui Tataie, bun frumos. Bă, pe aia încă-ți dau o versiune. Așa. Ia uite pe... Vâtele mele. Bine să-l conversația asta. Stai să văd dacă am apăsat băieții pe butonul de follow. Ia să vedem. Dăm un 97. 97, vreau 97,1 măcar. 97,1 chat. 97,1. Măi, ureților. Măi, v-am prins. Mă știu ce să-mi iau o cola, sincer. Le dau chestia asta. Băi, Japon. Pregătit să jucăm și mie și deci a intrat, a intrat și Teo și Jack Salone. Vă pup viețile mele, cum zice prietenul meu. Păi stai mă, vă dă doar vouă sau ne dă tuturor? Nu, nu, mă dă Mădălin și Dani. Da. Aveți versiune băgată? Samin, dai și mie, bro, ăla, codul? Codul, da, uite, vi-l dau. E ăla cu P-Y. P-Y, T-M. Hai că, da, dacă e așa. Uite aici, ai cum să dai. Pune, spune pe tot. Da, ok, vreau să văd dacă mă las să simt. Băi, chat, eu sunt curios, am ratat vreo donație, am ratat ceva, nu vreau să mă simt prost dacă cumva am fost puțin prea pe hype aici și nu, și nu, v-am ratat o chestie ceva, vreun membru ceva, vreo nebunie de asta. Să nu cumva, uite, a intrat Jaxi. A intrat și B, cine e B? Eu, salut B. Stați-mă, că eu n-am băgat codul bun.
Este... L-a dat Ganicus mai sus sau? Ganicus nu e aici, bro. Cine mi l-a dat? Eu l-am dat. La Sani ultima oară. Asta este PY. De pe general, zice ca să rezolvi bagul ăsta. Mai dăm și mine ăla o dată, bro, poți? Sau poate să mi-l dea cineva? Mamă, chat. Vreți să vă zic ce mesaj am în chat? Ne strângem, așteptăm. Au ceva probleme băieții și nu înțeleg de ce, sincer. N-am nicio mai chestie de ce. Gen, au probleme și nu-i lasă, nu poate să intre în lobby. Asta e super ciudat. A zis cineva că Summit-ul e îngreșat puțin sau mi se pare? Ce adică, se pare că sunt puțin îngreșat sau? Ai hashtag general acolo sus. Da, de pe hashtag general. Gata. Eu nu știu cu Discord, da. Da, nu, e intri pe general acolo. Perfect. Gata, am intrat și eu, ia uite. Suntem 7, bine! 7, suntem top, mamă. Hai că filmăm azi. Dacă vreți dăm unul, de fapt stai, n-avem cum să dăm așa, că bă, cred că e un impostor. E un impostor. Da, așa în 7 persoane cu un impostor merge, așa. Da, merge. Știi imediat, știi? Sau, bă, nu știu. Mădălin, nu cred! Împărțim banii ăștia. Împărțim banii, da, am zis că intră. Hai să dăm un start așa, vreți? Da, așa. Uite, suntem 8, bă, când am apărut 8, primul meci de Among Us, let's go! Hai! Crewmate! Hai să prindem impostorul ăla, chat! Hai să vedem. Bob se duce, Mădă se duce, Dani se duce la cheie. Rodby cu Jaxi stau pe loc. Bun. Rodby cu Jaxi, ok. Hai să facem repede nebunia asta aici. O să da lumina, Falkenstein. S-a făcut lumina, ok. A fost Mădă cu Bob, ok. Ok, Mădă cu Bob a fost. Sunt doi, nu cred că sunt doi. Jaxi după mine, de ce Jaxi? Jaxi vrea să mă omoare? Nu știu de ce. Băi frate, vă zic din prima, eu nu știu harta asta, am ocolit puțin pe jos și abia după am văzut că eu aveam tocmai în laborator sarcinile. Și ce crezi, la intrare în laborator l-am găsit pe Dani Den zăcând așa pe spate. Dani Den l-ai văzut acolo în stânga, este? Da. E. Nu în stânga, era fix la intrare în laborator acolo. Adică jos sau în sus, bro, în sus. În sus, a, la med. Deci, iată, cum ai coborât de la bază fix în dreapta acolo. Deci, hai să vă zic, ce am văzut eu în partea stângă. Deci au fost luminile și luminile au era Bob cu Mădălin. Eu am fost cu Jaxi, nu s-a despărțit de mine. Da, și gen singurul care s-a dus în dreapta a fost Bob. Primul, că singurul care s-a dus în stânga, a fost Bobo. Oricum, Sami, fii atent că nu s-a dat double kill, s-a făcut doar... Nu, că e un singur, deci, impostor. E un singur impostor, că suntem 8. Da, că suntem 8, când... Înțelegi? Câștigăm de acum altul afară pe Bobo. Mă, Bob a fost primul la electricitate și a venit al doilea după el. Cred că putea să mă omor, dar nu, n-avea cum să nu. Deci, eu știi ce-s curios? Mă, de tu unde te-ai dus după? Eu m-am dus la Weapon, acum sunt la Weapon jos la misiune, la meteoriția aceea, la... Ai fost la Weapons? Da, acum sunt la Weapon. Jaxi, l-ai văzut când a trecut pe lângă noi? Da. Păi cum să-l văd, mă, străgi, noi când am trecut, ori s-a dus din prima și n-a venit la lumină, dar dacă a fost la lumină nu prea avea cum să treacă, gen, cred să nu-l vedem. Hai noi, vedem că era un mă, cum sunt doi impostori? Stai o țără, Rodby, tu unde Dumnezeu ești? Eu? Fii atent, am făcut cheia de la început, după aia m-am dus și am făcut labirintul cu lumina aia. Aha. Da. Deci... Ce ai făcut jos acolo? Mădă. Da, zice misiune. Eu am avut misiunea aceea sus cu cheia de învârtit și da. După aceea... Da, nu, mai mă, de la am crezut pe mă, de gata. Ok, bun, așa, ok, bun. Mie, bubă, mi se pare puțin putregai, gen. What the fuck, tu? Eu când am venit la lumină și am luat în jos, Sami, Bob se ducea în dreapta, să știi. Se ducea în dreapta, Bob? Ok. Hai să dăm skip, skip. Păianjen, aveți încredere în Păianjen 2020? Totuși e impostor, nu doi. Skip. Mă, dar nu știu, mă, da, am încredere, sincer. Mi-a zis că ea la început și mă, dar nu prea știa gen de cheie, sincer. Eu, adică, da, înțelegeți? Rodby nu zice nimic. Da, mă, Rodby nu zice nimic, aveți dreptate. Bă, sunt doi impostori? Drăstit, tu impostor în. Eu să dau cu Jaxi, sincer, vreau să dau cu Jaxi. Că în Jaxi am încredere, gen. Cu Jaxi am stat ora trecută. Salut, brother, hai vină cu acest, stăm amândoi, suntem prieteni noi, gen. Ok, să dau iar luminile. Teo, ia să vedem. Cred că, să vezi, fii atent, să vezi că e Teo. Mă, cine a făcut ăsta? Deci eu sunt cu Jaxi și unde e Teo?
Vreau să merg pe Vital, sincer. E pe camere cineva. Nu a dat nimeni kill. Pe camere, o fi murit pe, la camere, nu? Stai să ne ducem repede la admin. Deci până acum 3 in 2, 2 în laborator. 3 in 2, 2 în laborator. Niciun kill făcut. Bob, mă omoară Bob. O să mă omoare Bob, fiți atenți, fiți atenți, mă omoară Bob. Mă duc, mă duc, mă duc acolo. Te pup, te pup, Mirel, n-am auzit, n-am auzit ce a zis Mirel cu donația. Cu donația lui magifică. Jack Salone, fă luminile, Jack Salone, so what the fuck, ok. Deci, știți unde l-am găsit, în weapon. Bob, o singură întrebare, o singură întrebare, Bob. Yes. S-au dat lumini, tu de ce n-ai venit la lumini? Pentru că te-ai dus tu și eu l-am făcut deja prima oară. Și tu unde ești acum? Unde ești acum? Sunt la lavă în dreapta. Vă zic, e mai lăsat. E clar. Cum să fiu eu? Robby, tu să taci când eu vorbesc. Tu să taci. Bă, eu zic că nu e Teo, că dacă era Teo putea să mă moare, eram singur acolo în dreapta. Unul la mână, unul la mână. Sunt doi impostori, pentru că scria la final că sunt doi impostori. Doi la mână. Eu am fost în stânga, mi-am făcut ăla cu umplutul de canistre cu oxigen. Era Mădălin cu mine când a reparat lumina. Mădălin acum a murit, era și Bogdan și s-o de fac acolo. Deci s-o de fac era cu mine, a venit și el exact când eram jos acolo la O2. Și apoi am mers drept către admin, unde am întâlnit cu tine, Sami. Și tu după aia te-ai dus la lumini, eu am rămas să-mi fac. Dar eu știi ce sunt curios. Stai puțin, eu astăzi vreau să-mi zică Rodby. Ce face Rodby? Ce zic că e Sami? Am agitat așa. Hai să vedem ce face. Am mereu agitat. Bro, eu... Cum să mă dați afară că sunt agitat? Doi sunt. Deci dacă sunt doi, e ce zic că dacă deci fii atent, dacă sunt doi impostori, e așa, fii atent. Deci dacă sunt doi impostori, înseamnă că e... Rodby. Bă, Teo nu m-a omorât și nici Jaxi nu m-a omorât, că m-a văzut. Și eu m-am întâlnit cu Rodby în laborator, să știi. Și eu m-am întâlnit cu Teo și cu Rodby acolo, deci... Și unde e kill-ul? Unde e kill-ul? În weapon, în fața meteoriți acolo. Ok, deci dacă ar fi să suspectez pe cineva, sigur persoana care a fost lăsată cu Mădălin înainte să mă întâlnesc cu tine, Sami, era Bogdan, adică s-o hai să spun că de fapt tu te-ai dus acolo, cu Mădălin. Nu, Mădălin s-a dus în weapons, eu acolo l-am lăsat. Nu, bro, eu am făcut, voi ați plecat amândoi, am avut bidoane, să umplu. Deci sunt pe mute în momentul ăsta, mi se pare super suspect să o atăfac cu Rodby, sincer, 100%. Votăm sau lăsăm să ne omoare? Bă, zic că votăm pe cineva că dacă facem... Eu zic cu Rodby or so what the fuck, nu știu, am gen... Rodby n-a zis nimic. Băi, ți-am explicat ce am făcut, am spus că m-am văzut cu groază de oameni. Nu, voi v-am spus ce am făcut exact, what the fuck. Bă, n-am știut ce se întâmplă, mă mâncau așa. Se zice gen... Aha. Cine a făcut lobby-ul, sincer? Ok. Nu știu, trebuie să-l modificăm, că e... Da, e pârnaie. Bine, Zami cu colorile lui nebune! Ok, cine a luat apărarea? Cine a luat apărarea lui so what the fuck chat? Cine a luat apărarea lui so what the fuck? Deci dacă e Jaxi și s-a ținut după mine chat, deci dacă e Jaxi și s-a ținut după mine, eu mor de... Mamă, nu cred. Hai să vedem. Ok, lumine, de aia am și venit spre lumini. Tot timpul se dau lumine și încearcă să se facă kill acum tot timpul. Nu e Jaxi, nu știu ce să zic sincer. Hai să stăm puțin pe camere. Bob se duce în jos. Rodby, bag mâna în nu. E Bob. E Teo. Ok, Teo, stă la asta. E Teo! Bă, l-am omorât lângă mine, mă, e la mișto! Bro, l-am văzut pe Bob mai înainte pe camere. Gen, Bob nu a făcut niciun kill, tu ai dat... Bro, eram cu Jaxi și cu Rodby. Da. Am venit din weapons, da. Fix atunci ne-am întâlnit cu Bob, da. Și l-am omorât pe Roșu. Pe Roșu? Așa, bun, ok, deci stai. Deci, atent, Sammy, ok, da, zic. Zic că o viziune obțin mai clară. Bro, sunt puțin suspect, da, sunt suspect de Teo, pentru că eram stat cu noi acolo, dar și Jaxi mi se pare extrem de suspect pe faza de tura trecută și mi se pare că s-a și mișcat acum când s-a făcut kill. Deci stai puțin. Teo, tu l-ai văzut, Teo, tu l-ai văzut pe Jaxi că, tu l-ai văzut pe Bob că a făcut kill-ul? Deci fii atent. Eu eram la weapons cu Rodby și cu Jaxi și mergeam să facem luminile, dar erau ușile închise. Cred că fix atunci s-au închis, ai înțeles? Ok. Și când a venit și ceva vreme și când a venit și Bob, fix atunci s-a făcut kill-ul, dar eram în stag, dar pot să bag mâna în foc.
Eu... Că eu cu Jax în runda trecută am fost. Deci tu l-ai văzut și pe Bob că a făcut kill în fața ta? Nu, nici cu Rodby. 1v1 oarecum și nu ne-am nu m-a omorât nici Jax. Atât vreau să-mi spui, Teo. L-ai văzut pe Bob că a făcut kill în fața ta? Băi, eram tot acolo. A fost kill ăsta. Nu, ți-am zis dacă Jax nu e Rodby, nu e clar că e Bob. Nu. Nu, eu zic, eu bag mâna în foc, Teo, deci bă, bag... Eram nu pot să cred acolo, eu, Teo, Rodby și Bob. Deci fii atent, Sami, dacă nu e Jaxi, sigur e Teo, atâta zic. Nu, n-are cum să fie Jaxi, Jaxi, nu știu, m-ar fi omorât pe mine la început. Jaxi m-ar fi votat pe mine la început, eu zic că e Teo. Wow. Deja m-au votat, adică nu știu ce să-ți mai zic, dacă o să... Bă, sigur, dacă nu vreți Bob, dă-mi mergeți și-l butăm pe Teo, ca idee. Ia, dai emergency unde, că nu știu câte kill, dacă e 22 de secunde, e fix câte e sub emergency. Nu, eu zic că e Teo, eu zic că e Teo. Jaxi m-ar fi omorât la început de tot când am fost cu el, s-a făcut un kill. Bă, frate, era stat kill, eu nu mi-am dat seama cine a omorât acolo, dar era Bob or Teo. Și din moment ce Bob a încercat să o dea pe mine, eu zic că el e. Bă, eu zic, fii atent, Bob, ce ai votat? Eu am votat Teo. Bun, să votez și eu ca să nu scoatem. Ia uitați-vă, Doamne. Da, e Teo! E Teo pentru că zice, ia uitați-vă, bă, deci Teo e 100%. E Teo 100%, ascultați-mă la tine. 218 persoane în hype stream. Tot cu Teo am fost. Ok, bun, fiți atenți, ok. Boba și asta. Fii atent, Teo e 100 la miliard. A încercat să-i joace, gen să-i dea frame lui ăsta, cum se numește, să-i dea frame lui Bob. O să vină Teo după mine, fii atent. Psydox, mersi mult, brodere, pentru subscribe, te pup. Pentru... Nebunia aia, știi tu, pentru Memberstein. Stai, îți dăm așa. Ok. A făcut kill, bag mâna în fot. Deci, fii atent, Teo, dacă vine acum, se duce Bob acolo. Deci, dacă eu mi-am luat schem cu Bob, sincer... Hai. Fă mă ăla, așa. Mă duc și dau emergency. Nu-mi pasă, efectiv nu-mi pasă. Te rog, să nu mai bătim de un kill. Nu, vreau să-l scop pe Teo, Dragoș, te pup, brodere. De fapt, hai, facem quest-urile chat. Facem task-urile sau... Eu zic, nu, eu nu zic că e Bob. Sincer, mi-am schimbat părerea. Nu-i Bob. Vreau să vă pun de fiecare. Nu se vede niciunde. Bob 100%. Nu e third impostor Sami. E ăsta, cum îl cheamă? E Teo. Bag mâna în foc pentru Teo. Fucking shit. Abia aștept să schimb astea, cum se numesc. Schimb setările de la joc. E prânaie meciul. Mamă, haideți băieți odată. Eu zic că ești tu. Ce zici tu? Mamă, s-a făcut kill-ul chat. Hai să mai încerc puțin, mai încerc o dată. Bravo, puiule, bravo, nu știu care ești acolo. Vreau să găsesc emergency repede. Nu uite, Teo, mă omoară. Mă omoară, Teo. M-a omorât. Bob a murit, e Teo în cazul ăsta. Da, exact. Asta zic și eu că e Teo. Nu mai ascultat Jaxi. Nu mai ascultat. Mamă, ce le făceam. Până lângă mine toate turele, dar acum mi-am dat seama. Ai votat mult prea rapid. Omul n-a făcut niciun task, acum mi-am dat seama aici de bun. Bă, Teo, de ce mi-am dat seama aici? Dacă nu se ducea la Vitalis. Cooldown, bro. Deci dacă nu mergeam la Vitals, am zis clar s-a făcut. Clar s-a făcut kill-ul. Deci vreau să ziceți pe chat Creier the Sami, pentru că oricum gen. Stai puțin, hai să facem asta cum trebuie. Emergency cooldown 20 de secunde kill. 22,5 kill distance short, visual task off, common task. Așa, stai puțin, vă place cum am făcut astea? Deci,
Voting time player speed așa, crewmate 05, 1.25. Îți place? Mamă. Îmi place așa ce arăt. Dai pe 0. Confirme Jack off, așa, bun. Mamă, kill la 22, ioi. Sau vreți 25? 25? 25 ca să fie la fel cum emergency meeting. A mai intrat cineva, mai avem... Tot 8. Vreți să punem... Hai să dăm așa, dăm cu 2 impostori și jucăm așa. Mamă, o să se ducă repede. Dacă sunt câte task-uri? Mă, e destul de ok. Poate 4 short task-uri voi. Hai să pun cred. Dacă îl vota Sami atunci, bă, pe Bob. Da. Da, vezi de ce că da asta cu el și de aia. Da. Da. Hai că e ce trebuie, te pup de bucată. Ia zină. Faci task-uri, vă rog eu frumos. Deci dau start? Aia, dar nu mai pot. Bă, oricum a fost da, dar... de la început că nu se știa că sunt doi impostori. Da, nici eu nu știam că sunt doi impostori, adică sincer. Noi am votat prima tură, prima tură crezând că sunt doi, adică... Deci, Bob, tu ai fost cel, cred că cel mai suspect, deci dacă nu-mi dădeam seama că e Teo, eu am zis instant, Bob. Sincer. Nu am făcut nimic, nu, eram în stăcă. Dau start? Nu mi-a zis dacă dau start sau nu. Da, eu sunt da. Am dat start. Good luck, guys. Voi. Haide, ia să vedem. Bun. Ia, Mădălin s-a încercat să dea și el un fake acolo de control. Ori a încercat să dea fake-uri, a zis că... Bă, ce viteză asta așa mare? Nu e viteză mare. Ba da. Ori a încercat Mădălin să dea fake. Ori am fost un pic de impostor, gen aceea putred, gen. Sincer, cum ar fi, gen? Mădălin să fie impostor, chat. Cum ar fi? O să le întreb, asta e prima chestie pe care, gen, efectiv... Vreau să mă, o singură chestie vreau să întreb. Ce zi, hai. Ai făcut cheia, Mădălin, nu? Da. Ok, da, e clar. Am făcut-o pe aia din stânga, Giud, cu racheta. E clar. Okay. Băi, dacă mai e rapid, eu ce vrei să spun? Dacă mai e rapid cu cheia, cum e? Bă, sincer, degeaba le întreb pe el, pentru că s-au dus o 3-4 la cheia. Bă, nu, fii atent, eu am zis așa, deci fii atent, am și zis așa. Deci, ori s-a dus mădă să dea fake, ori e impostor și n-a știut. Nu știu, era mai mult. Nu când a făcut cheia prima misiune, a fost rachetă? Și a doua misiune care a fost? Am mai avut cineva rachetă? A doua misiune n-am mai fost, pentru că efectiv m-am dus la reactor cu Bob. Te pup, Alex, te pup. Deci, hai că-ți explic ce a fost, că probabil că se bulbuie. Deci, am fost acolo, la început m-am uitat, văd, s-a dus 100 în stânga la cheie, 100 în cealaltă parte acolo. Când să coborâm, s-a dat închis peste tot. Am deschis ușa, de reactor, m-am dus cu el în sus, cobor în electric. Mi se pare... Băiatul meu distrus. Se pare că Bob o ia așa, părerea super random. Mie mi se pare... Dacă era cu el, dude, adică nu este un argument prost. Ce vrei să fac? Adică vrei să zic, da frate, ele, că nu știu, se bâlbâie, dă-l pe ăla afară. Bă, nu știu ce să zic, gen... Bătim. Oricum suntem 7. Bă, am o întrebare, bă, da. Care a fost primul pas pe care l-a făcut, că nu... Îl cui? Racheta? Ce rachetă? Da. Ok, a fost Sami acolo cu tine, deci... Da, sus aia, trebuie să dai navigația aia stupidă. Și unde a fost făcut kill-ul? Kill-ul în electric mai jos, l-am văzut fix când coboram, se vedea foarte puțin pe geam. Gen, era înăuntru în electric, aproape intra în O2. Mie asta mi se pare puțin așa, gen cum l-am luat la întrebări pe mădă, mi se pare puțin așa, gen că Bobi a luat, că am luat apărarea. Mie asta mi se pare, sincer. Era normal că mă pierd, lasă-mă să mă încălzesc și eu puțin, eu ți-am zis. Da, s-a băgat Bobo random așa într-o dată. Bă, dar nu s-a băgat random, bro, adică nu mai știu de ce era random. Pentru că tu oricum vreau să mă acuzi pe mine, indiferent că fac ceva sau nu. Și da, corect. Nu știu ce. Bă, că uneori nu se dă informația cum trebuie, așa. Nu, am dat skip. De ce dăm skip? Mamă, cam putre Bob cu mădă, sincer, chat. Cam putre Bob cu mădă. Lasă-mă să mă încălzesc, da. Te lăsăm să încălzească. Nu eram pe mute. Hai să vedem cine face task-urile. Vreau să-l văd pe Mădălin, unde e Mădălin? Mădălin, chat, ați văzut ce-a făcut Mădălin cumva? N-am văzut ce-a făcut Mădălin. Nu, se face kill acum. O să trească să fucă dacă nu mă omoară pe mine, fuck. Ori se face este kill. Click. Mă dă-te-o Bob.
Mă dă Teo Bob, hai să-mi fac questurile, fuck it. Hai să-mi las pe băieți, îmi pace că... Cred că după aia zic că sunt prea cringeache și prea ciudățel că m-am luat așa prea instant de ei. Dacă se dă double kill de două ori, mă duc... Hai să vedem la vitals. Când sunt situații din astea, aș merge direct pe chestia asta. S-a dat double? S-a dat double kill, fuck it. S-a dat double kill. Hai să... Unde? Cine? Păi... Eu am zis că s-a dat double kill, nu știu unde, ce și cum, dar eu tot zic că-i mă dă cu Bob, că Bob i-a luat apărare la început, da, când am sărit foarte tare pe el cu chestia aia. Deci pe ce e scoate în prima oară, mă dă sau Bob? Da, nu, lasă să vorbească Bob, da. Nu, deci am vrut să zic ce a făcut Tom, pentru că eu l-am văzut și era lângă mine. Nu i-am luat apărarea, pentru că după ce ai zis că îi se pare suspect și ți-a, da, și mie se pare. Uite, asta e prima chestie suspectă, că practic tu la început i-ai luat apărarea și a doua chestie suspectă mi se pare că ați spus, uite, că după aia a zis, mă, dacă după aia ați mers amândoi împreună. Acum vreau să știu. Unde sunt? Unde am mers împreună? De unde am zis că am mers împreună? Efectiv, deci am făcut misiunea. După aceea s-a dat reactorul. Am fost la reactor cu Bob. După aceea eu am plecat. Adică Bob a plecat de lângă mine, de la reactor. Și am venit după el. Iar el a zis că a găsit... Eu aș merge pe mădă, sincer, nu știu. Pentru că pe Sami l-am văzut că a ieșit de la... Sigur n-a făcut. Eu sunt pe Sami, acum am văzut. Da, eu pe soată fac, l-am văzut în dreapta, deci nu știu unde skillurile. Dar nu știu dacă e visual task on, că dacă... Nu, sunt top. Și ideea e următoarea. Teo, Bob și mădă, ați fost la Electric toți trei, corect? Deci cel mai probabil kill-ul a fost făcut în O2. Ce mai posibil, eu am plecat de acolo, pentru că nu mai aveam ce să fac. A, și au omorât doi oameni mădălină. Păi, aia a fost un... Păi, s-a dat double kill, gen Bob cu mădă. Robby, tu fii singur în specimen, nu te clarifică, nu te curăță nimica. Ba da, nu m-a văzut nimeni tot meciul. Păi, aia e problema, că tu garantezi pentru tine. Nimeni nu garantează pentru tine. Deci am în vedere că eu acum l-am 100%, știu că nu e Sami impostor și de asemenea nici Robby nu pare a fi. Păi vezi, domnule, jocul ăsta trebuie să știi să am încredere, sincer, că ar fi bolțele. Posibil, deci, dacă am dat-o greș cu mădă... Nu, pentru că știu că ați fost voi doi singuri acolo, Rodi, cu Bobo ar fost, n-a bunge treabă cu voi și voi vă luați apărarea unei alte, scuze, ok. Hai că o să fac eu task-urile acum. Hai, ia-mă de aici. Așa, acceptăm, bum. Ok, am închis ușile. Vreau să văd cum merg oamenii, gen, sincer, asta sunt eu curios, ia să vedem. Unul e laborator. Oricum sigur se face un kill acum. Ce, adrupeți voi butonul de la cocoșați-l acolo. Unul e în laborator, unul e în communication. Cine e în electric? Cine e în communication? What the fuck? Chat, cine? Chat. Unul e în electric, unul în laborator, unde un admin în office. Doi în admin. A fost cineva și a dat vent, chat. A fost cineva cu mine în admin și a dat vent. A fost cineva cu fucking mine în O2. Deci dacă e rugby, sunt cel mai prost. Rugby, unde ești, puiule? Hai să vedem, ok, s-o ia aici. Ok, bun. Hai că mă duc să fac questurile. E ciudat, bă, ce-a dat cineva vent, chat, ați văzut? Și-a dat cineva vent. Fuck, am greșit-o. Două questuri, hai că mă duc eu repede la electric. Hai, chat, acolo cu butonul de like, poate reuși să faci și noi 7000 de like-uri. Aș fi recunoscător dacă ați apăsat pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Ok, fuck it. Fucking knew it! Am știut! Deci, băi, indiferent că m-am urât ca nu, gen... Vedeți aici ăsta? Halo, unde sunteți? Îl vedeți pe ăsta? Atâta e, gen, atâta e creierul! Fix acum intram în electric și l-am găsit pe Sami întins jos. Așa. Da. Voi unde sunteți? Posibil să câștige. Eu am terminat ultimul task. Posibil să câștige, posibil să câștige. Exact, spre specimen că nu mi-am făcut task. Sami, impostor, dacă sunteți de acord, lăsați like-ul, te pup, băi, sinere, te pup. Deci, self-report, te pup, Bob. L-am găsit acolo. Crea voastră. M-am uitat pe camere, am văzut că era descărcat acolo, nu știu. Deci, GG, a fost nice. Deci, pare rău, Bob. Oricum, aveți să-i fac.
Deci, deci de la început de tot am zis că mădă, dacă se duce la cheie, ăla l-am luat. Mă, de ras cheie. Să nu ai chat-ul activ, bro, când ne jucăm, că e jale. Nu, oricum nu mă uit pe chat, gen oricum, de la început de tot am zis chestia aia, nici măcar nu m-am uitat pe chat. E mai corect. Dar Bob, știi care e chestia, Bob, nu-i apără la oameni de fel? Gen, încearcă să te facă să fii prost. Băi, dar nu mi-a luat apărarea direct sau indirect. Ideea e în felul următor. Mie nu-mi place nici când încep să le iei pe om și omul nu știe ce să zică și poate chiar e inocent și dăm pe cineva afară. Că ni s-a întâmplat des. Adică de câte ori n-am dat pe Max afară? Da, oricum, acum, atunci nu l-am dat afară. Oricum, îl luasem așa super tare că gen asta am zis de atunci. Dar nu vreau să mă găsim de oameni că e destul de greu. Ba da, stai că mai am eu un băiat care mi-a zis că joacă. Intră tataie, mă. Ar trebui încă doi oameni să fie mai smash! Double kill e gata. Da. Păi două double kill-uri, atât. Mergeau și prima tură mergea făcut double kill, că... Da, sincer. N-avea nimic să vadă de la reactor acolo unde a murit. Chat! Vă place cum joacă The Sam Impostorul? Fără cașto, ziceți. Ziceți și mie dacă vă place cum joacă The Sam Impostorul. Stai să văd unde suntem aici, frate. Așa suntem aici. Mai găsim și noi doi, oare? Pentru că am crezut că mai sunt oameni gen prin zona aia de acolo, dar v-ați dus toți ca cârtițele în dreapta. Da, stat grupat. Bă, deci ce unlucky a fost pentru mădă, bă, sincer. Deci, da, mă, mai luat tare, efectiv, știam ce să spun, dar am zis da, că pana mea. Am zis da, ca să mă scur rapid. Eu oricum fac la început doar de al naibii, indiferent că scrumeț sau impostor, adică... Dar chiar punem pe beta sau lăsăm tot așa? Nu, lăsăm tot așa, sincer, n-are sens. Chinuim cu erori, cu prostii. Ai găsit noi două persoane sau... Asta aș zice, da, aș zice că gen ar fi ok. Da, două persoane neapărat, dacă putem. Bă, să am eu un big like pentru tine, te pup, băi, Sebastian Pricop. Da, o să mă răgeam, mă, și gândeam, zic, bă, sunt ok, bine, am reușit. Am făcut arările. Cetatele ca fantomă. Bă, nu știu dacă e Fizz zone să joace. L-am întrebat eu deja pe Fizz și mi-a zis că e plecat într-o excursie. Stai că l-am găsit eu pe special, l-am găsit pe special. Și suntem 9 totuși, adică e mai bine. Ok. Imediat. Hai să ne facem 10 cumva, ca să îi dăm un după liniștiți. Ia stai zi ce faci Insanity. L-am întrebat și pe Insanity, mi-a zis că are treabă, sincer. Stai că zic ce treabă are. Am înțeles ce treabă are. Da, ai văzut, ai văzut și tu, da. Să joacă o omă ce vorbește așa. Păi nu, dar gen din ce știu... Își rezolvă chestiile cu... Chiat! 170 de like-uri, îți face 7000 de like-uri! Dararara. Joc și-o, boss. Bine. E live, nu zic, nu, dar nu știu ce face. Cine? Vorbește. Nu, suc, nu, suc. Băi, Sami, uite, un player speed e 1.25, frate. Da, vrei să-l dau mai mic? Dacă vrei să-l dau mai mic, bro. Nu, că de mine la pe 1 te mișc ca o țăstoasă, dude. E mai îngreșat. Uite cum ne mișcăm, zic că ne-am îngreșat. Bă, noi ne-am pus acum viteza asta așa pentru că de obicei aveam mai multe task-uri, știi? Și ca să ajungem pe toată harta repede și mai ales că jucasem pe alaltă, pe prima. Hai că intra și special. Stai puțin. Da, suntem nou, da. Au, salut special, salut. Salut. Salutare. Bine. Ne mai trebuie un om. Hai să ne luăm până următorul. Hai să dăm start că se închide lobby-ul. Dau start. Da. Dai. 7000 de ligare, chat! Good luck at have fun. Vă pup. Iui. Hai! Hâț. Aia zic! Cheie direct. 2, 3 și... Bum! Hai să vedem restul. Ce face restul persoanelor. Bum. Să facem o de-asta așa de control gen. Să băgă direct acolo. Așa. Băgăm aici, boom, la Kamerenstein. Special face nebuniile alea. Ce stăteu cu crățăul după mine? Ce stăteu? Ia să vă blochezi acolo, mă, puii mei. Boom, așa. Chidem office-ul. Așa vedem unde sunt oamenii, în caz că omorâm pe cineva. Să văd, cheie, ce am la cheie? Am în dreapta. Hai, vină cu acea, brother, vină cu acea. Las-o, du-te acasă. Salut, Rodby. Hai
să mă duc acum către ăsta. Bun. M-o fi sun încă o dată. Ce-a s-o m-a lăsat? Mă, băi, stai, de ce erai aici? Ce făceai tu aici? Ia zi, mă, de mai întâi tu. Eu ce să zic? Păi cu Sami, ce voiai să zici? Cu Sami că a ieșit de la canistra aia de acolo și nu știu, parcă mi s-a părut... Nu am ieșit de la canistra, am venit către electric și când s-a făcut electric, după aia am intrat în canistra, gen să văd dacă e vreun corp acolo. Cum dacă acum te-am văzut că ai ieșit de acolo? Acum, chiar acum, după ce am făcut electricitate. What the fuck, bro, gen, am intrat efectiv să verific dacă, gen, să dau double check dacă cineva e mort acolo. Bă, înainte să mai ziceți voi orice, vreau să pun o întrebare, că Jack s-a venit cu mine în laborator. Așa, am stat să fac, și ochii acum. Am stat să fac gen telescopul și dar el n-a mai venit, nu știu, a plecat undeva, nu știu. Am făcut asta, l-am bătut după, am făcut pe ăla cu nodul, am dat drumul la epurbete și după m-am scanat, eram cu Dani Ten acolo. Da, l-am văzut. Și m-am întâlnit cu Mădălin. Am două întrebări, stați un pic, odată, la ăla cu epurbete, crește bara de task sau... Da, crește după ce te duci, că trebuie să aștepți un minut. Ok, bun. Da, exact. Deci Jack e safe deocamdată, bun. Ideea care este, eu l-am găsit pe special, în da. Admin leșinat. Nu în admin, scuze, acolo unde se dă cu cardul, gen, office, nu? Unde se dă cu cardul? Da, unde se dă cu cardul. Adică cum, exact la camere. Păi era cineva pe camere? Nu. Eu eram, dar practic n-am văzut nimic. Cum? Cum? Stai că m-a întrebat cineva. Nu știu. M-a întrebat cineva ceva. A zis ceva Sami. Sami, ce misiune ai avut? Ia spune. Da, ce task-uri ai făcut? Am făcut cheia și în stânga rachetuța și după aia când m-am dus în jos că s-a dat prima oară... Ce cheie? Cheia din dreapta, what the fuck? Ce bă, eu sunt mort, stai, eu sunt mort. Oh my god. Băi, ideea e în felul următor că pe Teo l-a lăsat împreună cu Sami și cred că și băi, cu... Bro, unde l-ai lăsat cu mine? Eu nici nu l-am văzut pe Teo. Singurul pe care l-am văzut acolo la office era Sami, pe care... Bă, repede. Unde m-ai văzut tu pe mine, bro? Eu am dat skip că nu... Eu zic să nu votăm pe 7, frate. Oricum suntem 7, nu votăm pe 7. Să fiți atent la Sami, pentru că mi s-a părut foarte ciudat că a ieșit de acolo de la aia, de la... Bro, am dat double check, what the... Mie să nu fi dat vent. Double check, o? Ok. Doamne, deci dacă... Fui de cum, eu să nu se vă închidu aici și-o pe toți. Unde-i băieții? Bagă-i repede, poate n-apucă nimeni, să n-apuce nimeni. Bun, perfect. Oricum, partea nașpa e că gen... Ați cam mers așa puțin la băieți și le-a zis în chat. Deci eu sunt în specimen acum, fac, astea sunt cristalele, cred. Bun, unde trebuie așa, bum, șacalaca, în specimen. Hai să văd ce și cum îi închidem aici, că sigur sunt în O2 și în electric. Salut, Jaxi. Salut, băiți. Salut, Bob. Cum asta? Specimen cristale. Dani, ok. Dani e ușor. Hai să vedem, facem așa. Bun. Asta. Deci, eu cu Jaxi pot spune că suntem safe 100% pentru că am fost, efectiv m-am urât, am făcut misiunea Jaxi, cred că și tu ai avut misiune, nu? Ceva de genul? Da, eu mi-am luat epurbetele și unde l-ai găsit? Unde l-ai găsit, mă dă? Am găsit corpul la... Deci cum ieșim din... În centru, mă, eram undeva. Cum ne basim ăștia acolo? Știi cumva, Jaxi? Nu știu, gen, eram în centru la masa aia mare acolo, după care am făcut stânga la reactor. Deci, a mai rămas moment... Rodby și Zasami. Deci fii atent, ca să clarificăm de tura trecută, mă, dă, deci fii atent. Deci fii atent, ascultă-mă puțin. Mă, dă, ca să clarificăm și să nu mă acuz degeaba, deci fii atent. Am venit din laborator tura trecută și am venit înspre voi, s-a făcut, cum se numește, chestia aia, gen lumina, și am intrat în
storage să văd dacă e vreun kill făcut. Gen, tu crezi că eu am dat vent, dar noi, man, n-am cum să dau vent dacă sunt crumit. Dar lumina și a intrat în storage să vezi dacă e kill, ce vedeai crumina? Cum să n-ai să dai vent din storage? Bă, tot ce voiam să vă zic eu e că singura siguranță pe care puteam să o am era Dani și Dani e mort și, acum. Deci eu l-am văzut pe mădă cu Jaxi, că eu am fost la început de tot în specimen. Am făcut cristalele și l-am văzut pe Mădălin cu Jaxi cum au venit în jos și m-am întâlnit cu Bob după aia în okay. Partea de sus. Și clar, eu sunt sigur safe cu Jax. Păi nu, da, că da, nu știu, oricum mai sunt doi trebuie să votăm pe cineva. Pe cineva dacă trebuie să votăm pe cineva, da. Vreau să mă întreb pe Sami prima dată, scuze. Cum l-a găsit Mădălin fix el? Dar de ce merge așa rapid? Era cu mine, Mădălin, era Mădălin cu mine, nu mai dat pe Mădălin. Mădălin e decizii prea rapide. Te-am întrebat. Acum, cum a făcut Bob mai devreme? Deci clar, voi doi sunteți foarte sus. Care voi doi? Tu cu Rodby, că imediat a sărit după ce am votat. Te-am întrebat, dude, cum l-ai găsit, tu nu l-ai găsit, că nu mi-ai spus. Bro, what the, ce? Cum a fost discuție de 30 de secunde unde s-a găsit? Eu am găsit corpul cu Jaxi. Jaxi a fost frate, eram lângă el, mi-a apărut și mie reportul, a fost la Mădălin înaintea mea. Deci, dacă voi sunteți safe, fiți eu, Sami sau Bob? Ești tu, ești tu, cum să, bro, ce mi-a făcut ultimul task, am terminat, vă salut, și eu am terminat și cu Jax. Păi și eu am terminat task-urile de super mult timp în Node 2. Nu știu, mi se pare ciudat că pe mine mă dat așa, mă dă, gen, votez super aiurea în momentul ăsta, sincer. Eu dacă ești cu Jax, e safe între Na, nu știu, faceți ce vreți. Când a murit Teo, era cu el. Avea teorii, până dacă nu era Sami, avea teorii. Bine, asta n-am văzut-o, Cire, n-am văzut-o. Uite, băieții, băieți, nu mai merge și nu le mai ziceți unde sunt. Te pup, Florine. Mamă, ce m-a dat afară, Mârlani. Hai, chat cu 400 de like-uri acolo. Sincer, m-au dat afară, gen, pe super ciudat, gen. Nu știu, gen, care a fost chestia lui Mădă atunci, gen, efectiv, când spuseze că el m-a văzut pe mine în stories, dar pur și simplu nu ieșisem din vent, dacă ieșeam din vent, mai ziceam. Sincer. Băieți, m-ați rupt, sincer. Faceți noi acolo 8000 de like-uri, chat. 8000 de like-uri așa de cât râle, gen. Stai mă, stai să vedem aici dacă apasă băieții, gen. Apasă băieții pe like. Apasă băieții pe like. Trebuie să vedem cum să facă, nu știu, gen. Numai dacă face el double kill, gen, dacă face două kill-uri. Ar fi easy peasy pentru el, săracul special, i-am dat capacul. 7000 de persoane, bine băieți, ai acolo, ai cu butonul de like, băi. Mamă, 358 de persoane în hype train. Mădălin, ok. Trebuie să faci kill, mă, trebuie să faci kill, Rodby. Deci dacă trebuie să-i prindă... Ce faci, Rodby, acolo? A murit cineva? Da. Nu, ok, Rodby, de ce ai dat singur alarma? Ce? Eu am dat alarma. Mamă, stream sniping hard. Eu am dat la masă, frate, pentru am dat acum pentru că m-am gândit că dacă s-a dat lumina, o să moare cineva pe cineva și am zis că dacă vedem cine a murit, îmi dăm seama care e ultimul. Eu am crezut că a dat Rodby și a dat alarma. Nu, nu, întrebare, Mădălin. Știu că ai stat cu mine gen toată tura și într-adevăr cred că ești clear. De ce ai plecat tura asta de lângă masă, gen? Am plecat efectiv pentru că bine, bine, ce vrei să acuze între ei chat? Nu mai găsit. Am stat numai la masă, a venit Bob lângă mine. La masă, la masă. Întrebare, m-am întâlnit cu Bob, dar efectiv nici el m-a omorât, nici eu nu l-am omorât. Deci o singură întrebare mai. Eu am terminat ultimul task la O2. Dați subscribe să crească hype train-ul. Aia zic. Nimeni nu mai are task, numai fantome dacă se. Spune și mie, ce task ai făcut în admin? În admin? Spune, te rog, că ai făcut buletinul. Cu unde-i cardul și astea, nu? Da, 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 care card? Te rog, buletinul. Am făcut cardul ăla, dat pe lângă și gen dat de la o parte la alta, să o scanezi. Nu! Pentru că Bob putea să mă omoare acum că eram la masă, Mădălin plecase de lângă mine și sigur mi-a de efectiv. Exact ce l-a zis. Ce exact ce l-a zis? Ideea e că dacă nu ești tu și Bob acum putea să mă omoare. Zic că se duce pe Daunul ăla. Nu te permite. A rămas singur cu Bob, putea să-l omor de groază de timp. Păi și nu, n-a rămas toată singur cu mine. Deci erau două task-uri. Băi, dacă se uita pe hartă Rodby, știa că e la din dreapta. De ce nu aș fi omorât pe niciunul până acum? Că ați rămas singur. Pentru că te-am fi suspectat direct nu, pe mine. Nu, eu am fost numai cu Mădălin, n-avea cum să nu mă omor pe mine sau pe Mădălin. Hai să facem și noi 315.000 sau 315.000 cât avem. Dar mă, nu, n-avea cooldown acum, eram la masă, eram singur, mă omora, era GG dacă mă omora acum. Dădeam și lumina și gata, să terminam meciul. Închideam și ușile și tot. Păi ok, dacă mă omor. Eu votez pe Rodby, dacă nu e Rodby, aia e nou. We got tricked. Vedem.
Bă, singurul lucru de rugby ce am, pot spune că i-a luat apărarea lui Sami atunci, dar n-am știut. Nu mi-a luat apărarea, sincer, nu mi-a luat nicio apărare. Mă, să nu fie Bob, să nu fi dat gen kill aici la mine. Deci până la urmă era rugby. Sami era impostor, mă. Hai că era Sami. Bă, gen sincer, mă, dar nu știu cum m-ai acuzat, dar m-ai acuzat foarte prost, părerea mea, sincer. Ai niște efectiv de acolo, ce, deci tu n-ai zis că ai luat canistra, n-ai luat benzina. Bro, gen fiate, hai să te explic, hai să te explic puțin, fiate. Deci ideea e următoarea. Intri. Zici că n-ai dat vent acolo, spune că n-ai dat vent. Nu am dat vent. Păi și atunci ce căutai acolo? Bro, se numește tehnică de double check. Păi și tu căutai acolo la asta, la benzină, unde nu se face, adică nu sunt multe misiuni acolo. Eu zic... Madalin. Motivul pentru care s-a dus Sami acolo e pentru că se mai întâmplă uneori ca cineva să aibă task acolo și se duce dorelul impostorului și dă una și nu exact, da, exact. De. Gen, tu pe mine m-ai acuzat, gen, cred că... Bolan, e rugby, bă. Ce? Da. Dacă nu o să faci, nu știu de bine. Păi știi cum a făcut rugby? A făcut cum a făcut Bob cu mine, de a luat apărare. Păi știam să lângă cine a stat. Nu, problema e că când rugby nu acuză pe nimeni, clar că e impostor pentru că nu știe ce să facă. Mamă, deci fii atent, o secundă și după aia Jax, îmi pare rău, fii atent. Deci rugby, dacă tu te uitai pe hartă, vedeai că semnul exclamării e în dreapta. Îmi doream când te-au întrebat, când te-a întrebat Bob și i-ai zis că-i cardul, swipe cardul, am zis, fuck, ai avut 5% șansă. Păi da, nu, ideea stai. E felul următor, că n-ai cum să le-ai cam un cor, decât dacă toată lumea l-are pe amândouă pe ăla. Da, exact, da, Jaxi. E un pic amândouă, știi? Îmi văd la fighters, că-ți mai sunt în viață. Deci fii atent, Jaxi, ideea e următoarea. Ai acolo, lângă office în dreapta, deci fii atent, de la office în dreapta, ai acolo cardul și buletinul și în dreapta ai vitals, gen, e un fel de televizor unde te uiți pe el și vezi niște linii așa întregi și vezi dacă e roșu e mort și dacă nu e roșu e curgăță. La mine e 4K ăla. Da. O să mă duc acum. Deci mai găsim o persoană să să mă dăm așa. După lumină, că aveam impresia, aveam un feeling așa că mă zice cineva. Fii atent, ca să-ți dai seama, dacă e green înseamnă că e mor de tot sau e dat afară, verde înseamnă că e în viață și roșu înseamnă că am să fac un double kill cu tine, dar nici eu n-am înțeles niciodată. Na, n-aveam cum să facem. Mai găsim pe cineva, ce zici? Hai să mai dăm unul așa și ok, hai. Mamă, ce l-a mirosit pe Sami impostorul. L-a mirosit, dar Jax a stat cu mine în continuu. Bă, dar eu am vorbit ca prostul, mă, când eram... Vrea Rafa? Unde-i Rafa? Eu stăm pe net cu cheia și eu repede de acolo am sărit. Ia, hai să vedem ce se duce. Scuzați-mă, nu mi-am dat seama, frate. Dani să... Mamă, Dani, să moară bar cu răleții, Dani. Bă, deci, Dani... Nu știu ce să zic eu așa, gen... Sincer. Se pare ciudățil, Dani Stein. Ați zis ce ați făcut? Ar încercat să dea un mare fight la Feichenstein. Asta cine e? Mădălin. Mădălin impostor, nu mai zic. Al 15-lea impostor. Vrea Rafa să joace, a scris Rafa pe pink. Dacă intră Rafa e perfect, gen, n-ai nicio problemă. Hai să vedem, frate. Chat, cu cășează butonul de like acolo, băi. Băgați-l. Băgați cuțit un buton de like. Specimen. Hai că mă duc așa, deja că mă duc pe aici pe jos, vreau să verific prima. Dani, ok, Dani. Vă rog, fiți atenți. Dude, Madalina în fața mea. Dani, ce faci în fața mea? Dă-o încolo de treabă, că e prea de tot. Vă rog. Știți deja ce să scrieți. Știți deja ce să scrieți pe chat. Știți deja ce să scrieți pe chat. A durat un minut și după am coborât spre specimen. Am stat un minut la ipubrete, nu? Să Sami creier. După am coborât direct, adică știi că e un task complet. Bă, pe Dani, de bă la început l-am mirosit. Ce v-a făcut kill în fața mea? Simt aia de. După am mers la specimen și am făcut aia cu formele de potrivit. A dat kill Dani în fața mea și n-am mai apucat să mai. Hai să vedem că se ceartă băieții, ia să-i dă, mie îmi place să ceartă, băieții. Ce cheie ați făcut, mă? Aia din dreapta. Bravo, Bob, bravo, Bob! Bine, Bob! Bravo, mă! N-am avut cheie. Deci, asta înseamnă chat, gen creierul, aici iese așa din Zezami creier de șobolan, bă, cât sunt de 4 miliarde de IQ. Atât de aproape. Mi-a dat ciocan. Auzi? Da, mai mult ceva. Cine are informații? Nu, pe Bogdan cred că e în dreapta. Cred că e Dani cu special. Eram eu, tu, Rodby și cam Dani cu special. Și Leo trecuse la început, dar apoi a plecat. Eram în stânga jos, făceam aia cu canistrele alea. Da, te-am văzut, era în stânga. Crește-l votează, dude.
Hai, multă. Special e pozic. Mă, ne mai trebuie 400 de like-uri și face 9000. Exact la aceleași chestii, de ce? Da, a venit și la mine. Da, mă, da, votează-l pe... Ciuciobello. Pa, Dani. Acum putem să citim, putem să citim chat-ul, ia să vedem. A, Dani a dat skip, ok. Rafa, Rafael, 3 rânduri de creier. Bine, Isabela. Jaxi e ca-n tăcut. Bă, nu știu ce să zic așa. Ia, hai să-i luăm pe Jax alone, ia să vedem. Ia, dacă ziceți că Jaxi e tăcut. Ia, Max alone. Mamă, a pupat gardul din greșe. Opa, a pupat și omul de zăpadă. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 5 secunde. La ăla se stă 10 secunde, chat. Ia-l face? L-a făcut, mă, Jaxi. Ce s-a întâmplat? Ok, de ce? Dani cu soată. Bă, cât a murit soată, fac? N-a mai murit nimeni, nu? Uite câți oameni sunt pe Hype Train! 410! De asta, nu de asta. A, zi. Deci eu am văzut câteva persoane și cred că doar o singură persoană am văzut. Ah, pe zi. Pe Hype Train ăla acolo, îți face 500 de oameni Hype Train. Da, Madalin era cu mine la București. Am întâlnit eu cu Madalin după ce am ieșit din office de acolo. L-am văzut. Cred că Teo, tu te duci la partea asta. Da, te-am văzut că te duci în sus și mergi la partea. Hopa. Între Jaxi și... Ai văzut în office? De ce mai un pui, meu? Am o întrebare bună pentru Jaxi. Jaxi, ce cartel l-am făcut acum la admin? Că era și tu. L-a rupt cu întrebarea asta. Nu știu ce să zic. L-a rupt cu întrebarea asta. Niciodată nu mai văzut la admin. L-a rupt cu întrebarea asta. La admin. Am dus direct în stânga acolo la download, atât. Bine. E că am fost eu. După aia Bob Cruz s-a dus fix la bun. Și mă de la fel, Teo a venit mai târziu și s-a zis la bun. Mi se pare ciudat că mă de gen... Bă, să lăsăm momentul. Mă de gen de fiecare dată zice din prima, că el zice că e... Nu mă stați de ținut minte. Da, nu zic. Chip și mare atenție. Nu știu, special se pare ciudățel. Ia să vedem. Pusați pe butonul de... Bă, apăsați mă, follow aici! Lasă-mi dicu. Mă, rejected, repede. Am 6 video pe live, să moară băieții mei, că n-apăsați pe butonul de like acolo, chat! Apăsați pe butonul de like, chat. Hai să facem quest-uri, mă. Bă, dar nimeni nu-și face quest-uri pe bune, what the fuck? Absolut nimeni nu-și face quest... Salut a doua oară, te pup, băiancule, te pup. Hai. Acum dau stai așa. Dă-i acum așa, așa se bie. Bă, chat, mi-e puțin cam căldut, sincer vă zic, nu știu de ce mi-e cam cald. Eu super curios, gen, să văd la câte persoane, gen, plouă în momentul ăsta, gen, sincer. Câte persoane plouă în momentul ăsta? Dacă eu deschid geamul, intră crivățul peste mine în casă. Intră crivățul peste mine în casă. M-a rupt. Pare rău dacă v-am ratat ceva nebunit pe acolo. Sebi the Gaming, mersi mult, brodere, pentru subscribe. Uite și Cristian, mamă, 413 oameni în hype, 431, pardon. La mine plouă, nu plouă, dar e mega frig în București. Tu ești pe Denisa ce îi place, mă, să se uite ea. Grebă coffee, bro. Select anomalie, aici anomalie. Ionuț Daniel, te pupă-i peșa cu 10 lire, mamă, m-a rupt Ionuț Daniel. Mai fă beatbox? Vă place beatbox-ul, chat? Ia. Mamă, lasă-mă. Jax, ia, a zis că Jax direct. De unul cine a mai murit? E Jax, toată lumea asta cu mine și-a făcut task-uri. Bine, Mădălinul l-am văzut, eu am trecut pe lângă tine, Robi, și am crezut la un moment dat, ești top, am avut misiune și-ai spus ce misiune am avut, am avut pe aia, te pun în față. Pe rând. Mă, mă rupt. Am ratat un număr și am dat fail. O singură chestie e puțin așa dubioasă. Din nou, toată lumea făcea task-uri împreună, chestii, nu știu ce, e frumos, pace, liniște, Jax, nicăieri, ce faci? Am făcut firele și am venit să stau cu tine acum la sfârșit. Da, de ce mi-e urmărat? Băi, cui ai văzut piciorul ăla? La web-ul acolo jos. Băi, cui ai văzut piciorul ăla? Să mor lejer, că eram singur. Hai să vă zic,
Se teamă dud. Putem să dăm skip, mai am eu două task-uri pe care le termin mie. Dacă votează acum pe Jaxi. Putem să-l lăsăm pe Jaxi să termine la task. Eu dau skip, nu trebuie. Între Teo și Jaxi, eu sincer spun. Da, n-am de ce fac? Teo, doar am zis că presupun, nu că e sigur. Nu, 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 nu. Vine runda asta mai tot timpul, deci ok. Am stat iat. Nu ești pe mut, nu ești pe mut, nu ești pe mut. L-au rupt, nu era pe mut, Jaxi. Era pe mă, Jaxi. Rafa, duceți-vă scrieți-lui Rafa, Rafaele! Vino mă să jucăm Abogas! Rafaele! Așa, mergeți toți scrieți-i pe Instagram, mă, uite-l aveți pe Rafael. Rafaele, hai mă să jucăm Abogas! Ia. Bine, oricum zic, cred că se bat la quest-uri, sincer. Săracu, nu era pe mult. Mamă, mersi, mersi mai mult, Ionuț, Ionuț, pentru cei 11 euro, 10 lire de castană frumos acolo. Hai să mergem chiar. Toată lumea la Rafael pe Instagram. Rafael, ei! Hai mă, deschid geamul că nu mai pot de cald. Ok, GG. Cine era, Jaxi? Bă, da, să zic doar că, bă, eram 100. Bă, fiți atenți, fiți atenți. Hai să vă zic. Deci fii atent, care suntem live, vă rog frumos. Hai să jucăm fără chat. Atât, atât, fără chat. Atât, atât, fără chat, chat. Oricum, Jeremy, și se pare că a zis de mine super random, la modul s-a dat la un moment dat pe mine în condițiile în care nu mă văzuse nimeni și nici nu omorâse pe cineva la păi, efectiv nu făcut nimic. Problema dacă nu, dacă nu mă omorai, te spuneam eu că... Nimeni, ai fost foarte ciudat, dar mi-era frică de Teo să nu fie. Adică, știu, uite, hai să zic o chestie. Noi eu făcusem, aveam aceleași task-uri ca Rodby. Chat, adică să nu înțelegeți că am ceva cu voi, că eu vă iubesc pe fiecare în parte acolo care sunteți. Era... Stai să mă fac doctor, chat, vreau să mă joc doctor. A trecut pe lângă mine, crezi că îmi dă kilo, da. Nu, ai ales că... Eu vă iubesc pe fiecare dintre voi să înțelegeți, dar când mergeți la alții pe cealaltă scrieți, mă, e zăsami, că m-ați rupt pe meciul ăla, că ați văzut cum i-am mințit? Gen... Eu aveam cooldown, puteam să te omor, ca idee. Îi dăm? Mai intră cineva sau dăm task? Cum vreți? Ciocotan care l-ați dat afară pe Dani a fost singurul care și-a făcut toată lumea task-urile. De nu mai știa ce să facă, nu mai avem de mai mult oameni. Bă, Bob, era totul perfect. Ce vreți să facem? Dăm start încă o dată sau? Sami pe privat? Păi, mai trebuie să intre cineva sau? Da. Stai, că îi dau. Dă-i link-ul de invite lui Paul atunci, dă-i link-ul de invite. Okay. Perfect, dacă mai avem o persoană. Gata, mă, și jucăm 10. În sfârșit, frate. Te juc eu, frate. Vezi că, normal, lumea merge să facă cardul ăla după primul buton. Și tu e singurul pe care nu l-am văzut. Lasă-mă, bă, cu cartul. Și nici mi-ai zis dacă l-ai făcut sau ceva. Ce punem în cap? Ne punem ceva de Crăciun? Ne transformăm în unicornul șniții? Bă, una e chestiile la început să fii șniții. N-aș poate să le lași, să nu le faci, pentru că trebuie să te întorci o grămadă. Așa vreau să mă joc. Acolo, efectiv, nimeni nu o să te găsească niciodată. Și una e să mori în admin. Rapapel vrea chat-ul. Rapapel, ești aici? Mm-hmm. Barparpel! Da, mă, deci comune sunt așa. Comunele pot fi aici decât e de sus. Mi-a scris stresul dacă joacă! Mamă, stresul mi-a scris după ce a intrat băiatul ăsta. Mai rupt. Din prima. Jucăm după stresule. Trai Mark, mersi mult pentru membru, brodere. Gata, îi dăm start? E pup, brodere. Mamă, că puțin face 10.000! Hai, da, let's go! În sfârșit, 10 oameni, haide! Aia zic! Bă, te pup, bă, stresule, n-am văzut că ești pe chat. De fapt, nu știu dacă e pe chat stresul. E stresul pe chat? E stresul pe miat? Ia să vedem, hai să vedem cum se duc băieții, eu nu mă mișc. Trebuie special s-a dus la ăla, ok, pare că fake acolo, frumos. Control. Ia să vedem aici de control. Băieții pe chat, așa, bun, frumos. Apăsați băieți pe butonul de like. Hai să vedem, o să dea cineva luminile astea, deja e... E deja... Floare la urechii, că toată lumea de la început luminile. Deci n-am nimic în partea stângă, vreau să stau cu Mădălin, cu Jaxi. Madalin, Jack, ok. Rodby era în stânga, dacă nu mă înșel. Mamă, câte quest-uri am aici chat. Eu nu sunt Jack, am fost în camera de l-am văzut. Zi, Rodby, ce ai de zis? Bă, e via lui Soadă. Ce task-uri ai făcut, zi, Rodby? Eu nu știu ce să zic. Este Jack, am fost pe camera acum și am prins kill-ul în stânga. Bun, dar prima dată votați Rodby, că a făcut exact lângă mine. Nici n-am mai apucat să fugă. Este Jack și am câștigat, e GG well played. Eu, de Soadă, fac, vă zic, o să joacă Metin. Da. Băi, deci stai puțin.
Deci câștigați-mi votul, vă rog frumos, că eu nu înțeleg ce se întâmplă. Hai, păi, deci, rog, hai să spun, am fost la camera cu Mădălin, am fost așa. Da, exact, am fost la camera cu Mădălin, l-am văzut pe Bob că s-a dus jos, după aia m-am dus după el, mă duceam către O2 și era Rodby cu două corpuri moarte, cu Teo și cu Bob acolo, dar nu știu care a fost al doilea care a mort, dar Rodby e unul dintre. L-am votat pe Rodby. Până una alta. Îl votăm pe Rodby și după aia pe Jackson, pentru că l-am văzut pe cameră. Deci, eu am fost cu soată fac la camere. Mădălin, nu știu ce să zic de tine, Mădălin, că tu ai la început ai dat, ai fost la cheie să dai fake tu cu special și cu mai cineva, nu știu ce să zic. Bro, deci votați-l pe Jackson, dacă nu e Jackson, votați-mă pe următorul. Normal, aveți încredere în mine. Direct mergem acum, emergency, votăm și am terminat. Eu vreau cu votați acum și după pe mine. Nu știu, așa mi se pare că e urât. Ia, hai să vedem dacă face aici, să vedem la unde se bagă Jaxi. Aoleu, Jack Salone, te-ai dat de golan, Jack Salone. Și s-a dat de gol Jaxi? S-a dat de gol Jaxi, ce ziceți? Că nu s-a dat venit cu noi la card? Ce ziceți? Da, subscribe să fie 500 de oameni în Hype Train. Aia zic, chat. Încă 19 oameni, să apese pe butonul de subscribe. De mupcripete. Salut! Ce faceți? Pe unde sunteți? Eu sunt la reactorul din stânga. La reactorul de pe Jaxi, i-ați uitat? Da, dar mai murit cineva sau mi se pare? Am o întrebare, două secunde. Deci, Jaxi unde? E la cumva la reactorul din stânga, Jaxi? Bă, eu eram pe drum la reactorul din stânga, deci practic Jaxi, dacă a zis că era singur, că s-ar fi făcut reactorul. Eu cred că nu s-ar fi făcut. Mai venea cineva acum, nu știu exact cine, că eu eram pe dreapta la reactor. Da, Jesu, what the fuck, era în dreapta și... Cu reactorul din stânga. Și cine mai era cu el? Special? Bro, dacă l-am văzut pe cameră că a făcut kill-ul, de ce n-ai mai vorbiți atâta? Bă, eu am stat cu Mădălin la cafetărie și am așteptat. La buton în continuu, puteam să-l omor pe Dani de foarte mult timp. Exact, deci Mădălin e super safe, garantez. Nu funcționează. Camere, eu, ce mai așteptați? Dacă nu, votați-vă pe următorul și gata. Dacă asta a cel mai rapid match. Jackson. Bă. Ce vrei să zic? Am fost la reactor în stânga. Bă, gen, la... dacă nimeni n-a fost la reactorul din stânga, înseamnă că Jax a fost la reactorul din stânga. Și de ce s-ar duce reactor? De ce s-ar duce Jax? Eu-l votez pe Mădălin, frate. Eu l-am votat pe Mădălin. Mi se pare că... Mădălin care a sărit și prima tură pe mine și mare efect au la download, cred că mie mi se pare ciudat, frate, Mădălin a sărit... Votați pe Jaxi și după aia pe mă, da, de ce nu pe tine și după aia pe Jaxi? Bă, ideea e că Mădălin putea să mă moare, am stat lângă el 2 minute. Păi, da, așa puteam și eu să fac, să merg acolo la buton și să-mi iau un ele, bai, și pur și simplu gata, stăteam și... Bă, ideea este felul următor, hai să spun eu, Sami, ascultă-mă două secunde. Da. Deci, înainte de toate, la double kill-ul care a fost de ruda trecută, n-avea cum să fie Mădălin pentru că era la camere cu mine și era rog. Ok, bun, ok, bine, îl scoatem pe Mădălin. Ok. Bine, nu, îl scoatem pe Mădălin din ecuație, din ecuație mă refer, din ecuație, nu că îl scoatem pe Mădălin acum. Mie mi se pare ciudat că pur și simplu gen... Uite, Mădălin a stat cu Dani la buton, corect? Da. De ce n-ați venit la reactor? Dacă nu se ducea Jax în stânga, cine făcea reactorul? Voi, deci am avut frica asta, sincer, dar am zis că, bă, hai cineva în stânga acolo. Nu știu cine, a zis ceva eu, dar nu știu cine a cuie vocea. Special? Special. Da, X-Special venea acolo. Dau skip, nu știu. Eu am votat deja Mădălin, nu știu ce să zic, sincer. Mă las de jocul ăsta, Ce trădător, eu mă duc chiar la emergency. Votăm Jaxi, nu-mi pasă. Da. Acum, săracu mă dă. I-am fost al tăr din postor, cred. Nu știu, posibil. E posibil să fie Jaxi, dacă a zis că l-a văzut pe ăla. Eu din prins am fost tăr acum. Hopa, cum te-a făcut așa? Unde stăți fiecare? Rapid. Cafetărie lipit de emergency. În specimen. Veneam la lumini, am fost în office, veneam la lumini. Ok, păi kill-ul a fost exact la ieșire din communication, dacă nu mă înșel. Mm-hmm. Da, okay. Exact la ieșire din communication. Eu am avut la weapons, am avut cine era cu mine. Special era cu mine. Ok, m-a da, văzut. Da, ok, deci era voi doi împreună. Deci ok, de stai, special cu so what the fuck sunteți împreună, da, ok. Da. Dani cu? Singur, la cafetărie. Așteptam să apăs butonul să votez pe Jaxi. Să termin ce am și Jaxi, bine, tu l-a trecut, l-am dat pe Mădălin afară și gen, na. Păi bă, na, săracu băiat acolo, a încercat să salveze, asta se întâmplă, mă. Eu n-am știut că l-ați votat pe Mădălin, că făceam eu egal.
Bă, nu știu, acum ideea este în felul următor. Mădălin... Dar Jaxi, tu ce făceai? Eu m-am dus și m-am uitat la Vitals, frate, acolo, să văd și care e mersul cu alea. Și mi-a părut alea, zici că mă și cam Pac-Man. Mai înainte ai spus că ai fost la lumini. Nu, am zis că asta am făcut la începutul turii și acum venim spre lumini. Și unde ai ieșit? Păi da, a fost la communication, a ieșit pe la, a fost la office, a ieșit pe la communication, a făcut un kill și a dus la electrică. Pac, asta e traiectoria. Prin vent. Prin vent. E vent deasupra kill-ului. E clar, mă, băieții mei. Nu e. Hai de mine. Opa. Că el a murit în față la, la comms. Haide, domnule Jaxi, it's time to vote. Tantam, suspans. Bă, pe mine mai votat, mă! Era chat, era? Spuneți-mi că... Era, sigur era. Sigur era chat. Sigur era. Bă, mă dă, gen am fost, mă dă oricum, gen, să știi că n-a fost gen cu intenție, dar te-am scos că am fost troll, gen. Ce vrei să-i mă, Mădăline, zic, da, frate, eu am fost, eu. Da, sincer. Ce vrei să zic, eu am fost, frate, eu am știut așa cărtea inocenții, nu? Cărtea inocenții? Bă, ce nebun, mă. Cred că m-a văzut pe cameră și am scăpat. Mai dai unul, Paul, și după aia. Ok. Așa, hai că intră după. Crewmate, ia să vedem, hai să... Bă! A, ok, Rodbino, nici mai vedem. Sau ok, Mădălin, ia să vedem. Mădălin, ok, care a fost... Ok, a venit ultimul Mădălin, gen, să ține minte că Mădălin a venit ultimul la cheie. O să dea luminile acum, că-s mulți în spate. Ia să vedem. Cine ar da chestia și să nu dea și luminile? Bob. Hai, Bob, hai să facem amândoi astea. Bob. Let's be fucking friends, Bob. Bob, do you want to be my friend? Chat, facem și noi frumos acolo 10.000 de like-uri. Bra! Bun. Să mergi să joci cu Teo. Chat, suntem cu Teo deja, gen. Suntem cu Teo 10. Mamă, câte persoane în hype train, chat. 527 de persoane în hype train. Mamă, să mă răbuiți mei. Ok, fiecare stai așa două secunde. Ha, nu vreau să spun a fost kill-ul, că mai întâi să pun întrebări. Cine era în partea de dreapta, în partea din dreapta? Eu acum intram în laborator. La laborator. De... Eu în acest moment sunt cu Bob blocat între două uși. Yep, și Madeline și asta și Dark era fix la ieșire, mi se pare. Nu, bro, eu eram lângă tine, mom. So what the fuck? Eram lângă tine, bro. Erai lângă mine? În spatele meu, gen. Știu că ne-am găsit pe drum și am venit cu tine. Mamă, 531 de persoane din hype train, ați rupt hype train-ul ăla. Hai să vedem ce zic băieții. Ok. Hai să luăm altfel. Că kill-ul este la laborator, acolo unde se testează temperatura sau unde e click-ul, oricum pe acolo exact lângă. Și probabil ori s-a făcut kill-ul și s-a dus către specimen, ori... Deci, avea timp să vină, de exemplu, arena admin? Oare? Bine, nu avem dulețe. E fresh oricum, adică... Fresh meat. Nu, cu cine ai fost? Stai puțin. Ai fost cu cineva? Asta e chestia, a fost singur, mai era cineva în stânga la rachetă. Cine era la rachetă? Că nici mai știu, bă, culoare, port... Erai tu, Dani, sau cine era? Mai zic o dată, te rog? Era cineva la rachetă. Nu, n-am fost la rachetă. Cine închise, au zis că au fost ușile închise, n-avea cum să fie altcineva. Deci eu eram cu Bob între lumini și O2, blocați, atât. Eu eram cu special și pot 100% să spun. Bine, poate a fost un alibi, dar eu nu cred că Teo e, am fost închis. Jaxi, eu pe Jaxi nu l-am auzit că a vorbit, stați puțin. Jaxi, ce zici? Da, deci am dat drumul la download acolo, în dreapta, la Vitals. S-a dat reactorul, am plecat, am ajuns la jumătatea drumului și m-am întors înapoi iar la să dau de la download. Și după care s-a dat report, n-am făcut absolut nimic. Am făcut aspirare sus, amândouă le-am avut pe sus. Eram pe Vitales, s-a făcut kill după 2-3 secunde, s-a dat report. N-a fost instant, dar cam așa a fost. Deci momentan... Păi și unde e corpul? A zis unde e corpul? Nu s-a zis. A zis. Laborator. Ok. Deci pula mă, ceva, îmi dăm skip sau? Bă, dă-mi ce staff cred că cu, stai așa. Eu ce task am făcut acum, eu sunt la ăsta, la gaz. Am avut task-urile gen cu gaz să fac. Să pun acolo unde este la reactor, să pun acolo gazul. Rip șobolanul, am dat skip. Mă, a fost făcut un singur kill, adică... Da mă, nu știu de ce am stat atât și am... Nu mă refer la asta. Da, gen, Bob era blocat cu mine, s-a făcut un singur kill. Gen... Ori nu erau impostori, amândoi pe față. Ori ia, hai să vedem, deci cine e aici? Jaxi, Jaxi s-a băgat acolo, ok. Bob? A fost Bob acolo la asta? A făcut Bob asta?
De fapt, stai că... Dacă mă uit pe chat de două ori, cred că... Cred că aflu de trei ori cine e impostorul și meciul ăsta și meciurile viitoare. Ia, hai să ne ținem și noi după Teo, frate. Avem încredere în Teo, chat. Zici, avem încredere... Hopa, stai. Trebuie să închid ăsta aici, așa, bum. Mamă, fuck it. Soată fac s-a dus în sus. Soată fac s-a dus în sus. Cine e blocat aici? Madalin cu Dark. Cine nu-i la lumini? Bob și cine lipsește? Cine lipsește cineva, chat? Lipsește cine... Corpul e la Vitals. Corpul e la Vitals, ok. Ați văzut corpul e la Vitals. I don't give a shit, bro. Deci alo, impostorul este Dark, am fost pe cameră, l-am văzut, l-am omorât pe Jaxi, deci... Ce? Dark este. Deci stai puțin, o secundă, înainte să, să iei așa direct. Dark, vreau să zici și mie care a fost pet-ul tău tura asta. Pet? Da. Eu n-am pet. Drumul tău vrea să zic. m-am panicat acum. Da, gen, care a fost drumul tău, da. Gen, de la început, păi, de tot, de la începutul turei. Am făcut task-ul cu cardul pe care îl întorci și îl faci pe acolo pe la ecran. Așa. După m-am dus spre O2, s-au luat luminile. Am urcat, am făcut luminile, cred că cu Madalin, sau nu știu, era parcă galben. Așa, da. După am coborât spre O2, mi-am făcut task-ul cu maneta. Dar acolo l-ai omorât pe taxi. Nu, stai puțin, continuă. Mi-am făcut task-ul cu trash și după m-am dus la weapons, că aveam task-ul cu laserele și download. Ok. Nu știu ce să zic. Deci, mă, de, tu l-ai văzut pe Dark în pe cameră? A făcut kill-ul pe Jaxi acolo. Și cine a fost în office? Cine a fost în office? Deci, fii atent, a fost în office, mi se pare mai văzut pe Teo parcă. Nu, era în communication. Deci, hai să vă zic care e treaba. Corpul este Sami, tu nu m-ai văzut când am intrat la weapons? Deci, te-am văzut că ai deschis ușile. Asta e singura chestie. Bă, nu știu, eu l-am văzut pe... N-am ce să vădă. Deci eu, oricum, mă, de eu eram cu tine la camere și când am văzut corpul, gen corp, când am fost prima... Mai ții de când am dus amândoi prima oară la camere, corpul era deja acolo. Gen, mă așteptam să văd dacă e cineva pe lângă și când am ajuns în drumul ăla, gen, pur și simplu... Na, gen, era corpul deja acolo și Dark era la weapons, da, ce-i drept, a zis bine. Dacă tu l-ai văzut pe el pe camere... Da, eu nu știu cum se nimere a doua oară, nu mă... Azi ești detectiv, ok. Mă, am votat deja, dar totuși de ce? Hai să mergem pe mâna la Madalin, zic eu, de data. Da, merge. Chiar dacă de obicei nu votăm pe 7, e o chestie bună, adică și tura trecută l-a văzut pe Bob. Pe ăsta, pe, nu pe Bob, pe cine l-a văzut, pe... Pe cine a văzut tura trecută? Rodby. Rod? Nu știu pe cine a văzut, o să închidă ușile acum. Meciul trecut, adică. Dar schimbăm și noi becurile alea. Pe ce am văzut tura trecută? Pe Jaxi l-a văzut, da. 10.400, chat! Hai acolo cu butonul de like. Și nu uitați, dacă aveți membru, vă dau ad pe Fortnite și pe Steam și pe nebuniile astea. Bob stă în spate. Se ferește de kill, gen. Hai, da mă, faceți ăsta. Suntem Stack Stevens în momentul ăsta. Suntem toți stacați, ca ultimii și o bolă noi. Ca ultim mobulă noi stăm stacați. Așa suntem. Chat. Dăm și noi un like. Bine. Hopa, hopa, stai să luăm aici oxigenul. Uai! Alexa TV-ul! A rupt Alexa TV-ul butonul ăla. Ia, salut, brodere. S-a luat luminile. Hai că mă întorc eu înapoi. Sigur o să mă acuze la care stă pe camere, care-i mădă, 400%. Deci alea, ultimele două sunt questurile mele, bro. Ultimele două sunt questurile mele, cred că dacă se pierde... Opa, cred că o jocă impostora. Dacă înțelege de ce mă refer. Mamă, cum ar fi să fuie S.O. Să vedea mare caștarcă. Mare baster că să-mi dea. Asta e nașpa că este... Mamă, cu tocrnatul, e chat. Unul din doi, mamă, mă trimite la urși din pădure.
Băi, cineva care stă pe camere 400 de ore. Sincer, cineva care stă pe camere 400, să-l mă dă. E cineva la Vitals? E mort cineva, fuck. Lasă că mă duc eu și fac questurile, fuck it, nu-mi pasă. Hai bro, hai să mergem, hai să facem questurile, chat. Alea sunt texturile, sunt ale mele. Alexa, televizorul, îți mulțumesc foarte mult, abia aștept mediat să steau cu Andreea de la aeroport. Că mine vine Alexa cu Jaxi la noi. Învățăm să numărăm 1, 2, 3, 4, 5. Halo? Deci, am găsit corpul la aia cu numere, jos de tot, în colț dreapt am găsit acolo. Au murit doi. Fix stai, acum voiam să mă duc să verific. Eu m-am scanat acolo, ai stat cu mine, da? Deci da, stai da, puțin, unde ai... Unde este Bob. Deci unde, unde ai găsit corpul? Care ei doi? De fapt, stai, stai, corect, scuze, greșeala mea, că era game over de mult dacă erați... Nu, era game over, man, n-are cum să fie doi. Da, da, ai dreptate. Ore Bob, ore Sami. Bro, da, cum exact să fiu eu, man? Gentura asta n-a avut o treabă cu jocul. Mă, ce știu sigur e că am stat cu Mădălin în permanență. Și eu am fost în partea stângă atât de, gen, efectiv, acum, aveam așa, mai aveam de făcut două task-uri. Am okay făcut task-ul cu drill-ul din, de fapt, bine, cu antenuța din stânga de sub O2 și trebuia să mă duc în, o, gen, în laborator în dreapta sus ca să termin a doua parte. Și am luat-o, gen, pe jos și acum eram... Aproape de specimen, gen specimen pe partea stângă veneam. Erai pe jos, eu fix acum o duceam sus, voiam să intru specimen de sus pentru că am văzut... Și unde-i corpul? Și unde-i corpul? Da, și exact. Corpul este în colț dreapta acolo, unde trebuie să faci și ălea cu capul de mor și să le pui. Cred că la jos la specimen, de unde e ăla cu 1, 2, 3, 4... Dacă Bob a fost acolo, înseamnă că Bob e dacă Dani cu... N-am fost, am zis că mă duceam acum acolo. Nu știu, eu l-am văzut pe Bob venind... Și stai puțin, și Dani cu mă dă... Nu. Încerc să mă gândesc la traiectoria pe care ar fi putut să o aibă Bob, dar n-avea timp, cred, să se miște așa. Nu am timp, frate, că avem viteză 1. Dar dacă e mădă? Nu e mădă, sunt o altă. Bine, mădă, oricum mădă, a fost Bob cameramanul meciul ăsta. Bine, Bob nu-i Bob, zin. Am fost cameraman, acum m-am și scanat în fața lui Dani, cum? A, vezi, v-a scanat unul pe celălalt? Nu, eu m-am terminat task-urile și am stat după mădă, că pur și simplu am zis, bă, să văd, am riscat. Cum am stat și Bob, și tu ce quest ai făcut în specimen? Eu când am fost, a fost runda trecută mea, n-am fost acum. Și ce quest? Așa cum. Am avut 1, 2, 3, 4, voiam să mă duc acum pentru că am văzut că alb a murit și am zis, aoleu, a murit, să văd dacă sigur s-ar putea să fie într-o zonă. Pe cine ai văzut al pe Bob. De ce? Nu știu, dar acum mă duc după instinctul de turmă activat, let's go! Cam aiurea, frate! Deci am fost full YOLO. A fost? E GG? A fost ceva de genul, bă, adicțiunile, nu știu, am încredere măcar o dată în viață. E GG, chat? Nu e GG? Mamă, a fost GG, bă, ești nebun? Hai, chat, cu 11.000 de like-uri acolo! Mamă, Bob! Bobenstein! Deci, bă, deci fix acum m-am dus de ciudă, m-am dus la cameră, că nu se mai oprea dracu camera. Bă, frate, deci stătea Mădălin, deci Mădălin, fii atent, Mădălin cred că a avut poxipol de la pe scaun și cred că avea și lipici. Deci gândește-te, erau lumile închise. Am terminat task-urile din primele 2 minute. Da, da, eu zic, nu, trebuie să mărești task-urile, că suntem 10, am uitat. Oricum, deci, nu am direct pe Bob, că ai văzut Bob, când vine spre mine deja fugeam, da. Oricum, eram eu cu Dan. O să fim impostor 2 James Cameron de acolo. Hey, bam! Got the camera! Mai avem o persoană? Da. Am avut la specimen aia cu... culorile, nu mai puteam. Mama, aia. Aia, aici, e cu vă. Nu suport, am făcut-o de 5 ori, frate, nu mai puteam. Mama, cum e aia, știți aia cu memoria, să bagi 5 pătrățele, aoleu. Unde... Stai, că a zis stresul, că joacă dacă... Și mi-a promis că e family friendly, Nu mă interesează, după azi zică ce vrea. Mi-a zis că e family friendly astăzi stresul, ia asta, ți-l iau pe stresul. Hai să-i spui că îl pândești la camere. Ah, păi să vezi și te jură, nu mai e familie. Deci dacă pic să fiu impostor, iarăși tot ce m-am la cameră, mă juc, e bau. Stați să-l sun pe stresul, alo, stresul. Stresul computadores, ia să vedem. Iat, faceți și voi acolo 11.000 de like-uri. Și nu uitați că... membru luat, șmecherie pe felie. Ia să vedem. Ce zici, brodere? Uite, te sun de pe live aici cu băieții, ești pe Dinosaur. Ce faci?
Am văzut, am văzut, dar ți-am zis că nu văzusem. Vrei, intri, intri meciul ăsta. De fapt, intri să zici. Hai, intră, intră cu noi. Da, 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 trebuie Discord ăla. Hai, intră, intră și tu, ia intră și tu că-ți dau. Hai. Te-am tsuki tsuki. Mă, l-am omorât. Alo? Opa, stai că mi-am pus căștile invers. Ați văzut un calmaro? De puțin. Am venit ping. 2, 4, 6, 8, 9. Vine și stresul. I-a zis că e family friendly. Da, a zis că și ping vrea să joace. A zis super. Special, bro, că iese. Joacă și ping, vezi. Bă, special, de ce mă părățești? A, e și deja. Bă, cred că joacă și ping. Da, am văzut, am văzut. Bă, dar joc, de ce zice să joace și Rodby? Adică. Mă, frate, toată lumea zice pe ce să joace și Rodby. Sunt aici de nu știu câte meciuri. Joacă și Rodby? Îl băgăm și pe Rodby, vă rog. Pe Rodby. Eu vreau pe Rodby. Eu vreau al treilea impostor, unde-i Max? Da. Să facă troll, să ne certăm. Băi, l-am chemat pe Max, dar cam salată azi, Max. Da, da. Salată? Ce? Unde? Cam nu prea vrea. Ah, urât. Ulât, bă, ulât. Ulât. Ulet, dacă nu era James Cameron și nu-l dădea să facă pe Dark, unde la GG. Băi, păi hai să intre Pink să jucăm în nou. Mă crezi pe cuvânt că nici nu știu, adică am zis hai mă că mai stau puțin ca să văd dacă prind pe cineva. Nu cred că l-ai prins pe Dark chiar. Chiar vreau să mă duc de tura trecută să mă duc la cameră să bat pe cine să stea la cameră pentru că deja e iurea. Sincer, și mie mi-e gen, băi, și nebuna stat asta Mădălin, cred că 7 ture cu avea rădăcini acolo. Care mă, Samuel, că fix atunci am pus acum. Nu, n-a stat foarte mult. Hai, 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 hai Pink, că n-am acum... N-am vrut să mai fiu atât de toxic, am și zis chestia asta pe episod. Sunteți foarte nord-americază? Eu. Ah, ok. Ce păi, că eu n-aș vrea să joc try hard, dar când terminați pe... Hai mă, un pic transpirat. N-aș vrea să joc try, hai să dăm, hai să dăm unul nou până vin toată lumea. Da? Deci încă n-ai văzut episoade când jucăm cu toții, gen, care sunt de playhard suntem. Da, da, da. Ce ne mulțumesc că mă stânga jos. Deci pe Sami efectiv am... Gura. Gura. Hai, bă, mai dă-mă și pe imposter. Imposter, ia să vedem. Hai să vedem cine dă fake. Zice cineva la fake real aici? Nu s-a dus nimeni la fake. Așa de control nimeni nu s-a dus, ce să zic? Mamă, clasica. Asta e Zasami clasică, să dai lumini și să faci kill. Bobenstein, Danny Man, Bob Danny Den Madeline. Frumos, oară băieții. Chat, nu mai, să nu ziceți cine. Vreau să mă joc așa, gen, să-mi folosesc eu creierul meu, gen, ăla așa, care face așa tot timpul, știi, gen. Hai mă să facem asta, chiar dacă durează 10 secunde. Uite așa. Opa, stai să-i dau. Unde e toată lumea în secunda asta? Te-am văzut, eram... Tot, n-a niciot. Dai, da buton, bro! Gen... Păi da. Ai dat emergency, ok. Puteai să nu dai, sincer, că... Stai așa, Dani, ai zis că l-ai văzut pe Rodby? Da, da, l-a bătut gen pic. De fapt, da, nu știu unde au fost făcute kill-uri, dar bănuiesc că cu siguranță în stânga nu. În stânga eram eu deci, cu Sam. Da, exact, în stânga n-au fost kill-uri. Mine. Deci eu eram singur, efectiv. Nu, bă, Rodby, la momentan, nu știu, probabil era în chestia aia. Eu eram la lavă, știi, fix acolo cu temperatura. Da, eu am fost acolo la carduri. Deci eu cu Bob am făcut prima oară și cu Madalin. Ce am făcut aceea cu... Cu ce? Cu acele canistre, din alea, două canistre pe mm-hmm. Și acum eram la weapon jos, veneam după soată, fac da misiunea acolo la meteoriția aceea se distrugă. Mă, Mădălin putea să-mi facă felul de aven de acolo, așa că n-a fost și aia a fost. Dar au fost două kill-uri, nu? Adică... Mă, ce-i da, drept? Da, drept. Bun, deci practic în stânga nu s-a făcut niciun kill, adică noi patru cu siguranță de safe. Ok, mm-hmm. am să zic o singură chestie, posibil să fi dat butonul doar ca să-și ascundă urmele. Nu, no, așa zi, Bobo, faci kill-uri, apoi apeși buton și întrebi ce faci tu. Gen, nu vreau să fiu rău, dar nu cred că s-ar fi gândit Rodby la asta. Ba da, cred că a studiat. A studiat, dar a dat de diploma și licență în impostoreală. Bă, spune și eu, ce ai făcut așa în mare, în afară de... Deci eu m-am dus direct acolo și am făcut stai. Dani, care a fost primul tău task? Ai făcut cheia? Nu, n-am făcut cheia. Am plecat direct. A încercat Bogdanel să-l prindă. A încercat dacă e. A făcut cineva cheia? Da, hai să vedem. A fost mișto, era prima. E clar. Eu am făcut, man. Am făcut și naveta, am făcut și benzina.
Am făcut și cardurile. Eu am terminat deja quest-urile. Da, nu știu ce să zic, nu voi, na, nu știu, eu dau skip, nu avem de, adică s-a dat butonul, gen, sincer, nu știm unde skill-urile. Un lucru sigur, Stami, cu Bob și cu Soatăfa și cu mine eram destul de safe pe stânga acolo. Da, okay. Păi asta, Dani, Pink sau Rugby, dacă moare Rugby, acela nu e Rugby și rămâne Dani cu Pink. Aaa, bună, Libby, dacă bine, mă, Rugby. Mamă, ce l-a votat Pink, n-a avut două paie. N-a avut două paie, Pink. Și au 100 de oameni, hype 3, aia zic chat. Nu și prietenii că se patinează. Așa, stai, hai să ne concentrăm, cealaltă, hai să ne concentrăm. Hai să-i mâncăm acum. Acum ne uităm cine ce face. Ia să vedem. Rodby, what the fuck, ce a fost aia, Rodby? Dani cu Rodby, chat. E Dani cu Rodby. Dani cu Rodby. Vreau să-l întreb pe... Chat, îl dau? Nu, fuck. Voiam să-l dau, să-l iau puțin pe Rodby, nu pe Rodby, ci pe Rodby și pe Dani. Pe Rodby și pe Dani l-aș fi luat, sincer. Stresul e nici pe mute. Asta e că stresul nici nu e meci. Bob, Mădălin. Vreau să mă să dau buton, vreau să mă să dau buton, să le iau puțin pe Dani la întrebări. Pe Dani și pe Rodby. Am dat butonul de această dată, da. Că vreau să... Îmi pare rău că v-am scos din task-uri. Știu că nu este o chestie foarte de treabă să dau butonul, dar eu vreau să iau două persoane la rând așa și vreau să încep cu Dani Den. Da, și eu vreau să întreb pe Dani că e dubios. Dar stai. De ce sunt dubios? Deci Dani Den, aș dori să-mi spui, te rog frumos, questurile pe care le-ai făcut după ce ai ieșit din office. Dani, vreau să întreb o chestie, ce te cheamă Den la final după Dani? Ca să vine de la bizuină, nebunie, așa, știi, cu skepsis, așa. Hai să continui cu task-urile. Primul task și al doilea, spune Dani, atâta. Păi asta, în primul rând a fost în office acolo la grămadă, am întors frumos acolo cardul, am apăsat click, l-am pus acolo. Eu vreau să întreb o singură chestie. Ce ai făcut în laboratorii? Nu, bă, nu, deci fii atent. Nu, hai să vă zic o chestie. El a zis mai înainte că a făcut chestia aia cu buletinul. El s-a băgat doar la cardul din stânga și la al doilea nu s-a pus, doar pentru că gen asta era chestia pe care voiam să-l întreb. Deci era swipe cardul și aveam și ăla din dreapta, de el s-a băgat doar ăla din stânga și pe ăla din dreapta nu l-a făcut. Dar practic el a zis că l-a făcut pe ăla din dreapta și gen înțelege, s-a dus la ăla din stânga. Dani cu Ping, deci eu ieșeam din laborator, Dani cu Ping mergeau așa de mână frumos unul lângă altul. Nu ți-mi ce mai mână frumos de mână. Bă, votați-l pe Dani, e ciudat rău de tot. În primul rând, Rodby mă acuză de două runde. Ești ciudataș din gură de ciudat. N-am apucat să spun ce task am făcut. Am fost în fucking laborator și am aliniat telescopul. Asta a fost tot. Și atât? Atât că am făcut, că după mă întorceam. Vrei să spui că n-ai avut scan-ul? Eu aveam scan-ul și tu nu-l ai? Ce? Oricum, asta e task comun, ambele sunt, adică. Da, asta e chestia. Toată lumea are scan-ul. Eu am avut scan și tu nu ai. Mi se pare foarte fishy că Rodby a dat vina pe mine deja două runde, adică legit. Deci până la urmă pe cine votăm? Spuneți și bă, Dani, votați-l pe Dani. De ce, mă, Rodby? Oricum, Dani, acum nu vreau să fiu prea tryhard, dar sigur asta e... Pai, pași, obolane, ne mai vedem. Ce bullies, mă, râd vorbește. Alexandru Gabriel! Te pup, brodere, mulțumesc foarte mult pentru Memberstein. Te pup, brodere. Respect de la maxim forță. Bob s-a dus în stânga, what the fuck, Bob? De fapt, stai, Bob, practic, avea făcut questurile. Mamă, what the fuck? Opa. Vitals. Deci. Hai să ne băgăm puțin la creație chat, să vedem ce se întâmplă aici în stânga. Ia stai puțin. Oamenii în momentul ăsta nu-s niciunde, gen, unul weapons, unul communication, ok, weapons, mă, ce se întâmplă, frate, ce-s chestiile alea pe... Mamă, să mă răbar cu orleții. Băieți, dați și voi time-out la băieții, vă rog. Nu pot să-mi dau seama nimic, de să e top cu mine. 3 aici? S-a făcut kill în O2, chat! S-a făcut kill în O2! Deci, ascultați-mă! S-a făcut kill în O2. Undeva aici s-a făcut kill-ul. S-a dat vent de aici. Chat, unde-i kill-ul? Bă,
Bă, ce se spamează, frate? Dați-le, bă, ban! Dați-le, bă, ban! Lotez, mersi mult pentru membru. Stai, frate, să mai dau, uite, fii atent, dau lui Alex moderator. Să dea și el niște banuri, frate. Deci vă rog eu frumos, dați tuturor bani. Vă rog frumos, ăștia care spamează gen. Hide user, nu-i dați cu de-alea cu nebunii de-alea. Dați hide user direct așa, bine băieți. Vă și vă respect, mulțumesc frumos. Așa, rupe, du-le. Bă, nu știu ce a fost aia, gen, sincer, greu, și-a dat cineva vending greșeal acolo. Fiecare unde sunteți? În electricity. Eu, de la partea, da, și la fel, gen, sunt la partea cu camerele. Exact cum s-a făcut chestia. Eu sunt la rachetă. Unde s-a făcut? Că mă uitam eu pe aia de la admin și erau... M-am uitat pe Vitas și acum am văzut că Bob a murit. Dacă mă lăsai să văd, puteam să zic că... Deci, stai puțin, stai. Deci, o chestie... Zi. Nu, vreau să păstrez pentru mai târziu, ziceți, continuați. Nu știu, singurul care îl suspectez așa un pic este Pink, pentru că se plimba super random, a făcut asta. O chestie pe care eu o suspectez în momentul ăsta. Da, ideea e că l-am văzut pe Pink la Weapons, acum nu știu dacă a avut norocul să fie și tascul lung și fix când să crească bara aia. Nu știi că se vede că gen trag glaserele la Weapons sau nu? Nu, deci fii atent. O chestie care gen, mie mi se pare ciudată puțin, gen, n-are sens cu ce v-ați acuzat până în momentul ăsta, e următoarea chestie. A dat so what the fuck butonul, da, a venit așa, deci fii atent, a întrebat unde e toată lumea. A zis așa, am zis eu, Rodby și Pink. Și Mădăn n-a zis nimic. Mădăn că nu vorbește. Am zis la rachetă, bă. Ce? Dacă voi vorbiți, vă las să vorbiți, dar eu am zis că la rachetă din prima, de când ai zis, voi unde sunteți? Cine a înjurat de-o? Cine a înjurat de... Nu știu cine. Fabia vrea să umți cu Adnă, Sebi. Cine-i Sebi? Nu știu, e de-aia, dar al cui e ăsta? Crești tu de alea, gen, invite-urile? Da, ok, hai să continuăm discuția. Okay. Ok, așa, puteți să intrați în continuare. Nu știu cine okay, zis, deci am zis că... Bă, deci, chiar dacă Pink acolo a avut chestia aia, nu știu, bă, că s-a făcut, adică s-a fi făcut prima dată cu tabă, s-a fi făcut mă dădă. Dar nu s-a... Eu. Dar nu știm unde e corpul. Tot timpul, s-o adăfac asta acolo la... Și ce e ciudat e că Mădălin Tura asta n-a mai stat pe camere, gen, Mădălin camera mare? N-am mai stat pe camere că l-am văzut pe Mădălin sau de... Nu, eu am dat skip, eu n-am evidență nici pentru Mădălin, nici pentru Pink, gen, nu știu. Deci planul pe cine votăm? Am dat skip. Păi eu am terminat quest-urile, faceți-le și voi. Ai terminat quest-urile. Pe bune. L-am văzut la cameră, l-am lăsat acolo, că mi-a fost frică să nu-mi dea. Bă, da, Pink tot timpul de speedrun, nu o da cu Pink pe quest-uri, pe gen. Bune. Nu o da cu Pink pe quest-uri. Eu le termin și apoi mor, că mă bat alții. Hai chat acolo cu 12.000 de like-uri, faceți și noi. Băi, eu sincer, n-am făcut niciun quest. Vezi că plec și eu 15 minute să dau și eu drumul la ăsta. Te pup, Teo, te așteptăm. Nu te înlocuim. Așa, te pup. Eu left the game. Te zici că m-am dat mare capac, Mădălin. Nu știu cine a dat leak la server, că trebuie să banez pe cineva. Nu ești pe mut. Știu, ți-am zis, doar ceva să zic chiar. O să-mi dea capac, Mădălin, fii atent. Mădălin stă cu mine. Ok, Mădălin cred că încearcă să-mi arate ceva. Ori încearcă să-mi arate că Mădălin e de treabă. Ori nu înțeleg. Mă, Pink e după mine, bine, Pink! Tot timpul știu că nu e el. Mamă! Capac eu, Andrei, mulțumesc foarte mult pentru membru, brodere, te pup și te respect. Nu uita să-mi lași pe community numele tău de pe Fortnite și de pe Steam, depinde pe ce vrei să-ți dau ad. Ca să fie totul bine, că dau ad tuturor membrilor, nebunie pe felie, Pink, unde ești? S-au dus toți în partea... Mamă, fucking shit. Am despărțit, e clar. Bă, dar mai avut un membru, cine a mai dat membru? Elotes! O, membru legendar de la Elotes, te pup, brodere! Îmi pare rău că n-am văzut. Ăsta e semnalul meu cu Pink, gen, înțelegeți? Când e el, gen, crewmate, se ție după mine să vadă dacă fac quest-uri. Bine, asta face cam orice crewmate, cu puțin Kappenstein. Sunt la luna a doua membru, bro. E bune? Oricum, în ultimul timp nu prea mai făcut live-uri, dar să știi că te pup și te respect maxim de tot. Dar acum revenim cu live-urile alea forță rău de tot. Activați clopoțelul ăla, mă, că... Nu știu, stai să vedem. Rodby, vreau să văd. O, e kill-ul făcut jos undeva. E kill-ul făcut undeva jos.
În office, în office, în office. Mor cineva? Nu-i mor nimeni. Ăla e ultimul meu quest chat. Nu-mi pasă, chiar nu-mi pasă de la, sincer. Nu-mi pasă de la, mă duc să fac quest-ul, mă duc să fac quest-ul, mă duc să fac quest-ul. E GG-ul, dacă nu mă omor acum. Oh, fuck. Mai am ăsta, că e double, double side quest. Cum ar fi să-mi zică Rodby că... Cum ar fi să-mi zică Rodby că sunt eu? Hai GG-ul, hai GG-ul la nebun. Hai GG-ul la nebun. Ciot! GG în chat. Da. Da. Cine era? Cine era? Cine era? Eu era Rodby, cine era? Nu, era Madeleine, Madeleine. Uai, am crezut că era Rodby! What? Nu te mă în dreapta. Am stat cu tine. N-am ce să fac, eu de erați în grup. Dacă mă uceam, nu voiam să-l omor pe Rodby, că voiam să-l las ca să fie... Well, mai da, uite-l pe Sami, am stat cu el, nu l-am omorât, și că era Rodby. Da, n-am avut nicio șansă. Nu, nu ține ceapă pe Rodby pe post de alibi, pe bune. Dacă rămân un impostor și rămân 3-4 crewmates, stau... Dacă rămân un impostor și mai sunt încă vreo 4-5 în viață, n-ai nicio șansă. Nu, e aproape imposibil. Sami, am avut grijă de tine să nu mori și te-ai vrea. Stai așa, Madeline, la un moment dat a fost singur. Cu so, în stânga, la alea, n-ai putut să faci kill. Păi da, și făceam reactor și voi nu spuneați că sunt eu, că m-am dus singur cu păi soate. Ba da, da. Bun, deci na, mai trebuie să dăm un match în nouă, că Teo o să revină și el în 10 minute, ceva de genul ăsta. Cum jucăm noi, suntem prea... Bă, suntem transpirați, mie îmi place că suntem, las că așa învățăm. Exact, știu chestia asta, dar e greu, e greu. Bă, nu putem numi încă transpirați, e doar așa puțin, așa încălzit. Se pare că suntem prea transpirați? Se pare că suntem prea transpirați? Suntem numărul la secunde. 656, vă mulțumesc foarte mult acolo pentru toate subscriberele din seara asta, chat, sincer. Chiar am lupt. Let's go. Come on. Let's go. Come on, Gregor Madalinie, I'm Pusheran. Deci nu știu de ce am impresia că Madalinie e impostor, sincer. Deci de la acum a zis, let's go, come on. Chat, îl dăm afară din prima? Chat, voi decizi dacă îl dăm afară din prima sau nu. Sincer, mai decideți dacă îl dăm afară din prima. Oh, salut stresule, te pup, stres mectan. Salut stresule, stai, vino să dau un pupic? Da. Nu știu de ce mă duc aici, că n-am niciun quest, sincer. De ce? De ce m-am dus acolo? Road by, ok. Ia la din dreapta. Cred că o să mor primul, de ce am impresia asta? Deci dacă nu mor primul, îl dau afară pe mădă din prima. Sincer, chiar îl dau afară pe mădă din prima. O să joc 8 IQ chat și o să-mi iau după fericirea pe care a avut-o. Trebuie să fii foarte fericit să primești de la nu știu, admin. Trebuie să fii foarte fericit să primești un impostor două ture la rând. Mădălin șococrățău, sincer. Bun, am asta în weapons. Ne dăm așa frumos. Bum, bum. Bum, bum, burum, bum, bum. Bum, bum. Ce-a, știi care e o tactică foarte bună când joci ca... Când joci ca impostor? O să zic după. Unde? Mamă. La copac, în ăla, de unde crește copacul. Vă salut, băieți. Te salut, te pup. Deci fiți atenți. Eu zic, de toate, vreau să spun că eu mergeam acum către communication, că aveam upload-ul și exact de acolo a venit Dark, adică Roz. Eu zic să-l dăm afară pe mădă, că a fost prea fericit. Efectiv eram fericit, dar eu am fost cu Rodby și cu... Da. Nu, am făcut mișto. Poate spune că misiunea, adică am făcut aia cu numere, dude. Mădălin chiar a stat cu noi, corect. Da, gen noi, am făcut doar mișto. Așa. Chat, zice, da, de oameni pe Hype Train. Acolo la copac, deci acolo sus. Greu să zici că mamă, el venea de acolo, că putea să ia și vent era cineva și altcineva să... Dreapta. Așteptat. Logica lui Pink cu prietenii, Sami cu Tresul sunt prieteni și se tachinează, nu? Da, frate, dar nu poți să joci cartea asta când eu i-am dat pupic lui Stresul meciul ăsta, gen.
I-a dat pupic? Da, i-am dat pupic. Era la ăsta, la... unde e? Unde l-am văzut ultima oară? L-am văzut în laborator acolo, la... Nu, am o întrebare. Unde a fost Dark? Asta vreau să zic. A fost cu mine la Vitals. A fost cu mine la Vitals. A fost cu el, pentru că sunt impostor, v-ați prins? Bravo, Rodby! Da, nici cu mine, n-are cum. Mă, ok, dar tu ce făceai? Serio, ți-am spus, am dat upload ăsta, acum mă duceam la comic și să dau upload. Aha. Și l-am văzut pe Dark care a venit în stânga. Bro, eu n-am fost acolo, oricum am avut, am luat upload, am dat download-ul de exact de la office, din dreapta, am dat... Sunt Mădălin și Dani, în rest nu știu, faceți ce vreți. Bă, Mădălin și Dani. Mădălin și Dani, mamă! Să se pună pe mut data viitoare. Pot să mă bucur și ca crewmate că nu am putut să pic. Hai că te bucuri că acum. Hai că da. Man, nu, bă, nu vă luați după chestia asta. Eu chiar am făcut mișto cu chestia aia, gen. Bro, luați-vă după meci, nu după ce s-a făcut. Parcă nu prea vrei să fii dat afară. Oh, eu dau skip oricum, Potează-mă, că n-am nimic. Oricum, ciudățică fericirea asta. Fără filmei tot așa o să fii data viitoare. Hai cu like, subscribe, te pup, dragoste, te pup. Uite ce stă iubita mea pe chat, mă, și uite ce s-a apăsat pe butonul de like. Așa că pentru iubita mea frumoasă și șmecheră forță, hai acolo un like. Chat, un like pentru iubita mea, vă rog frumos, acolo să vedem. Deci de la 141 de like-uri, de la 12.141, la câte like-uri ajungem? 12.141, la câte like-uri ajungem? Să mulțumesc foarte, foarte, foarte frumos pentru membru, cine mi-a dat membru, Funny Crazy era, Crazy27. Mulțumesc frumos. So, what a gok. 13.000 de like-uri? Hai că facem. 13.000 de like-uri. Bum. Ia să vedem, bubuia like-urile alea. Dau băieții butonul de like. Am aici, hai că mă duc să fac asta. Cine e aici? Dani cu mădă. Ok. Bum, 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 bum. Ok, Avan, v-am zis tura trecută când eram la Weapons, că vă zic o de asta, o tură șmecheră, o chestie șmecheră, ca impostor, de fapt ca impostor și ca crewmate, cum să dai tot timpul gen seama că cineva nu e impostor. Practic, când... Mădălin, fucking Mădălin. Fucking Mădălin, azi de la început că s-a bucurat! Dude, l-am văzut pe Mădălin cum ieșea din communication. Mădălin. Și e cam cineva mort. Mă bucur. Măcar mă bucur că l-a văzut. Am avut încredere în tine, Mădălin. Mă, și eu am avut, mă, Mădălin, nu se poate așa ceva. Ia să văd pe ping, bro. Hai, votați-mă, dați-mă afară. Am vrut așa. Ori pe Sami, ori pe ping. N-am prins pe Sami, asta a fost. Scuzele mele. Deci ai dat rama pe față, gata. Te trimitem acum. Bă, meciul de la bun început. Am încercat să câștig încrederea, dar nu s-a putut. Mamă, deci... Da, m-am omorât pe mine că știam că l-am acuzat la faza aia cu... Deci m-am omorât pe mine pentru că l-am acuzat la faza aia cu fericirea de la început. Dar eu voiam să văd cum se atacă, gen. Trebuie oricum poți să faci chestii de genul. Dreapta să o umplu. Bă, dați seama că... Două secunde, n-ai de toate, dar că acolo în office ce task ai avut ăla pe care l-ai făcut? Nici. Cu fire în stânga. Ok. Deasupra ventului. Ok. Vine deasupra, mă rog, la un metru în față. Da, mă, unde e că... Cred că tu l-aveai în venta scola. Ai risire. Mai întâmplă nor să fie și în vent, știi, adică mai fac. Da. Ecologul și-o volani. Bă, n-aș la o Mădălin, trebuie să-i cer scuze după aia lui Dark, că-l lași singur ca impostor, știi. Las că-l votăm pe el data viitoare. Mi-a luat rozul. Ori Bobo, că nici nu prea vorbim. El a răz. Am avut ocazia. Bă, așteptați-vă aici. Așa, deci vorbeam despre chestia asta, chat, fiți atenți. Vorbeam despre faptul că atunci când faceți la weapons, gen faceți asteroizi, dacă se dă emergency sau se găsește corp, de fiecare dată când voi sunteți în asta și spargeți asteroizi, și se dă corp în timp ce voi sunteți în chestia asta sau se dă buton, irelevantă chestia asta, vă rămân asteroizii rămași de țineți, uite și câți asteroizi aveți dați, gen, sparți chestia asta, înțelegeți? Că e destul de importantă chestia asta. Power on, hai să dăm power on. Gen, încercați când sunteți crewmate, stați tot timpul cât mai multe detalii, frate, toate chestiile pe care le aveți. Nu știu cine e sincer. Membrii noi mergeți pe tabul de comitiu și lăsați-vă numele acolo ca să vă dea, da, exact, ia, bine zice, iubita mea, îmi pare rău că nu v-am spus toate chestiile astea. Dar nu uitați chat, să activați acolo clopoțelul pentru că o să mai urmeze live-uri și cu Among Us și cu Fortnite și cu
Ce seu și cu nebuni de astea cu multe, mamă, l-o omoră pe Dark la mamă. Deci, în locul ăsta, deci vedeți tactica super șmecheră, asta a fost. L-a omorât la canistră, a dat ușă. Aici putrezește corpul ăsta. Deci corpul ăsta aici putrezește, chat. Aici putrezește corpul ăsta. Bine, poate să-l vadă pe geam. Slăbuțe șanse. Posibil să câștige Bob, sincer. Posibil să câștige Bob. Ești bun la acest joc, te pup, brother. Mai e un singur task de focus. Eu cred și ce mai are task-ul ăla. Cred că trebuie să măresc task-urile după asta. Săracu stresul, n-a zis nimic. Nimic, absolut nimic n-a zis. La o oră din prima. Deci am dat și un... Da, Bob joacă super bine. Bob joacă. Uite, vezi, v-am zis, deci nimeni n-a deschis ușa asta până... Efectiv, nimeni. Nimeni. Ok. Cine era? Ne trebuie mai multe testuri, mă, că... Da, exact. Asta voiam să zic. Deci... 2-2-5. Exact, așa până. Cine mai era? 2-2-5. Nu știu cine era. Dark e mort. Era bă. Mai trebuie să intre cineva. Cine mai trebuie să intre? Dani, bun, perfect. Scuzele mele, bă, n-am avut, n-am fost temut. Bă, deci ce bine a fost skill-ul ăla pe Dark, frate, sau pe cine a omorât acolo în... Nu trebuie să-l omori, Bob. Bă, cum să... A fost bine de tot skill-ul. A spus că ori Dark, ori Bob, și tu ai omorât pe Dark. A fost bine că l-a omorât, gen, că l-a omorât la web, acolo la canister în story și a închis ușile peste, l-a putrezit acolo, n-a mai avut ce să facă. Dau start? Dau start? Gameplay? Hai, nu mai trebuie să vină cineva? Gameplay? Ce gameplay? Nu mai mult sau nu? Meciul ăsta, dar meciul viitor am jucat. Hai. Aha, ok. Meciul următor cred că o să... Good luck. O să vină și Teo. Mamă, ce vreau și eu bă... Bă, de ce nu pic eu impostor, chat? Știi de ce nu pic impostor? Pentru că nu ați apăsat pe butonul de like, chat. Nu apăsat pe butonul de like. Unde-i stres? Stresul cred că e... Cărpăchel, sincer, cărpăchel. E mărcăchel. Opa. 19. Vitals. Ok, nimic până acum. Okay. Băieți, de ce? Ce faceți, vă rog frumos. Care a fost primul pas pe care l-ai făcut? Am făcut cheile, Silver, în puțin. De ce l-ai făcut bine, și tu? Bine, bravo, cheile. Bă, glumeam, mă, sunteți. Bă, glumeam, sunteți, Silver. Le știe, mă, atunci, scuze-mă, iartă-mă. What the fuck? L-ai făcut și tu, brother? Credeam că i-a dat bait, mă. Credeam că i-a dat brother, no. Lasă-l, mă, să facă cheile, chiar dacă e el. Bă, într-un fel e bine că a dat ăsta, că acum o să pot să mă uit să văd cine face office-ul. Hai, eu votez pe Sami. Bă, mamă, am crezut că m-ați votat pe mine. De ce n-am crezut că m-a votat pe mine? Hai să vedem cine face asta. Hai să vedem cine face. Cu emoții să nu cadă în lavă, mă crezi? Te împiedicai puțin, gen. Ia, hai să vedem cine face asta, ia să vedem. Mădălin nu, de acolo face? Mădălin n-a făcut. De aici... Da. Mădălin n-a făcut task-urile, chat. Mădălin n-a făcut task-urile. Avem un sas în momentul ăsta. Teo, ești pe nu mute. Gata. Teo e ăsta, nu Teo. Mădălin este cam Sassenstein. Să-l dau mai tare pe stresul. Păi, stresul e la 300%. A venit la lumini. Alo? Mamă. Așa, deci l-am găsit pe la satelit, pe acolo, pe unde e communication, pe afară. Ok. E afară la communication, nu știu încă... Deci kill-ul e făcut proaspăt pentru că eu am fost pe la communication okay. Prin față. Și n-a fost kill, kill-ul e făcut proaspăt. Deci da, dar gen, e pe la gardurile alea de la electric, ce zic? Deci eu am venit pe acolo, bro, deci eu efectiv am venit pe la garduri și nu era kill-ul făcut. Deci e nou. Și ultimul care a venit la mine a fost Mădălin. Mădălin să fie iar? Nu cred. Și chestia... Am venit acolo ca să fac electricitatea. Deci fii atent. O chestie ciudată legată... Era total întuneric, deci... Deci, mă dă, task-urile de la început, mă dă.
Da? Da, task-urile de la început. De task-urile de la început, ok, am făcut o rachetă. Nu, 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 de după ce ești din office, gen. După... A, după ce ești de la început de acolo? Da. Ok, bun, am făcut O2-ul. Nu, bro. Nu, de la începutul rundei. După ce s-a dat alea de acolo. După începutul rundei, bro, te-ai zis de aia cu rachetele, se uce racheta dintr-un punct în altul. Nu, man, bro, a dat sau what the fuck butonul și după aia acum, am ieșit și am mers să facem niște task. Ai făcut un task la începutul turei, la începutul turei. Care a fost task-ul pe care ai făcut la începutul turei? Vă rog, gen atât. La începutul turei care s-a dat gen anunțul ăla? Da. Mamă, cât trage de timp. Da, rog, Mădălin, l-am văzut că a ieșit din vent. A ieșit din vent. Că n-avem timp să votăm. Da, că n-am fost eu, eu am fost cu Sami la electricitate. Păi da, da, dacă eu am venit exact pe lângă gard și n-a fost niciun kill și... Deci dacă... Nu, hai că-ți spun eu, vă zic eu ce s-a întâmplat. Deci eu îl suspectez pe Mădălin de la începutul turei pentru că el s-a băgat la task-ul cu cardul de ăla din stânga și nici măcar n-a zis de el și pe lângă chestia asta noi am avut ambele task-uri, gen, am avut ambele task-uri comune și el n-a zis de niciunul. De asta era chestia și acum că... Ai ce zis kill? Dacă am făcut din misiune, ce vrei să fac? Ce vrei să spun? Mădăline, și dacă ești, și dacă ești, și dacă nu ești, nu recunoaște niciodată că ai faci și pentru mai grea, impostorul. Da. Asta e, dacă nu ești. Deci nu recunoști. Știi? Ok. Zici că e Sami, că a ieșit din fent. Dar să-ți faci test-urile fantomă, mă, că e mai rapid. Hai cu like, la chat, faci și noi 13.000 de like în chat. Ce miroase șobolanul. Miroase șobolanul, da? Miroase chat bălanu. Mă, iar a fost mă drei, bă, cum să pice mă drei de 3 ori chat? Bă, chat, cum să pice de 3 ori, de 3 ori, 3 ori, 3 ori. Uitați-vă la mine. 1, 2, 3. De 3 ori a picat Mădălin. Ați trebuit la cap? Bă, ați trebuit la cap, a picat Mădălin de 3 ori? Ziți-mi vă rog frumos că era Mădălin. Era Mădălin de 3 ori. N-are cum să nu fie Mădălin pentru că pur și simplu gen chestia cu... cu ăsta cum se numește, cu... Trebuie să fac task-ul ăsta, că nu pot să mă gândesc cu 1, 2, 1. Deci îmi pică creierul când fac ăsta. Hai, mai dăm o dată. Da, n-are cum să fie, n-are cum să nu fie Mădălin chat, pentru că, bă, Mădălin a dat gen fake la card. Bă, e a doua oară când fac scan-ul. A dat fake la card și a doua chestie ce a făcut. Cine, eu am venit exact pe acolo și el nu era. Ia să-i vedem. Cred că masa mea. Hopa, hopa. Da, am scăpat de Rodby, mă, e bine. Este. Care ați reparat luminile runda asta? Nu cred că s-au reparat. Nu, este 100% că nu s-au reparat. Deci eu am fost în dreapta. Deci eu în momentul ăsta sunt cu I Hate Pink și cu So What The Fuck. Exact, în dreapta. În dreapta jos la specimen. Adică, Sami, erai lângă mine aici, în specimen. Tu erai, nu? Da, păi Dani s-a dus în specimen, eu am rămas sus. Așa. Și am rămas închis, v-am deschid ușa și mă duceam acum la lumea. Bă, vedeți că... Deci, hai să stabilim unde suntem restul. Că ăsta, eu n-am văzut cadavrul, l-am dat la R. Înțelegeți? Așa, da, așa. Am învățat să joace stresul, mă bucur, da. Și a apărut reportul, da? Da. Deci ziceți care erați împreună și ăla care nu era, în afară de mine... Deci eram... De ce în afară de tine? Eram cu Sami, cu Pink, da? Da? Și a zis Dani că era cu noi, dar eu nu mi-aduc aminte să l-ai văzut pe Dani. Dani, dacă l-ați văzut voi? Fii atent, Sami. Să fie cel care vorbește acum, nu? Bobo. Da, eu sunt acolo, am fost în dreapta, Dani s-a dus jos, când s-a dus în jos, că se ducea pe spațiu, eu am rămas că mai aveam ceva de făcut acolo. Ok, și unde e kill-ul făcut stresul? Deci kill-ul e pe la electrică, că mă duceam să repar luminile și mi-a apărut butonul de report pe întuneric și oricum nu vedeam nimic. Nu ți-a apărut ăla de kill pe lângă? Păi și cu cine? N-ai mai văzut pe nimeni pe lângă? Păi n-am văzut pe absolut nimeni, că era lumina stinsă, nici n-am apucat să intru în electrică. Poate să-mi apare prin perete să dau reportul? Nu, e imposibil, imposibil. L-a omorât înainte să intre în electrică. Și după aia cred că a luat ventul ăla din stânga sus, e vent stânga sus acolo, parcă? E stânga, da, e vent stânga sus, dar ăla te duce la O2 și jos de electric, de nu te duce niciunde. Bun, ziceți ăștia care erați grupat, că sigur sunt... Ți-am zis! Eu cu Sami și cu Pink eram grupat. Dar nu mai repetam, mă, că nu mai avem timp, mai sunt 10 secunde. Nu știu, zic să dau skip, că oricum nu sunt doi. Bob sau Dani, da, sau tu, Dani. Bob, Dani, da, sau self-report, da, exact. Da, dăm skip, nu? Sau ce faci? Da, skip. Deci Bob și cu Dani, bun. Coșați butonul de like. Vali, mersi foarte mult, brodere, pentru subscribe. Și chat, îmi pare super rău dacă nu v-am citit chat-ul, dar dacă mă uit pe chat, cred că mă din postări de 5 ori.
vă dăm următoarele 5 ture. Și nu uitați să apăsați acolo pe clopoțel, pentru că clopoțelul ăla, bă, ăla e adevăratul subscribe chat. Ăla e adevăratul subscribe care practic, gen, dacă eu fac live, vă primiți notificare, știi cum, bă, nu instant. Vă vine porumbelul și vă bate la geam și vă zice: faceți asta mi live! Da. Faceți și noi 13.000 de like-uri? Mamă, 720 de persoane în hype train! Băi, ești nebun! Chat, am bătut recordul de 5.000 de ori! Băi, ești nebun, 720 de persoane în hype train, what the fuck, în viața mea n-am văzut atâtea persoane în hype train! Coco Mario! Mamă, să... Răbar corleții! Bă, dar nu se mai face... Nu se mai face lumina aia odată! Nu știu, frate... Cine-i galben? Cine-i galben? Galben e stresul cu pink... Bob... Vreau să văd vitals! Vreau să văd vitals neapărat! Mai sunt două questuri. Îmi pute rău de tot stresul cu Bob, sincer. Stresul cu Bobenstein îmi pute într-un hal. Știi cum? 34 like! Mamă, mi-au rupt. Sincer, pe like-uri, băieții, live-ul ăsta. Ne-au rupt, băieții. Iar s-au dat luminile. Măi, ești nebun. Nu știu cine poate joace în halul ăsta cu luminile, sincer. Dai pârnaie. Cine e aici? Stresul cu pink. Stresul cu mink. Chiar au făcut ăștia kill aici la gunoi. Eu cred că e morțuată. Deci. Ia ziceți-mă unde erați fiecare, că am fost pe mine. Spuneți mai întâi unde erați. Mamă, cine a luat Dani la 3 păziște, că am crezut că ne rupe capul. Atare, e pus pe perele acum. Eu n-am încredere în el. Deci, nu știu, eu am fost cu băieții la grămadă, băieții s-au dus după aia acum la electric ultima oară. Și după sincer, laborator. Dus, da, și ghiși ce? M-am dus jos și ultima oară nu te-am văzut la tablă. Dar eu nu l-am văzut deloc tura asta, pe Sami, pe Sensu, pe tine. Păi da, eu am stat doar da, la cum, mine. Dar cum, m-ai văzut pe mine, cum să nu mă vezi pink? Deci, l-ai văzut? Ba da. Mi-a fost. Nu, m-am uitat după voi. Am ieșit de la specimen, l-am văzut pe Dani la tablă și apoi am zis, ok, hai să mă întorc după al doua oară când s-a dat lumina, hai să mă întorc când am zis, văd dacă a murit Dani, că era singur, știi? Mă, ideea, deci... Și nu mai era. Deci, fii atent. Bă, a stat doar acolo, Bob, stai un pic, nu m-am mișcat de acolo. Nu cred. Ba da, deci, hai să vă zic care e treaba, hai să vă zic... Deci, fii atent, hai să-ți spun, fii atent. Treaba e următoarea. Corpul este deasupra de storage. Eu am fost așa la Vitals înainte să mă duc în O2. Așa. Și so what the fuck a trecut pe lângă mine în dreapta. Gen, practic, okay. Cred că s-a dus și el să verifice care e treaba cu Vitals-ul, pentru că am văzut că și el face de obicei chestia asta. Mie în momentul ăsta, okay, mi se pare sus Bob cu Dani. Ei, bă, sunt singurii care... Eu vreau să știu cine era în laborator, că la final fix... A zis că Bob era. Doar Bob singur? Nu, mă, Bob și cu mine și cu ăsta eram pe afară, dacă a intrat... Dar Bob nu era cu noi, Bob nu era cu noi, Pink? Bă, la moment dat am văzut, repet, că erau doi în laborator. Erau doi în laborator și după a rămas brusc unul. Deci noi acum la ultima lumină a fost The Sami, Stresul și I Hate Pink. Dani presupune că a fost la Vital și Bob zice că a fost în laborator. N-am fost, frate, la laborator. Atunci unde erai, Bob? Ori Bob, ori Dani. Da. Eu am votat Dani că nu și-a terminat test-urile și stă păi la... Păi nu l-am terminat, dar chiar păi am văzut nu? Ce se întâmplă. Mai am doar ăla cu nodul, atât. Na, trebuie ceva. Nu e, deci Bob s-a mișcat super dubios runda asta, vă zic sincer că s-a mișcat super dubios. Cu cine m-am mai întâlnit pe la laborator pe acolo? Mai era cineva. Hai, pe cine? Eu am dat skip sincer, nu știu, mi se... Bob, da... Nu știu, Iura. Deci, cum s-a votat? Pink cu... Pink cu negru au votat pe cine? Pink cu negru au votat? Pink cu negru au votat pe Dani Den. Scuze, opa. Stai, frate, m-au luat băieții la bătaie, bă! Deci Pink cu negru au votat pe Dani. Pink e curat.
Toată lumea când l-a acuzat pe Dani, Bob a sărit pe el. Fucking shit, chat, fucking shit, e greu meciul ăsta. E greu pentru că Dani nu ne dă informații și Bob tace. Ori e Bob pentru că nu vorbește, ori e Dani că e impostor. Ok, Bob, ok, Bob, ok. Bobo cu cine era? Bobo cu... Era Bobo cu Pink și cu Galben. Deci Bobo cu Pink și cu stresul. Bobo, Pink, stresul. Și hai să vedem pe admin exact unde se află băieții în acest moment. În laboratorul 1, 2. Posibil să fie și prin partea asta. Nu vă stresați, Andreea, nu te stresa cu cine e impostor, că nu mă uit, chiar nu mă uit pe chat, gen. Adică eu chiar nu mă uit pe chat când sunt situații de astea intense, îmi place super mult să mă gândesc, să-mi dau eu seama, să mă... Dacă e să mă ard, să mă ard singur, Mova a trecut pe lângă mine când erau luminile date. Este, mă. Cine era, frate? A făcut soadă să biologul. Eu eram, eu eram. Ai făcut. Băi, deci două ture la rămă de link cu Bob? Asta am zis și eu, mi s-a părut super. Nu știu, nu vine să cred. Lași voi 2 minute că vreau. E același cod? Da, e același cod. Acum intru și eu. Îți scriu ceva pe WhatsApp. M-ați auzit? N-ai observat așa? Mica de obicei când îi dă impostorii de continuu, știi? Nu, n-a fost așa. Băieți, eu vă retrag să mă năcotul. No. Mamă, jucăm în nouă non-stop. Deci, Dani, dacă nu se termina meciul ăsta, tu erai primul pe care îl scoteam afară. Sincer. Bă, știu. Bro! Dar chiar am stat cu minte. Bro, gen, s-au dat luminile și tu plecai de lumini. Da, am stat chiar mult. E mișcat super dubios, Bob, mă, ce aici. Și Bob și Dani, frate. De obicei, lumea știe că așa am mici de obicei. E bine făcut ei când n-ai niciun tas de făcut. Eram în ultimele două bări, era clar că terminasem și m-am mișcat așa pentru că așa m-am mișcat și când am crewmate pentru că era și greu că erai singur din nou și oricum am văzut laboratorul. Singur și băieții mei umblă împreună, umbră, știți? Dar mi-a plăcut cum a zis Bob, ci că nu mai era acolo, știi? Atunci era acolo, eu încercam să îmi vină pe tine, easy. A fost bine asta zic, chiar a fost super smart. Adică n-ai. Pentru că degeaba zici tu că am văzut o lumină, da, în laborator, pentru că nimeni nu știe ce ai văzut tu. Poți să mă exact, mergi la hată, asta treaba, știi? Pink, ești aici, brother-e? Trebuie cum a fost ultima rundă pentru tine. Voiam să-l lovesc pe Pink fix acum, la final, înainte să... Deci dacă... Păi, asta și așteptam. Nu neapărat, pentru că eu puteam zic că eram fix lângă tine sau în fața ta, pentru că m-am dus în fața ta și n-ai pe vision să zici așa, plus că Sami și cu Dani și cu cine mai era lipsise. Și cu Dani, nouă neplăcanii, regii României, mamă, ne-ai rupt. Vezi că mi-au copyright, că e bine pe cântat. Stai că am înțeles că are Pink o problemă cu live-ul și după aia îi dăm dacă e ok. Mi-a zis. Dă-i roșul lui Rodby, nu vreau să-i dau, mă, roșul lui Rodby, uite, nu vreau eu să-i dau. M-a supărat pe mine Rodby. Rodby s-a dus la WC-ul. Ce vrei, mă, vrei să mor aici pe scaun? Ce? Vrei să mor pe scaun pentru tine? Să te urci pe scaun? Nu, să mor pe scaun, n-am voie nici să merg la toaletă. Păi știam că mergi la toaletă. Fii atent. Eu am rozul lui Pink, n-ai vrea să am rozul lui Pink, ca o să iasă urât. Hai că îi dau atunci, dacă îl facem pe Pink fericit. Ia, dar acum tot furați culorile, că mi se schimbă culoarea în fiecare rundă. A intrat târziu. Contează care intră, da. Mamă, sunt maro. Cine era maro? Jax era maro tot timpul. E așa mai molat. Băi, frate, nu știu. Soha de fapt nu face task-urile deloc niciodată, frate. Zici care e biologul. Ce le face, mă? Dacă n-am câștigat de vreo 2-3 ore acum doar pe tatăl. Glumesc. Ce vorbești? Unde-i Soha? Că nu-l văd. A zis că a plecat, a zis că are treabă. Păi cine mai luăm și noi? Păi nu știu pe cine mai luăm, că mai luăm dacă e. Bagă-l pe Rafa, nu știu dacă vrea Rafa chat.
Din ce am înțeles, zici că face, nu știu ce treabă are în seara asta, sau nu știu ce a zis că face. Zici că are biologul, da? E biologul. Ce, Pink s-a băgat să facă și live? Da, a făcut, hai că a făcut live, că i-a picat. Păi, i-a picat lui Pink. Dai zi-mi ce face Rafa, Rafa vorbește. Prin notificare. Prin notificaciones. Prin notificare a picat YouTube-ul. Băgăm și noi un 14.000 de like-uri! Se mai întâmplă. Așa de control? Da, uite, Pink e live acum. Vorbește pe aici. Na. Sau nu mai e? Cine mai e? Uite bă, Samilon pe băiatul ăsta sau da Popin, bă, că se joacă acum. Bă, dacă vrei poți zici că îl băgăm, că nu, nu mă supăr, adică da, e ok. Da, da. Dar am înțeles că nu prea, adică din ce mi-ai spus nu prea știe să joace Soda Popin ăsta. Dacă vrei luăm și pe X cu Q ăla gen. Da. Vrei te-am un tovarăț, PewDiePie, nu știu cum îl cheamă, PewDiePie. Dar... Mr. Cow. Mai facă și el cu poate, dar chem dacă vreți. Da, pe Felix. Deci eu nu știu dacă dăm go sau nu, că din ce... Habla el picandos, el gratos. Ți-a picat placa, gata, aș zis ceea că nu mai vrea. Ia stai să vedem. Hai că am la clipuri de amunt. Băi, eu o să dau star că se închide lobby-ul, frate. Bă, dar nu știu pe Pink, acum, de exemplu. Pink, o să închid ăsta. Zici, am dat doar așa ca să, na. Okay. Cum are fost să pică impostor? S-a dat start, s-a aprins. Ia să vedem, se mișcă Pink. Nu cred că se mișcă Pink. Cred că Pink e AFK. Sincer. Hai să ne băgăm pe Questor chat. Hai să-i opresc aici ăsta lui Pinkenstein. Gata, am oprit live-ul lui Pink în caz că nici n-am bun frumos direct pe scrollen. Dar nu-i frumos, băieți. Bă, de ce s-a întâmplat? What the fuck? Eram gen, bă, ce se întâmplă? De ce nu vede Sami quest-urile? Dar stai că au dat băieții coms. Dani a ieșit din weapons, deci... Dar și din weapons, care ar fost să fie kill aici? Ar fost prea ușor să fie kill acolo. Mult prea ușor. Dăm așa o nebunie de asta. Așa, dăm frumos. Deci vreau să vă zic super sincer, după nimeni nu m-am uitat, nu știu unde e nimeni în momentul ăsta și doar că stresul e jos aici. Și nici nu m-am uitat să văd gen cine ce quest-uri face. Aoleu! Nu mă interesează cine l-a omorât. Nu vă suport, făceam aia cu culorile, eram la ultima de aia și acum mai tot... Este puțin! Deci tocmai a zis dar că l-am omorât în fața lui? Da, ai venit în fața lui și l-am omorât. Băi, Dark, frate, Dark, gen, veneam din, de sus de la Electric, m-am dus jos în O2 și era Dark, făcea mișcări super ciudate și efectiv a dat report, eu nici n-am văzut corpul, gen... Hai să vă mai zic eu ceva, Dark a fost cu mine în laboratorii, putea să mă omoare și n-a făcut-o. Rodby, ești bă, mamă, să moară băieții, băi, ești bă, Rodby. Rodby. Așa mi s-a întâmplat și mie. Deci Rodby, iată. Eu îl cred pe Sami, să știți. Așa, da, zi. Așa. De 7 nu votăm și trecem mai departe. Nu e, nu funcționează așa, deci dacă el m-a aruncuzat pe mine. De ce nu vrei să votezi pe 7? Ușor, Sami, ușor, vena aia suflă prea tare și noi de la sală, calmează-te. Ce să mai dăm skip, cum ai făcut și tu mie, că am văzut pe camere. Am vrut, tu ai văzut pe camere, dar gen el m-a acuzat pe mine, gen și zice că l-am urât în fața lui. Hai să testăm în felul următor. Da. Dacă Dark e impostor, ar trebui să știe exact care... Deci nu, dacă Dark e impostor, ar trebui să știe clar care e plotul la Star Wars. Te rog, spune-ne. Eu am dat skip, oricum e Dark. Deci oricum, deci vă rog eu frumos, fiți atenți. Dark e de la început, a dat vina pe mine nici măcar gen... What the fuck? Și te-ai oprit din ce zici? Păi da, a dat vina pe mine, gen, vedeți, gen, eu am dat și skip. Să nu-l votez. N-ai cum să nu mă, hai că n-ai cum să nu mă votez. Ok, unul râde mai tare decât celălalt, țineți cont de asta. Bro, what the fuck, deci voi ați văzut ce pârnă a fost Dark?
Gen, e Dark 100% gen cu după chestia asta. Deci dacă eu am murit oricum, gen aia au fost chestiile. Deci e Dark, nu știu cu cine e, nu știu cine a luat apărarea, dar Dark a dat vina pe mine, gen nici măcar n-am văzut. What the fuck? Madalin cu Tilly aici. Madalin cu Till, bum 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 bum. Ah, ok, ok, super ciudat, sincer, what the fuck. O să mor acum, fii atent. Deci hai te o vâtămă, te o vâtămă. Te o vâtămă, ce faci te o vâtămă? Ia, ce vrea să-mi arate te o vâtămă? Ia, zi. Vrea să-mi arate te o ceva, fii atent. Că mi-a făcut semnul cercetașului mergător. După cine mergi, bro? Mamă, câte questuri am în laborator. Madalin, bă, dar nimeni nu se, cred că nu se nimeni să duce acolo, frate. Păi, la cap. 35 de like-uri. Cine e aici? Pink. Dă capa cu Pink, ia să vedem. Dați-l afară. Ok, dacă este Rodby mort, este Dark, pentru că m-am uitat pe cameră, s-a dus pe yes, în dreapta. Yes, it is, yes, it is. My friend of Dark s-a dus în specimen, da. Acum a încercat, da. Avea cool, dar nu putea să mă omoare și am găsit cadavrul, era leșinat acolo, de ce? Da, 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 s-a dus după Rodby. Bun, afară! Încă un meci câștigat, de control, 14.000 de like-uri, vă rog frumos. Scuze. E imposibil așa ceva, iar mă dă. Uite pe Matone, mă dă nepupația și pipoțica aia ta. Te pup, brodere, te pup și te respect. Eram acolo. Uite-l și pe cătă, mă, ce intră uiții. Bacă-l pe râză, hai că-l bag pe râză dacă-i. Oricum, oricum v-am zis, când încep meciul nu mă mai uit pe chat, gen că oricum voi zice cine e impostor. Și prefer să nu mă uit pe chat și să mă gândesc că așa, gen, să-mi folosesc creieșorul meu. Ăla de 8 IQ. Că rupe pe băieți în seara asta. Impostor Nes Game sau te lași? Hai că mai pic eu impostor meciul ăsta, chat. Turele astea, vă zic eu că... Vă zic eu că nu prea pic așa. Nu e problemă, bine brădere. Dați hype, dați subscribe să nu moră Hype Train. Nu avem 766 de oameni în Hype Train. Au rupt oamenii live-ul ăsta Hype Train-ul. Am bătut toate recordurile posibile ever. 769 de oameni care au apăsat pe butonul de subscribe consecutiv. Adică practic au avut nevoie de cât? Cred că 60 de secunde, 60 de cred că un minut ca să moară Hype Train-ul. Sunt un pic ce pârlit ești. Da, este Pink. What? Pentru că efectiv a venit de sus, de la electricitate. Eu treceam pe la electricitate, a venit spre mine, mă urmărea jos la O2. Și din partea aceea era doar singurul Pink, deci Teo... Sunt cu tine viața aia. Știi ce ai de făcut. Mamă, ce tactică, n-am auzit. Ah, ok. Ce? N-am înțeles bine, n-am avut unde să mă duc. Ori să ies afară, ori să merg în jos. Hai, stai că merg în jos. Eu nu mai am încredere în nimic. N-am avut. Bă, ce Hype Train-ul, chat, Hype Train-ul este ăsta. Ia uite-l, ăsta de aici. De peste ăsta de aici. Ăsta 785 sunt oamenii care au dat subscribe consecutiv. A fost clean la început. Deci ăla a fost așa, n-a fost așa clean. Bine, n-a fost clean că ăsta. Eram în task. Ați întârziat puțin și am văzut sângele cum a ieșit, dar n-am apucat să dau escape. Bă, deci, și nu era în zonă. Deci la început de tot au omorât Dark și eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Eu nu văzusem în corp și face Dark. E zis Sami. Îl văzusem că Dark era dubios, dar nu credeam că e și Pink ăsta șarpe. M-am panicat. Sunt cel mai șarpe, frate. Eu am inventat șerpii. Vreau să mă uitam la Pink, să uitam la mine. Eu ceream și un double acolo frumos. Da, și eu așteptam, dar gen erau distanțați și trebuia să ne poziționăm, că instant dădea ăla report, parcă văd. Și când a ieșit și a... Bine, o secundă, revin într-o secundă. Chat, fiți atenți, scurtă pauză publicitară, ce trebuie să faceți în acest moment este următoarea chestie, fiți atenți. Mergeți frumos aici la The Same pe live și apăsați pe... Hai că așa, intram pe neba.com și intrăm aici la furne să vedem care sunt ultimele de astea, că mai auzi băieții că au băgat... Că au băgat de astea, cum se numesc? Oferte noi, ia să vedem, unde sunt ofertele noi de pe Eneba? De pe Eneba, au băgat? Las că ne uităm după, ne uităm după. Dau start.
Rodby, tu nu ești chiar persoana în care oamenii au încredere. Degeaba aici, aici aveam să fac un... Da, vrea Rafa să joace, vrea Rafa să joace! Ho. Cine a ieșit, mă, că deja mi-e dor de el. Hai, ieșim, ieșim cu toții să-l băgăm pe Rafa? Da, hai să-i dăm liv. Da, hai. E ok, ca să fie. Nu! Hai, hai, băgați-l, stai să-l băgăm pe Rafa. Fix, l-am băgat. Stați că fac... Schimbăm Arda, băgăm Sclerus, hai să... Mira, Mira sau tot Polus? Poate. Hai să schimbăm, hai să schimbăm harta, nu vreți? Păi asta a spus și eu, da. Dacă jucăm pe aia cu cafeteria mare, chiar că nu se mai mișcă mult. Păi e mișto aia, mă, e mișto aia. Hai că am băgat-o pe asta, am băgat-o pe asta, vă dau codul acum. Nu zic că nu-i mișto, dar săracul Mădălin tot la camere face rădăcini de acolo. Păi da. Trei runde, la trei runde m-a prins. Acum că vine și Rafa, o să fie și mai greu ca să câștigi un impostor match-ul. Numai dacă cumva nimere Rafa cu Sami. Nu, o să fie mai greu crewmate-ul să câștige, că minte prea rău Rafa. Nu, nu-l întrebați pe niciodată nimica, de-aia câștig. Băi, și asta e true. Da, asta e chestia, fii atent. Noi o chestie pe care nu o facem e să întrebăm oamenii care nu vorbesc deloc. Deci, efectiv, asta e chestia. Și unii dintre noi... multe chestii de foarte mai bine multe ori. Mai bine ne să fie ușor pentru impostori. Mă, dacă fii în 10 am picat impostori și a trebuit să mai jucăm, eu sunt foarte supărat. Deci, stai să vedem, intră Rafa sau nu intră? Andre Marmapel. Je m'appelle. Dacă nu intră Rip, că i-a pierdut meciul lui Rodby de impostor, adică stai un pic. Pe ușă Rip, știu, sunt chiar trist dacă nu intră. De impostor. Chiar am aici cu Teo, voteam în două. Da chiar mă, Teo, pe unde ești Teo? Da, bro, da, aici. Sami. Da. Stați așa că eu am uitat să intru, iertați-mă. Și cine mai lipsește? Mai lipsește cineva, cred. Stai să pun pe general, nu pe invite, pe general, nu pe invite. Aha, deci, ok. Pune și tu viteza 1.25, că aici e nașpa rău. Da, o să pun imediat, o secundă. E 1.25 viteza. A, nu e. Ăla e vision-ul. Atât. Până vine Rafa. 0.5, crewmate vision-ul? Da. Mamă, cam stai, trai. Stai, am 1.25. Ce player speed, man, nu crewmate vision? Wait, what? Bă, nu chiar 0.25. S-a speriat puțin. Păi bă, nu am nimic, jucam pentru Eric. Da, zici că sunt în real life, frate, că-s miop. Prin chiar nu mai vedea nimic, juca la... Pe bune, dacă mă rapă cei mare la bulan. Îți dau codul pe 500 de euro. Da, bro, îmi dai 500 de euro și dau codul. Hai că da, dacă e. Hai că acum că intră Aira Parpel. Îl așteptăm, frate, nicio problemă. Îl așteptăm, nicio problemă, nu? Am și o întrebare. Cum facem, frate, să atunci când sunt impostor să nu mai fie atât de evident că mă enervez, sau? Cum mă calmez? Cum... Eu zic să nu omor pe nimeni. Da. Fii atent. Când ești impostor și dacă nu vrei să te enervezi, dai alt F4. Așa fac, perfect. Deci nu omor pe nimeni și dau alt F4. Ăla, exact. Am de 2:37, de 2:30 și n-am câștigat niciun impostor. Da, între timp celorlalți și mă, Rafael vorbește despre cum îi plac anime-urile pe live. Și care ar fi problema, domnule Rodby? Ce? Păi fă indie, bă, că vorbește despre anime-uri în match, mă. Măcar să vorbească și cu noi despre anime-uri. Bă, vreau să știu care mai sunt noile trenduri la Wii. Adică să aud despre hanoracul de 15 milioane la Rodby? Chat! Ai acolo cu 160 de like-uri, faci și noi 14.000 de like-uri. În 2 ore 40 ați rupt chat, ați rupt, efectiv ați cocoșat tot ce e posibil live-ul ăsta. Ați rupt tot ce e posibil. Hai, da, Rafaele, intr-o dată, ce faci, Rafaele? Îl sunăm pe Rafael, să zicem, Rafaele. Un leak, 1500 oameni buni, atât a zis în privat. Aha, ai claut. Credem, boy. 15 bete, cum s-ar spune.
Mamă, intră pe Neba, așa e Seba, ia să vedem ce. Ce-am băgat băieți aici pe Neba? Nu uitați băieți că puteți să folosiți codul ZESAMI pe Neba dacă doriți reducere, că e mare și mecherie pe felie. Mă, nu, sunt curios dacă au băgat V-Bucks-ul, gen, ăștia tot timpul au avut V-Bucks-ul mai ieftin ca pe Fortnite. Dar acum cred că V-Bucks-ul, după reducerea aia nouă, nu știu dacă au schimbat prețurile, dar oricum e șmechere chestia asta. Băi, și nebun, s-a făcut ăsta. Bagra Buggy, 10 euro, Stein. What? Bă, chat, asta e gen... Nici nu știam că poți să cumperi chestia asta, nici măcar nu e în joc momentan, cred. Volan de vest. Dacă nu e șobolan, nu merge. Scoate, bă, șobolan. Hai să dăm. Dăm start până intră. Săracul Rodby din nou. Ah, și eu care am fost impostor, da, mulțumesc. Da, aș mă acolo. Așa. Bob, mut și cine mai e? Toată lumea. Bun. Oh, mamă, am 3 task-uri în electric chat. Mi-e frică să le fac. Mi-e frică să le fac, sincer. Mi-e mega mărică. The fuck it, aia e. Hai să vedem. Among Us. Bun. Bun, am făcut toate quest-urile din electric. Fuck it, ok, nu-mi pasă. Mă duc în low. Am ăla din reactor care e cel mai lung task de pe pământul ăsta. Deci toată lumea o să mă suspecteze, fiți atenți, dar cum vă zic, toată lumea o să mă suspecteze că pe mine nu m-a văzut nimeni. De acum vă zic. Asta e chestia. Bun. Ok, bun, frumos. Ia să vedem aici. Reactor Mădălinenstein. Mădălinia. Acolo, Danny Din. Ce să zic? Acum stă... Madalina asta destul de mult și celălalt. S-a închis ușile acolo. Cred că mă închide ușa și mi iese prin vent. Vedem, mă închide ușa și mi iese prin vent, chat. Madalina Rodby. Intră cineva? Bob? Fii atent că Bobo să vină. Alo? Alo. Unde e Kilo? Doare deschisă. A fost la electricitate. La electricitate am găsit corpul, dar parcă Bob a trecut de acolo, deci mă... Bă, când ai găsit mă corpul acolo, că acolo, acum am plecat de acolo și nu mai era nimeni. Da, deci eu eram pe camere și pe Bob l-am văzut că a venit din storage, gen dacă... Adică de storage din partea de jos. În storage am văzut și eu, l-am văzut și pe Dark, dar nu mă înșel și mai... Da, și am venit din dreapta, n-am fost în electric. L-am văzut și pe Bob. Bro, ai venit de la electric. N-am fost man la electric, am fost acum secolul la electric și pe amos în dreapta, s-au închis ușile în storage, am stat să se deschidă ușile. Am văzut că erai... Chat, nu lăsați hype trenul să moară acolo, 816 like-uri, mă, 14.000 de like-uri și 816 persoane care au apăsat pe butonul de subscribe. Deci am fost frumos, la ușă, l-am văzut spre mine, după aia s-a întors, cred că s-a dus la electricitate, tu te-ai dus după el. Nu m-am dus după el. Fii atent, Sami, dacă ai fost la cameră, poate să-mi zic că clar că eu m-am dus în sus și am fost de ceva vreme, m-am dus sus. Men, acum la sfârșit ai dus în sus. Și am venit din dreapta, n-am fost la electricitate. Întrebarea am fără să acuz pe nimeni. Dar da, ce quest-uri ai făcut? A spus că ai văzut o culoare aprinsă, nu? Nu, mi s-au luat locul de stres, mă urcă fix atunci când s-au deschis și la storage, se ducea spre reactoare, eu mă ducea spre shields. Nu, cineva a spus că a văzut o culoare aprinsă. Unde erai mai exact cu ping? Că ai zis că ai fost. Da, că ai zis că ai plecat ultim. Ping a fost cu mine la admin și după aia ne-am dus spre lumini. Sau okay. Inca a zis, Inca a spus mai înainte că a fost am fost blocat în electric, s-au deschis ușile și apoi am ajuns în stânga, în mijloc unde e aia cu cele 9 luminițe de trebuie să apeși. Nu știu ce kill. Deci rămân două chestii. Ori este Bob și Sami la copere. Ori eu nu Bro, cum să-l acoperi când eu i-am zis că el a venit din jur? Chiar nu știu, dau schimb. Numai acoperă, what the fuck? La final, deci eu l-am văzut pe stresul că s-a dus încolo, dar nu m-am dus după el. El a murit, l-am găsit la electricitate, deci... Poate îmi dai să-ți report, dacă mă fii atent. Nu știu, eu v-am zis, gen, mi se pare super ciudat cum ți-ai zis că eu l-am acoperit când eu am spus că mi se pare super suspect. Asta a fost ultima chestie care am vrut să aud, gen.
uite, da țică treaba așa. Uite, iară sunt într-o parte în care efectiv nu e nimeni. Și toată lumea zică că nu m-a văzut pe mine. Hole foc. Aiurea, frate, nu știu, e ciudat. Stai să o pun aici Discord-ul, bun. Dacă mă vedea cineva, sincer, zicea că cel mai mare impostor la cum a mișcat. Dar că a ieșit. Cred că l-a omorât. L-a omorât pe Mark. Admin security. Bun. M-a scos. Scuze că vorbesc. Nu știu de ce. Mamă, cum a picat toate în linie. Chat, a picat toate în linie, what the fuck. 1-7-6-1-7. Bă, ești nebun? Cred că killer-ul este făcut în stânga. Ori e la electric, ori e în medbay. A fost cineva în camere. Ping, 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 a venit de acolo. Madalina a venit de sus. Bob din dreapta. Hai, Pink, spune-mi că e asta, spune-mi că e asta. A dat lumina și cred că nu s-a dat coms. Pink mă poate acuza acum, gen, că pur și simplu n-a văzut când s-a făcut aia. Jimping chiar mă poate acuza că s-a dat comzul exact când am terminat eu ăla. Iar e cineva pe camere. Madalin. Hai, Ping, vino încoace. No fucking idea, sincer. Pink oricum a stat după mine, gen. S-a făcut un weapon skill, cred. Un weapon sau unde s-a făcut? Trei se de un admin. Unde s-a făcut kill-ul, chat? Trei în cafeterie. Bă, nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta, sincer, e mindfuck rău de tot. Mindfuck, mindfuck, mindfuck. No. Încă l-ai văzut pe camere. Este Dani Den, scuzele mele din nou pe camere, l-am văzut și a dat vent. Holy fuck, okay. Ești cum ai găsit la camera aia, dude? Și e posibil să fie și Bob, pentru că efectiv nu a fost la camera aia, nu știa dacă am întrebare mă plică. Da, eu îl votez, dar ți-ai făcut vreun task? Întrebarea mea? Da, v-ați întreb și eu. Eu l-am terminat pe toate și pot să ți le și... Era 3 în admin, dar 2 erau în afară și 1 era în vent. Și de ce aș fi eu? S-a dus vent, n-am ce să zic. Ping era cu mine, deci Sami a fost cu Ping. E clar, Dani și probabil și Bob. Da, a venit Rafa, bun, e Rafa pe Discord cu noi. Foarte safe, foarte da, safe. Da, l-am văzut nimic în afară de task-uri, vă rog să mă credeți. Da, pe bune, da, da, Teo. După meci ăsta îl băgăm pe Rafa, da. Și eu pot zic la fel, și am făcut task-uri, da. Da, nu e fix. Ok, dude, ok. Camere, te plimbai random. Care cameră? Pe aia de pe stream sau de pe camera de joc? Camera de pe joc. Da. Nu fac. Da, nu-i contează. Bro, oricum ai venit după mie și ai dat comp disable. Deci tu ești următorul, clar, te-ai ofticat. Hai că eu am dat. Mamă, băi, se ceartă băieții. Se ceartă băieții, chat, se ceartă băieții.
Să nu mai se ceartă băieții, ce ai? Hai, bă, votează ce faci? Mi se pare aiurea, pe palul că fac niște chestii super deloc fără un pic de fundație, dacă e să mă întreb pe mine. De codul Rafael, am dat. Nu ești tu sigur, am zis că Daniel l-am văzut sigur, dar de tine nu zic că ești sigur, ok? Ok, dar din nou ai sărit pe capul meu, adică mi se pare... Ok, scuzele mele, n-am zis că ești sigur, am zis că e posibil, eu. Gata? Avem vreun emote de circ? Avem vreun emote de circ aici? Că se cam lasă cu circ, gen! Ce se ceartă băieții, mă, sincer. Nu văd, frate, de ce s-ar certa, adică, gen... Bine, doar dacă stau pe live-urile celorlalți, mi se pare, gen, ciudat așa, adică, what the fuck, gen, te joci un joc în care, pur și simplu, nu știi, super fan să nu știi cine e, gen, înțelegeți? Și deja dacă te uiți pe live-ul altuia, te uiți la mine pe live, te uiți la Bob, te uiți la Mădălin pe live, deja e shitty, gen. Că știi cine e, e, știi? A, uite clownii, da, bine băieți, ai spawn cu clownii acolo pe chat. Spawn cu clownii, nebunie pe felie cu clownii aia. Dar cine e? Nu știu, Dani era că gen, Dani mi-a dat capacul, gen. Mamă, fii atent, ia stai puțin. Fii atent că îi joacă la asta. Fii atent că o câștigă Bob la asta. Câștigă Bob la asta, fii atent că o câștigă. Îl omoare, o să-l omoare pe Rodby, fii atent că o să câștige Bob. Bravo. Nu. No. Hai, Bob. Deci, Teo? Da. Ai documentat? Nu, frate. Da, Teo a fost. Da. Eu l-am urât în fața lui Bob. Bă, Bob, știu că vrei să te scoți. Nu. Ia spune, ce mai de zis? A, nimica. Păi spune, dude. Ce vrei să zic? Păi poate e Teo. Nu. Păi bine, cum să fiu eu când am fost cu Mădălin și am mers împreună să găsim cadavrul? Cum să fiu? Păi, mi se pare și mie. Te-am votat pe tine. Mi se pare suspect, Teo. Da, și eu l-am votat pe tine, foarte suspect. Oh, no. Da, băi, fete, nu, deci mă jur. Bob a fost în continuu impostor aici. Dude, aveți pana mea. Găsiți-vă alt hobby, bă. Stați la camera aia mai tare decât stați. Găsiți-vă alt hobby. Bă, m-am enervat. Am făcut o singură cameră, am făcut o mega. Dude, erau trei oameni pe camere, bă, bere. Trei oameni pe cameră. Găsiți-vă un hobby, bă. Măcar își terminaseră task-urile, dude? Da. Hai că trebuie să intre și Rafa acum, ia-mi. Bă, trebuie să vă angajați ca moderatori, bă. Ca moderatori? Bă, dă-o când le-ai pe cameră, e impostor. Deci ori să ordine oricum. Deci mă, deci nu luați chiar pe bune, cum a zis și Dani, nu luați nume de rău. Dacă stați doar pe crewmate, o să vă dați de gol când jucați impostor, literalmente. Easy. Eu am zis, astăzi e greu să câștigăm ca impostor, nu știu, suntem prea transpirați, prea trăhați. Bă, nu, nu, mai puteam, am zis să-l omor pe Sami că, bă, mai era oricum problema. Nu, problema e în felul următor, nu câștigă impostorul pentru că unul la mână ori face kill-uri super proaste, da. Ori 100% stăm toți ținuți de mână. Bă, eu chiar zic să mai băgăm. Da. Bun, mai avem... face kill-uri la timp și terminăm cu task-urile, apoi normal că stăm. Lasă, frate, că am băgat 2, 3, 5 să fie task-uri atunci, dacă ziceți că task-uri sunt puțini. Pune mai multe. Nu mai există mai multe. Mai trebuie să intre Rafa. Raparpel. Să vorbește. Hai, vamos, că te așteptăm de mult. Da, îl aștept. Din cauza ta, Rafael, am pierdut un meci de impostor. Haide, hai mai repede. Mamă. La rup. Cea mai bună armă din Genghis Impact ăla. Da? Ba, aia de 5 stele alu ăla cu lupul. Păi stai mă puțin, dar ai luat pe armă, dar ai luat și pe ăla verde? Sau? Care ăla verde, mă? Ăla, mă, care e cuvântul. Ăla verde. Băiețașul, caracterul. A, ăla care e da, la care... început, ăla băi... care da, îi face he-he și apoi paimon e ceva gen he-he de nanda yo. Nanda yo. Îmi pare că l-am și pe ăla, dar nu-l folosesc. Rup băieți. Mai bun, what the fuck? N-am băi, jucat băi, încă, nu l-am jucat ăla, discutam cu băieții pe live. Mi s-a stricat tastatura, ce fac acum? Ce? Joacă din mouse. Joacă din mouse. Nu pot să fie. Rafael, suntem pe Europa. Ok. Da, da. Mă rog, chiar e un nou început, bă. Ce a pățit tastatura? Ai de aia cu baterii, mă? Dă-mi și mie. Baterii? Da, cu J, da. Nu-l licui.
S-ar putea, dar stai deci, să vedem. Deci, JMWPQRCP. Ok, nu e greșit. Hai că da. Stai să văd. Să vedem acum cât o să încerce. A intrat Ilie. Shit, Ilie. Numele, stai. Ilie, tu ești Ilie. Eu nu mai am tasta. A intrat Ilie, chat. Nu mai poți da altă. Nu, mă, că da valoarea carului. Trebuia să ai 3-4 tastaturi. Da, 70. Noroc, mai bine să vă dau noroc. Hai, băieți. Mă urmeți. Stau puțin la gunoi până vine cineva. Și o să dau blochez lumea electrical. Hai Bob, hai. Bă, deja mă, ați băgat două kilane, ce? Deci eu cu Dani am fost peste tot. Dani, cred că, ia, poți să-mi spui misiunile ca să știu să fiu sigur că ești safe? Deci bine, unde-i corpul? Unde-i corpul în momentul ăsta? Stai, vreau să zic, înainte să zic unde-i corpul, că nu am nicio bănuială. Pot să zic de stresul, puteam să zic și de Bob, dar săracu-i mort. Și mai era cineva, dar nu mai știu cine pe partea dreaptă care a făcut task-uri cu mine. Eu cum am început meciul, m-am dus direct la lumini, mi-am făcut 3 task-uri acolo și fix când am ajuns s-au stins, le-am făcut repede și după aia mi-am continuat task-uri de gen. Nu știu, corpul l-am găsit la intrare în admin, nu știu dacă e double kill la admin, dar Bob era mort la admin. Ok, eu nici n-am... să zic și eu acum, povestea mea alături de Mădălin. Da, povestea de dragoste împreună cu Mădălin. Am cutreierat medbay împreună și am făcut task-uri. Am făcut aia cu eprupetele și m-am scanat. Și v-ați scanat amândoi? Amândoi v-ați scanat? Cu fiolele? Nu știu, oricum visualul cred că e off, nu știu. Ei, nu, mă refer dacă v-ați scanat amândoi, ca să știu dacă scrie, dacă vă clear-uiți. Eu am avut decât fiolele. Ok. Și restul unde era restul gen? Poftim? Unde erau restul? Gen Teo, unde-i Teo? La reactor am avut împreună. Eu eram în mijloc, jos, cred că storage se numește partea aia de jos, nu? Din mijloc. În storage. Storage e partea cu cutiile. Deci cum am ieșit de la lumini după ce mi-am terminat astea, am făcut dreapta și era încăperea aia mare de jos, din mijloc. Storage, așa, acolo. Da. Storage, alea aproape de admin, dacă te gândești. Corp era la admin? Da, corp era... Păi da, eu am fost la lumini până acum, era fizic imposibil. Mai poate la mai puțin de dar unde a, da, Pink unde a fost? Pink. Mamă, dar e ok, au înțeles oamenii, restul sunt aici. Dăm skip sau ceva. Eu vreau să știu unde a fost Pink. Stresul n-a vorbit nimic. Partea dreapta, weapon, frunze și după aia cu noi. Și Robby, tu ce ai făcut Robby? Nu știu, am dat skip. Trebuie să-l omori. Doi oameni la navigation, nu știu cine au intrat să facă task. Făcusem-o la plot 12 și după aia am plecat. Și mai erați doi stacați la reactor, dar nu mai știu care era. Trebuie să văd cum îl omor pe Mădă și pe... Nu, păi au ajuns în partea altă. Fii atent că erau. Hai să vedem chat, hai să vedem, să închidem. O, bravo. Nu s-au închis ușile. Ce? Oh, că sunt alea deschise. Eu cu Mădălin merg. Ok. Ia uite mă, iar două kill-uri, ok.
Bă, era mort aici cum... lângă noi pe rugby. La cum se miră Dani, probabil e Dani. Stai un pic, știi ce cred eu? Vă spun o chestie. Îl văzusem pe Pink, l-am văzut de două ori că trece și ultima oară l-am văzut fix în story. Și dacă era Pink, Pink a făcut cu mine task-uri, l-am văzut cum a făcut. Deci eu eram cu Teo în medbay și nu știu dacă își dădea Teo scan-ul, dar eu l-am văzut, adică eu făceam eprubetele tura asta și cred că... Ok, întrebarea el, dăm pe Dani sau pe Sărățu? Mamă, Rodbil, acum acuz e clar, deci nu știu de voi, dar eu încep, eu aș începe ori cu Pink, ori cu Rodbil, voi decideți. Da, pentru că... Uite că Rodbil deja a votat. Pe cine ai votat, Rodbil? Pe cine ai votat? Mamă, deci uitați pe șacal, mă, că au votat. Stai, deci ce ai votat? Rodbil, ce ai votat? Dani, eu votat amândoi. Și Pink, ce ai votat? Bă, Rodby a fost cu mine și tura trecută. Exact, aia votez și eu pe Dani. Bă, nu pot să cred că ați pierdut în halul ăsta, mă, băieți. Ba, gata, deci mă, dacă e Pink cu Rodby... Lasă-ne, Dani. Dacă e Pink cu Rodby, să amice. Înseamnă că ne-am luat rău de tot. Dacă sunt eu, că n-am înțeles 500 de lei de luat și eu. Mă votez și eu, v-ați luat rău de tot. Gigi, băieți, bravo, băiați maniculă. Mamă, frate. Doamne ferește. El cucaracea, la cucaracea, la cucaracea, la cucaracea, la cucaracea, la cucaracea. Shut the fuck up. La cucaracea, la cucaracea, la cucaracea. La cucaracea, la cucaracea, la cucaracea. La cucaracea. Încă la cucara, încă la cucara. Bă, ce n-ați făcut, bă? Băi, frate, nu se fac frescuri. Bă, nimeni nu ce vede chat acum, pentru că mi-au zis cine acoperi și n-am vrut să dau pe nimeni. O acopăr și eu acum chat-ul. Băieți, am o problemă. Cine te joci impostor cu Zasami Șobolanu că au omorât doi în prima rundă singuri. Bă, am o problemă. Uite ce stă mama să-l de băieți. Ce problemă ai, mă, Rodi? Stă-te băieții de pe live. A fost mama... Nu că nu mai merge, dar orice dau click merge în jos. Bine! Mama m-a ajutat să câștig. Și am mai fost ca să-l și trolez, dar cred că... Teo, erai în task la Medbay? Era intras la Medbay. Am reținut la PC și după aia s-o dacă mergeți la tăsătura că nu mai pot. Da. Nu intrase mă în el, dar voiam să intru. Bosule, sunt live în acest moment și bosule, stai puțin, sunt live în acest moment și sunt un impostor desăvârșit gen. Uite, sărut mâna, zice toată lumea, sărut mâna. Bună ziua, bă, e seară, bă. Așa, așa. Tu ce n-ai zis nimic? Ce să zic, mă? Bă, eu știam, faza e că eu am văzut pe chat cine sunt, mă, mi-au zis să știa că zic. Aaaaaa, mă, știi. N-am vrut să zic nimic, păi acum la copăr, frate, cum mai am zis? Da, da, da. De ce ai crede? Mă, toate ca toate, dar ideea e că s-am ieșit. Imaginează să ai încredere oamenii din chat. Eu am ieșit în vent la Medbay, era... Da, ai ieșit în vent! Am ieșit la troll, îți dai seama, știi? Da! Mai m-a dat seama că poate să dea aia report să ne oprească. Să-l omorâm amândoi pe Teo. Dacă eu închisisem ușile peste Teo atunci. Hai! Lasă-ne, mă, că ne-ați făcut să ne răzvrătim între noi. Voi erați chill acolo, bă, șerpi. Șerpi, suntem... Sami la scaun, eram AFK. Nu cred că erai AFK, Rafaele, credeam că... Îmi pare rău, îmi pare rău, Rafael. Credeam că doarme Rafael la buton. Cine trebuie să intre? Trebuie să mai intre Rodby, cred. Rodby. Mă... Mamă, dar nimeni nu i-a spus întrebare, lui Sami, nu i-a spus întrebare, lui Stres, lui Stres, nici l-am vorbit. Bă, da. Era puteam să bag mâna în foc că nu e stresul acum. Bă, să Rodby, dacă am făcut... Bă, cum am făcut... Deci ce double kill am făcut singur, man, sincer. Bă, dar... Nu, deci eu n-am... Eu m-am speriat când am văzut, credeam că am omorât vreo unul și știam. Ai zis cu-n dracu, mă. Mai bine Rodby acum sau? Da, mă, și ala. Restart. Eram la navigation acolo, l-așteptam și eu pe unul să vină să-i fac felul de unde au venit direct doi. Mamă, dacă... Deci cred că l-am clear-uit. Cred că l-am clear-uit pe stresul 100%, că eu dăsem double kill și dacă era cu cineva putea zic că 100% nu-i stresul, că s-a făcut double kill. Păi am zis eu ca prostul. Băi, da, sumim. Da. Pe oricum nu făcusem kill. Fă și mie cunoștință cu băieții, că nu știu cine e Dark Ball. Deci Dark Ball este Paul, este un prieten în care jucam eu Fortnite. Okay, așa, okay. Pe Madalina îl știi, Rodby este un băiat care tocmai a dat restart. Stresul este... Așa. Stresul mare este... E un om al calculatoarelor. Are 48... Când la 3 dimineața și comanda burgeri. așa. Și Teo este... Teo Zeciu, gen Teo, este tot un prieten, gen, înțelegi?
Ok, și Dark Ball și Teo sunt live sau? Nu. Eu sunt live. Doar Teo, deci, doar Teo. Ah, okay, da. Ok, și eu. Ok, ok. Bine, deci. Problema e că suntem mulți live. Da, suntem mulți live și șansele ca să... Trebuie să închidem chat-ul neapărat. Nu, eu oricum, eu am zis din primele meciuri că eu nu mai joc cu chat-ul, gen, de când... Da. De când mi-au zis băieții că... Mai ai închis chat-ul, mai decât când mori sau poate când ești impostor să îl deschizi. Păi da. Am fost frumos că nu ne-ai anunțat, Teo. Mă apucam să-l fac Silver în puțin. Păi aia zic, nu, era prost. Nu, că... Eu țineam după Sammy să mă omoră, știi, că era prost să zic, băi, Sammy și cu stresul, că citisem pe chat-ul. Dau start? Da, am pus doi, am... Rodby, poți? E tot ok, Rodby? Să, de pe unmute. De intrat, da, acum, ultima rundă, n-am înțeles că mi-ai omorât unul la început sau l-ai omorât pe Teo atât? L-am omorât pe... Deci l-am omorât pe Rafa și după aia l-am omorât pe... Nu mai știu pe cine. Am ardorit, dar e bine. Hai, aveți cu tot de subscribe, trebuie să facem și noi 15.000 de like-uri! Faceți noi 15.000 de like-uri, chat? Deci primul win din seara asta, pe poste Imposter, a fost făcut de Zetsami cu Stressenstein. Bine. Uite, și dacă nu știați chestia asta foarte șmecheră, puteți să faceți shield-ul punându-vă aici. Să faceți 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bun. Opa, scuze de spam. Iar, brother, te iert. Nu pun. Sincer, nu știu pe lângă cine am trecut acolo în navigation, dar... Interesantă treabă. Opa, m-am dus aici, am crezut că făceam mod 2-ul. Așa, bun. Oprim acum chat-ul. Și acum puteți să mă mințiți cum vreți voi. Stresul a venit. Stresul poate să fie iarăși pentru că am văzut eu un gameplay de la. Că gen dacă ieși așa, practic tu vii din partea cu... Vii din partea cu ventul. Cred că e stresul. Deci dacă nu e stresul... Oi, 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 Margherita. Chat, vreau să ziceți dacă v-a plăcut cum v-am cântat la cucaracea. Cum v-am cântat la cucaracea, sincer. La cucaracea, la cucaracea. Alo? Mamă, triple kill. Și eu care credeam că era la un moment dat că mă speriasem de el. Și eu la fel. Deci eu vreau să aduc o acuzație în acest moment. Am văzut eu un, din ăla un top 10 tricks, nu știu care. Că dacă ieși din medbay cu fața în dreapta, ai ieșit din vent. Și l-am văzut pe Stresu că a ieșit din medbay cu fața în dreapta și a ieșit din vent. Vrei să-ți mai scad IQ-ul un pic, puiule? L-am dat cu puiule, e gata. Mamă, e clar, mă omoră Stresul. Eu zic să te ții de pantalon, Sami. 3000 IQ. Stresul, tuț. Nu știu, nu chiar... Am avut și eu task-uri acolo la medbay. Ai râs, da, ai avut task-uri. Ce task-uri ai avut, Stresul? M-am scanat cu pantaloni în vine și... Niște probete. L-ai avut pe ambele, a? Da, avem task-uri, cred că le avem pe toate. E posibil gen să le ai pe ambele la cont. Da, poți. Dar tu cât ai stat Zesami prin medbay pe acolo, că ai plecat cam repede. Păi, am avut ai probetele, cât ți-au ai probetele? 4 ore? Că apeși un buton, îți face roboțelul ăla tot ce vrei și după aia pleci. Sami, poate sunt genul de oameni care... Nu știu ce să zic, eu cred că... Acum trebuie să joacă cu mine uno și îmi dă reverse card, știi? No, you! Nu-ți dau nimic. Nu-mi dau apărarea nimănui că mie că se întâmplă ce s-a întâmplat cu Stresul runda trecută și tot el mă omoară. Acum să cineva pe cineva ceva în afară de Zesami că m-a văzut că am ieșit cu fața la perete. Mădălina a dat report. Da, eu am dat report, am găsit unul din corpuri sus. Sus? În cafeteria, gen? Da, sus de tot în dreapta. Cred că la maneta aia. Deci în dreapta pe mijloc. Pe mijloc, în dreapta acolo. Nici nu știu zonele, sincer să spun. Da. Dar sunt trei corpuri, adică trei corpuri, nu știu ce să zic. Băi, da, nu știu, eu dăm skip că suntem 7, frate. Dar oricum, eu chiar n-am glumit cu chestia aia cu Stresul, chiar mi se pare suspect, gen, pe bune. O să-ți aducă pierirea asta că nu votez niciodată la 7. Deci fii atent, oricum ai venit din partea stângă, în partea stângă e doar ventul, gen, aia e chestia. Și unde a fost kill-ul făcut, mă dă? Sus de tot, la cafeteria, acolo, în dreapt. Era să-mi dau vot singur, păreri?
Ar fi trebuit, că oricum ești impasor. N-am loc aici, pe masa asta de lucru e plină. Mamă, deci dacă, deci fiți atenți, deci dacă a fost stresul, după, indiferent că pierd sau că câștig, trebuie neapărat să ziceți The Sami creier de lăcustă. Bine, creierul de lăcustă nu e așa mare, dar lăcustele cred că sunt deștepte. Gen. Nu știu dacă e stresul. Dar cred că e stresul, că n-ai cum, frate, n-ai ce să faci în partea stângă, gen. Înțelegeți? Asta e chestia, n-ai ce să faci în partea stângă de medbay. Sincer. La cucara, înză, la cucara, înză, la cucara, cucara, cucara. Mamă, toată lumea pe Muttenstein. Bob Madeline. Ia cine mi iese din vent. Bob Madeline, era Bob cu Madeline, 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 Bob cu Madeline. Dar că a fost acolo. Fo! Tim, stresul! Nu știu ce a picat, da. Alo? So, pe coridorul de la navigation în jos. Deci, eu la un moment dat am ține ping, putem spune safe, nu? Da, v-am văzut, ați stat împreună, gen... Da, și Bob la fel a fost la electricitate, deci... Carrier de lăcustă! ...și cu Dark ar fi impostorii. Stai. Trebuie să facem, dacă ne înțelegem toți trei, trebuie să facem focus cu voturile pe unul din ei, că altfel nu mai... Exact, așa, puțin că nu înțeleg, pe ce bază mă acuzi? Prin excludere. Creier de lăcustă. Și că am stat împreună. Chat. Și că vreau să-mi ziceți dacă eu nu am 800 IQ. Băi, stai alea că. Cred că sigur Dark l-a omorât pe Sami, pentru că l-am lăsat singur în stânga și stresul știu că s-a dus în dreapta. Fii atent. Bă, mie să nu fie răzbunarea lui stres. Cine ieșea acum din electrică, mă? Eu ieșeam din electrică, că voiam să mă uit că Sami a ieșit din partea aia și voiam să mă uit dacă nu s-a făcut cumva kill de electrică. Băi, a ieșit din electrică acum? Acum am ieșit din electrical. Da, eu intram în electrical și ieșea cineva din electrical. S-au întors în partea lui Dark, o să-l voteze. Și s-a dat camera și i-a dat gherlă. Hai să intrăm înapoi pe jocul meu cu minerii. E un joc pe Steam, să moară barcorleții. Nu știu ce trebuie să fac, trebuie să craftez nebunii pe aici, să minezi. Un idol de la nebun de boșorogi ca să Sami, dar nu-l băiați în seamă. Bă, nu înțeleg, păi și de ce l-aruncăm pe omul? Dark, tu ieșeai acum, mă? Gata, au câștigat. Tu ieșeai din electrical? Da. Da. Ia că runda asta cred că mă duc cu Madeline, că prea mă acuza aiurea. Eu nu cred că e Dark. Eu nu cred că e Dark, sincer, vrei dar... Vrei să omori stresule? Nu, puiule, ce ai? Dacă nu e el, cred că am pierdut dacă mai sunt doi. Nu pui. Ai trei rânduri de cred. Amințare, te duci pe Sami, l-omori și tu ești. Easy, man. Da, sunt, a fost la cucaracea, la cucaracea. Cred că mi-a scăzut. Cred că m-a deci cred că mi-a scăzut IQ când v-am adus eu puțin acea acuzație la început. A zis: "N-are cu buză Sami." Băi, aia deja eu leac cam prea... Băi, da, Sami, voiam să te omor runda trecută, dar nu te-am mai găsit. Toată linie, trebuia să începem cu stresul. Da. Bă, deci... Dar oricum, stresul te-am văzut în stânga jos și oricum n-aveai ce quest să faci în stânga jos în medbay. Asta era chestia. V-ai jucat Bobo aici. Da, exact, la asta Bobo i-a făcut. Bobo i-a făcut aici. Păi bă, dar ne-am întâlnit pe Bobo acolo la electric. Bă, dar stres, m-am murit fără niciun trip, bă. Toate meritele sunt alu Bobo. Hai, mut. Da, mă, felicitări, băie. Infinite IQ. Vă pup, băieți, vă pup. Bă, na, ce să faci? Când te joci mult jocurile astea? Te joci mult. Nu ești mult stresul? N-am mut, sincer. Așa, stai să vedem cine ai după mine. Teo vine după mini. A venit Teo după mine, e clar. Cred că mă taie de la jumate, Teo. Ce satisfying e chestia, mama, am 4 quest-uri. Ești nebun. Kill la grămadă. La grămadă. Okay. Păi știm toate cine face genurile astea de kill-uri. Da, The Sami face kill-urile astea. Medita gaming. Deci ideea e următoare. Eu Sami și grămadă.
Deci fiate, hai să vă zic. Deci stai puțin, eu am dat reportul, Zățambi vorbește. Am intrat la început de tot cu Teo în electric, eu am avut toate cele patru quest-uri de sus. Eram la quest-ul din stânga cu download-ul sau upload-ul ce ăla, ăla din stânga deasupra ventului. S-au stacat toți pe mine când am, și când am ieșit să plec în jos, atunci s-a dat kill-ul și am venit și am dat report. N-am văzut cine, nu am ieșit nimic. Cine toți? Cine toți? Eu pot să nu știu, deci eu știu că erau... Deci acolo am văzut un... Am văzut... Nu știu câți erau acolo, dar eu știu că eram doar eu cu Teo. Eram așa, eram eu, tu... Eu mai era? Teo? Da, eram la aia de download. Ok. Deci, okay. Zesami, Teo, okay, deci... Pink, Rodby și mai cine? Dark? Eu eram la O2. Terminam tasul cu frunze, terminam. Ești recent kill-ul sau nu? Cred... Ce... Acum, acum, de în momentul ăsta s-a făcut kill-ul, în acest moment. Ok, deci e unul din... Ok, ok. Da, deci unul din persoane... La kill-urile astea, dă report fix ăla care îl face. Noi ade... Mă... Mi s-a întâmplat de fiecare dată, de fiecare dată. Păi, ți s-a întâmplat... Sami face asta, nu poți să are scuma asta de omoară, pleacă, dă tot el report și vezi, doamne, s-a întors, că a văzut el cadavru și vezi, doamne, el a fost plecat. Da, dar nu poți să folosești metagaming pentru chestia asta, că... Da, gen, da, da, da. Nu știu ce să zic, gen, adică eu, sincer, dacă nu v-am adus acum argumente încât să vă dau, gen, pur și simplu că vă zic toate questurile de acolo, gen, care erau toate patru. Toată lumea le știe. Lasă că știu că le știu, eu nu le știu. Păi te crede, da? Deci erau băieții de la Navigation acum, mă, era Rafa, eu, era Rafa, Bob. Da, și cu tine, și cu Mădălin. Rafa, Mădălin. Rafa, Bob și Mădălin, deci noi da. Patru ar trebui să... Și dar că a spus că e nou în O2. Păi nu, că putem să nu putea să iasă de acolo. Că a fost decât un kill. Eu am dat skip, frate, nu știu cine e, gen, oricum, sincer. Oricum nu putea să iasă din vent pentru că n-are legătură cu celul de acolo. De cine a mai rămas? E cam pus Teo pe mine, e cam pus Teo pe mine. Și Pink, și Bob, și stai, cine a mai fost cu noi acolo? Băi, băi, eu de ce? Păi n-ai fost cu noi, sau cine era cu noi? Ne bramburește Zăsami, sincer. Mamă, să moară băieții, că s-au pus băieții rău pe mine. Am făcut un win, mie mi-ajunge, nu mai îmi trebuie, poate să... Nu știu cine poate să fie, dacă mă uit în momentul ăsta pe chat, eu știu, oricum știu că o să văd cine e. Și nu vreau să mă uit pe chat. Dar ce vreau să vă zic este că vreau să facem și noi frumos acolo 15.000 de like-uri. Că așa este frumos. De control. Salut, Rafael. Salut, Rafaele. Eu sunt prieten cu tine, Rafael. Vreau să fim prieteni și o să fac asta cu tine, să-ți demonstrez că eu sunt om bun. Am intrat fix la camere de unde a ieșit Rodby în secunda asta. Bă, nici măcar n-am fost acolo. Stai. Nici măcar n-am fost acolo. Nici măcar n-am fost acolo. De unde ai venit, bro? De unde ai venit? E self-report, bă, zic 100% fix, e self-report. Deci, fii atent, lăsați-mă puțin să vorbesc. Lăsați-mă puțin să vorbesc. Deci, fii atent, când s-a făcut kill-ul la grămadă și l-acuzam pe Sami, cine-i lua apărarea? Rodby, mâncavaș. Acum Rodby a ieșit fix de la cameră și fix acolo. De bă, fix în fața la camera corpul, stresul, întins acolo. Și el e self-report, ești nebun. Îl dăm prima dată pe Rodby. Și după aia mă dai pe mine, este? Nici pe care ne-am luat apărarea lui Sami. Cum ai? Bro, pot să dau înapoi pe live după joc și să vezi că... Nu contează, nu ne luăm după chestiile astea, gen... Pentru o dată în viață, credeți-mă, e self-report, nici măcar n-am fost acolo. A dat report. Deci n-ai fost la... Unde erai? Da, la electrical. La electrical, ai venit de sus, ai jos, mai la mișto. Hai, ok, Rodby, ca da vent spre electrical. Nu simt eu. Cum a fost și la mine. Bine, și vă zic 100% că Sami e al doilea. Bro, nu sunt eu, what? Nu mai Teo, nu mai da, dacă nu sunt eu, toată lumea. Bine, se pare că am convigător, cum zice Rodby, că credeți-l. Da. Credeți-l. Face ce vreți. E sursă sigură, băiat șmecher. Da, for real, pentru că eu în viață chiar nu sunt eu. Nu sunt eu, pe bune, nu sunt eu. Da, mă, dar nu mai are sens. Oh my god. Nu plânge, Rodby, ok. Orice zice, n-are. Ce fucked up e match-ul ăsta, cred că pare a fi Teo, sincer. Pare a fi Teo, prea aruncă el așa, prea e vocal gen Teo deodată. Sincer. Sincer, prea e Rodby, nu Rodby ăsta, e Teo băgat la grămadă. Thank you.
Hai mă, să zică mie că e cineva cu mine în medbay, să pot și eu să dau cu el skin-ul, să mă clear-ui și pe mine cineva. Vedeți vă chat când jucă? Bă, vezi, asta se întâmplă când joci prea bine impostor. Mă, asta se întâmplă când joci prea bine impostor, te acuză lumea pe degeaba chat. 908 oameni în hype train, nu-l lăsați să moară hype train-ul chat. Nu lăsați să moară hype train-ul. Pink e aici, ok, Pink cu cine am, omoară Pink. Nu știu ce să mai fac, chat. Nu știu ce să mai fac, sincer. Kill-ul trebuie să fie făcut în partea asta, mă. Ok, a fost doar un kill sau două? Un kill. Okay. E la, cum îi zice, la scuturi. Da, eu în momentul ăsta sunt în upper engine. Lower engine cu Rafa. Bob și Rafa. Lower engine cu Rafa. Lower. Da, exact. Mă duceam spre electric, adică mă duceam spre... Bob și Rafa în lower engine. Da, că eu am benzină. Și eu sunt în upper engine. Adică, cred că poate să zică Rafa că m-a văzut pe mine dark când... Da, am făcut reactorul. Ok. Da, chiar vreau să văd dacă ați făcut cineva reactorul. Mă, da, tu ce faci? Eu sunt în partea dreaptă, mai am misiuni. Am stat pe lângă tine și Rafa, am stat mult, Rafa nu m-a omorât, am plecat la un moment dat că mai am misiuni de făcut și am zis să nu mai pierd timp. Fie mădă. Chiar spun și ce misiune am acolo la fotoliu. Nu ne interesează, nu ne interesează. La fotoliu? Fotoliu am racheta dintr-un punct în altul, în 4. Deci eu pe ultima persoană pe care am văzut-o a fost, cred că Pink, dacă nu mă înșel. Pink, ne-am întâlnit parcă când erau ușile blocate. Nu mi-aduc aminte. Unde? În partea stângă, la camera, la alea? Nu mai știu, dar eu acum în upper engine nu eram cu nimeni, gen. Păi da, pentru că eu sunt unde am găsit corpul. Eu m-am întâlnit la început de tot cu Mădălin. Unde ai găsit corpul? Nu, stai, chiar unde ai găsit corpul? La Shields? La Shields. Dreapta jos. Deci la început, de tot am fost eu cu Mădălin în dreapta și a mai fost cineva, cred că Dark. Eu am fost în navigation. Nu, eu am fost mai în stânga. Na, atunci nu știu, înseamnă că a fost Mădă și cu încă cineva. Cu cine mai era Mădă? Eu eram singur acolo. Nu, singur, aia zic. Deci eu eram în dreapta pentru că mai aveam ăla, acolo e ultimul meu quest de făcut, mai am line-ul de făcut cu, cred că cu fire sau nu știu ce, la upload, download de acolo din navigation. Și când atunci s-au dat reactorul și am crezut, deci sincer, chiar am crezut că s-a dat reactorul pentru că gen a fost kill-ul făcut în partea dreaptă. Am verificat weapons, am verificat cafetărie, n-a fost, dar nu m-am dus în partea de jos, în partea cu shields. Eu zic că okay, dacă... Mădălin or serve report, una din două. Eu am dat dacă skip. Mai e un singur impostor, trebuie să fie destul de easy. Putem. Eu mai am puțin și termin. Da, eu mai am unul. Dacă mai doar un impostor, e easy. Mănânc așa de un safe report aici. Self report? Ciudat așa de se auzi real reporting. Self reporting, Stein. Mă duc să-mi fac ultimul quest. Dacă ține lumea minte că am zis că am ultimul quest în navigation, e bine. Dacă e Mădălin, m-am dus pe pilicat. Gata, băiți. Asta e tot ce se poate. Dar cu ochii a fost făcut în partea asta. Cine e aici? Dark Bob Pink, Dark Bob Pink, Dark Bob Pink, Dark Bob Pimp, Dark Bob Pink, Dark Bob Pink a venit ultimul, Pink a venit ultimul, Pink a venit ultimul. Where the kill? Where's the kill? Trebuie să existe un kill. Nu există să nu existe un kill. Trebuie să existe un kill făcut în shield sau în navigation e kill-ul. Deci
kill-ul. Unde ai găsit Sami corpul? Nu știu dacă e, părerea mea cred că este destul de vechi kill-ul, pentru că s-au dat reactoarele, ceea ce de obicei se dau reactoarele, se ascundă kill-urile pe harta asta. Kill-ul a fost făcut deasupra de Coms. Bă, și m-am întâlnit cu Rafa la un moment dat. A fost, adică nu m-a omorât. Nu vreau, nu vreau să, nu vreau să, să dau așa o teorie proastă, dar singura persoană pe care am văzut-o să aibă vreo parte cu acolo în apropiere de Coms, ia hate ping, se ducea la... Și chestia cu ping, mie mi se pare următoarea chestie, că noi am fost trei la reactor și ping a venit ultimul exact din dreapta jos. Asta e chestia exact, pe care aș merge eu, gen. Pentru... Bun, gen, ok, dacă am venit din dreapta jos, ce? Păi, da, kill-ul e un fel în dreapta jos și o altă chestie, adică na, nu pot să merg pe metagaming, dar mi se pare puțin ciudat comportamentul. Nu, dar era cu noi acolo cu, când eram cu toții, nu? Știu? Era și Bob, când am făcut reactoarele. Eram da. 4 oameni acolo. Rafa a fost cu noi în stânga la reactor? Eu l-am văzut pe Rafa, acum. Acum, la reactor. A fost Rafa la reactor? Da, a fost. Da, și unde l-ai văzut? Unde l-ai văzut pe Rafa? Eu l-am văzut pe camere, pe Rafa, cred că acum maxim 3-4 secunde, cum era sus, de, cum a ieșit din med. Din med, băi. M-am întâlnit cu eu am avut butonul de report, ceea ce e super ciudat, am avut butonul de report deasupra de Coms, dar n-am văzut-o de kill-ul, gen, asta e problema. Okay. Deci, votăm, este un sigur impostor, sau Eu n-aș da skip, e posibil să fie doi impostori. Nu cred. Hai că e Sami, dacă ai stat. Dark Ride Hate, în părerea mea. Nu, că e... S-a făcut câte un kill pe tură, deci, nu? Vreau ca să-mi spui, Rafa, să continui chestia. De ce zici că sunt eu dacă am zis asta? Sami, tu ești 1000 IQ. N-ai dat niciodată vot aici, fără nicio dovadă. De ce ai dat vot fără dovadă? Eu dau... Nu, gen, asta mi s-a părut prima și singura dovadă cu chestia asta, cu Pink, că a venit din dreapta jos. Ori ești tu cu Pink, ori e... Da, ok, spune. Am venit din dreapta jos și era și Bob acolo cu voi la reactor. Toată lumea era acolo. Mă rog, eram în total de 4 oameni. Deci dacă s-a dus jos și eram deci toți 3. Dacă am pierdut. Cred că am pierdut. Cred că era Rafa cu Pink. Cine a trecut? Cine a stat cu petul? Rafa. Admin Shields Coms. Storage, 2 storage. Weapons, 1-i weapons. Dacă e Rafa, m-am dus pe Pili. Ce match fucking ciudat. Nu știu cine a dat am spamarul ăla în continuu. Nu, am nici cea mai mică idee cine. Am spamat rău ăla în continuu pentru că știam că se termină questurile. S-a dat Coms, eram cu Rafa în ăsta. Și acum puteam să bag mâna în foc că o să dea stack kill. Nu știu cine, eu n-am nici cea mai mică. Nu, eu nu sunt eu, Rafa. Deci o faci cea mai mare prostie, Rafa. Deci faci cea mai mare prostie, Rafa, dacă mă votezi pe mine. Da. Trebuie să înțeleg o chestie, m-am uitat spre tine. Da. Nu știu sigur dacă mai era cineva lângă tine, dar corpul e fix lângă tine. Ești pe corp, efectiv. Păi, dacă eram tot stacked așa și cum a zis și Rafa, ori ești, fii atent, Rafa, ori ești tu impostor și joci cartea cu 1000 IQ, că e zis am eu 1000 IQ. Ori nu ești impostor și ești terd impostor. Și posibil să ajungi pe Pink, că Pink nu vorbește. Păi nu, vă certați între voi. Da, ok, spune Pink. Sincer? Ok, zi Pink, zi Pink. So, erați câți acolo? Eram Rafa, toți Pink, toți eram Pink, toți eram acolo. Nu, gen, am venit eu și cu Dark din stânga. Tu ai venit un pic mai târziu. Înseamnă că Rafa era cu mine în dreapta? Nu, eram în stânga de tot. Ma, nu, eu zic de când... În acest moment, moment, erați după tocul ușii în stânga sau în dreapta tocului ușii? Eram fix la ușă, fix tocul. Ok, dacă se închidea ușa, deci eram Pink, tu unde erai?
Eu eram cel mai în spate, din stânga, că eu am venit după, da, după. Nu știu ce să zic, frate, nu știu ce să zic, nu știu. Am venit după el, după ce l-am văzut că a trecut pe lângă mine. Deci eu în momentul ăsta n-aș merge pe Dark, e ori Pink, ori Rafa și nu știu care. Nu știu cine. Bă, oricine a omorât aici, a omorât inteligent. Sincer, sincer, singurul lucru care mă face să merg pe Pink e pentru că Rafa a fost în stânga când s-a făcut kill-ul pe partea dreaptă la Navigations. Deci eu aici... Asta e singurul motiv pe care mă face să mă duc, da, pe Pink. Da, zi Rafa, tu aici. Eu aici eram cel mai în stânga. Eu aici aș da skip, mai zi ceva. Zic că sunt eu impostor, Rafaele, dau skip, na, zi! Eu mă duc după Sammy. Deci e Pink! E fucking Pink! Am făcut aia, am făcut aia, e bine, e bine. O să stau după Rafa, ți-ară că nu sunt freaking eu. Nu am vrut să dau win-ul impostorilor. Hai Darkenstein, hai Darkenstein, dacă e Rafa, ne-am dus pe Mili. Faceți, bă, ultimul quest! Pink, Pink, Pink și Rafa, Pink și Rafa, Pink și... Ok, cine? E Sami! Zi dacă e Sami! Aproape, aproape, urmești foarte frumos. Ce voi? Foarte frumos. Nu-mi cer scuze, bro, că am vrut să dau pe tine. Foarte frumos. Era Pink. Cine? Cine? Era Rafa sau cine era? Era Pink. Rafa, deci eu am zis că ești tu. Sincer, eu chiar am crezut că ești tu. Și eu credeam că e Rafa, nu pot să cred. În primul rând, primul kill l-ai dat super aiurea pentru că erau primul oameni de acolo. Ai numărat greșit. Rafaele! Dacă făceam double, da, am numărat greșit, am numărat greșit. Dar restul... Aștept un pupic pe frunte de la Rafael că m-a acuzat pe degeaba. M-a acuzat pe degeaba. Da, nu știu, eu nu pot să cred, puteam să jur că e Rafael impostorul. Mă da, jur, deci... Că te-ai acuzat două ori. Schipă, în loc măcar să mă voteze pe mine, că îl dădeam afară pe... Frate, deci eu eram fantoma asta, cu 30 de minute degeaba la un task. Votează, mă, drept la vot. N-am avut ghinion. Am jucat eu prost. Holy fuck, ce match, man, ce match. Da, chiar a fost mic. Rafa cred că lipsește. Ah, Rafa, da. Mamă, nu pot să cred, al treilea impostor. Nu, mă, că avea el suspiciunea lui, era bună, dar... Băi, a fost eram... frumos, dacă nu mă prindeam, eram lui era super match-ul. Eram super pe Sami. Eram super No, man, no. M-am omorât, ești nebun? No, man, no, și na, na. Și până mă care mi-a dat mare tentaculă de aia în frunte. Nu pot să cred așa ceva, în ultima... A fost kill-ul ăla, deci a stat Pink 30 de minute să fake-uiască un task, dar nu era nimeni lângă el, nu înțelegeam, eu credeam că chiar îl face. Bă, ești nebun? Și era fantomă, știi? Stătea acolo degeaba, n-am înțeles, pentru ce campai te făceai? Ce lipsește? Rafa lipsește. Da, nu știa, Pink a jucat genial, eu am jucat-o prost când am dat vent. Bă, mie Pink chiar mi se păruse de la tura aia pe bune când a venit din dreapta, gen aia a fost chestia principală a mea. Da, nu mi-am dat seama, am trecut pe lângă albastru și trebuia să-i dau kill, dar l-am văzut târziu și m-am luat după el. Dar nu s-a oprit nicio secundică, s-a dus până... și am zis ok, fac stack kill, poate... nu se prind, da. Holy fuck, man, ce e. Păi amuzant cum, eu m-am mirat cum Sami nu s-a prins de kill-ul la început. Că el de obicei e foarte atent. Man, chiar nu eram atent, gen, chiar nu eram deloc atent acolo. Eram... Ce voiam să zic, Sami, cred că dacă nu dădeai report acolo, câștigați la task-uri. Da. Deci era mai bine să nu dai, dar tu credeai că sunt doi. Da, eu credeam că sunt doi, da. Da, gen, era ciudat, bă. Totuși am făcut win ca impostor, deci deja, na, mie... E câștigată toată chestia, n-am ce să mai zic. Suntem bine, chat, suntem bine. Chat, vă plac live-urile astea cu Among Us? Suntem live de 3 ore jumate, să moară barcuri leții. Suntem live de 3 ore jumătate. Am murit hype train-ul, bă, azi hype train-ul să moară la 900, câți eram. Vai de mine, chat. 15.141 de like-uri. Ați rupt like-urile alea. Să rupt like-urile. Acum gata, oprim chat-ul. Okay. Mă mur stresul. Mă, sincer, okay. Să fiu singurul care ai. Ce-ai, brother? Eram stresul, eram împreună. Eu voiam să văd dacă unde? Se scanează, la medbay eram amândoi. Stați un pic, okay, stați un pic. Deci, taci-o leacă, Rudbeck, eu am megafonul aici, eu vorbesc mai tare. Așa, da. Așa, că... Deci, nu fi așa era... sigur, brodere!
Oh my god. Cine e în dreapta jos cu mine acum? Come on. Eu, Dark. Ok, Dark. Cine era, cine, deci pe cine, Mădălin cred că a rămas sus. Te auzim, okay? Poliția. Deci e cineva închis o leacă la culoare care a intrat în okay, vrei să zic eu cine... kill? Cine ai? Ia că știi, okay. Deci eu am stat cu Pink, Pink a fugit de mine că era frică de mine sau ceva în timp ce am făcut shields. Și singurul care a trecut până mine a fost Teo. Păi eu am venit cu tine, bro, nu am trecut pe lângă. Deci, ca să ziceți că nu zic... Deci, fiți atenți. Ca să nu mă acuzați că ziceți după aia, bă, s-a minus ce nimic, eram în electric singur. Da, mă, domnul electric. Credeți, ai spus... De crede-mă, Teo a fost singurul care a calcat pe aici. Să pot să... Da. Nu, e cineva care a fost cu noi în dreapta și a fugit super repede. Numai Teo a fost. Bă, eu zic că îl văzui pe stresul mai devreme pe la reactor. Îl văzui. Și nu văzui. Bă, n-avem treabă cu el. Dacă voi da, nu, știu, eu n-am nicio... Eu nu pot să am încredere nimeni, sincer, eu am dat skip, nu știu de voi. Eu merg dacă... Să văd cine dă repede. A dat Mădălin, primul skip, al doilea Bob. Vă zic, sunt foarte... Sigur pe mine de fel, dar sunt foarte, foarte sigur că e Teo. Ultimii doi care... Bine, mă, să dăm skip. Eu am votat Teo. Da, m-am votat pe mine. Votează-mi și pe mine. Nice. Nu mai pot să-l cred pe Sami și Bolanu. Ce-i cu... Că n-am apucat să văd dacă nu e Rafael ăsta, că eram amândoi. Băi, mi-ai zis Rodby, mi-ai zis bro, nu sunt eu și tu erai. Cum poți să te mai crezi? Mamă, chat, ce ia... Deci e prea șmecher. E prea șmecher, sincer, gen Among Us. N-ai cum, frate. Hai, mă. N-ai cum să dai, ia să vedem, se scanează băieții. Ok, Rafa e, fucking Rafa. Stresul n-a venit la scan. Țineți minte asta, stresul n-a venit la scan, s-a pus pentru Rafa, ok. Uai, asta e tehnică, obste IQ, ne închide acolo. Și vreau să văd cine iese din electric. Vreau să văd dacă e cineva în electric, dacă sușile închise, cine e în electric? Mădălin, ok. Deci la emergency. Eram la emergency, la lumini. Înainte să zică cineva ceva, cine e în medbay? Eu. A fost stresul în medbay. Fusese scanat cu Rafael, dar... Hai că s-a scanat stresul cu Rafael! N-am fost, mă, ce-ai? Eu n-am fost... Deci... N-am mai vrut stresul să se scaneze! N-am mai vrut. Ce, trebuia să vin să mă scanez? Păi, n-ai zis să te scanezi cu el? Că am venit și eu să văd dacă vă scanați. Mai bine, sigur, eu n-aveam task, am venit decât să văd dacă ești tu. Păi, dar și nici măcar n-ai venit! Păi, hai să am ieșit să vii să ne scanăm, că eu n-am task, să te văd pe tine, dacă am văzut că te-ai dus tu să amici răzmare. Și era și eu... Stresul, zor! Vreau să fiu cu Rafael, dacă mă înțelegi ce zic. A, vrei să fii doar tu cu Rafael, gen? Și vrei să închizi ușile cu Rafael singur, este? Wow. Mădălin, am o teorie despre kill-ul ăsta. Deci tu ai zis că ești în medbay în secunda asta, fix acum când ți-a dat report-ul, nu? Da, bro, eram la secunda 8, l-a scanat. Păi și, ok, eu mă uitam pe admin și am văzut că erau doi în electrical și dintr-o dată, doi în electrical s-a teleportat pe medbay. Respect din runda întâi, pe bune. Eu îl votez, sincer, îl votez pe Teo. Ok, hai să votăm pe Teo și eram eu cu tine, Rodby, și cu mai cine? Cu Dark. Deci Dark, eu vreau ca să mai îmi spui o dată, te rog frumos, o dată, Dark, de ce e Teo? Păi fine, am făcut task-urile în admin și m-am uitat pe ăla de la admin, pe masa okay, aia. Ok, da, ok. Și am văzut că erau doi oameni în electrical și din doi s-a făcut unul și din unul s-a dus direct în medbay. Nu știu cum a ajuns acolo. Și pe lângă asta, păi și tu ești sigur că nu era nimeni în partea stângă ca să ajungă sau din cafeterie să se ducă în medbay? Nu, pentru că când m-am uitat pe masă, a fost la security și de security a apărut la lower engine și cred că a dat report. Ai încredere în el, și eu l-am văzut cu Ping atunci când a murit Ping. Ai încredere. Unde e kill-ul? E Dark cu Robby. Susține pe Dark și cu niște explicații de astea cam precare, nu știu ce să zic. Mamă, gata, am găsit cine sunt suspecții, gata. Bine, Robby! Nu crezi, cine e în medbay acum? Eu sunt bro în medbay. Deci, ce votez, Sami? Nu știu, am dat pe Teo. Mamă, doar Teo i-a dat. Rafa și cu stresul n-au votat.
Păi zice și voi mai devreme, frate. Da, că cât s-o a devenit membru de Pup Brother, mulțumesc foarte mult. Am văzut că am avut o donație de la tine, n-am apucat să o citesc pentru că am chat-ul oprit și gen n-am auzit când și cred că ai donat prin super chat. O să mă uit după, Brother, mulțumesc foarte mult pentru membru. Nu știu exact ce tip de membru e, dar te respect și te pup foarte, foarte dulce și frumos. Rafa și Stresul n-au votat. Noi l-am votat pe Teo Stein. Stresul e aici, 1, 2, 3, 4, 5. Hai să vedem, face task. M-a făcut capul tău de șobolan. Ia uite-l pe ăsta ce face. Hai să deschid și eu chat-ul. Capul tău de șobolan. Stai, a donat? Vezi, văd donația, unde e donația? Închide chat-ul, te rog, se chinuie moderatorii. Nu, Brodere, să nu se mai chinuie moderatorii, Brodere, că am zis că poate să citească ce vrea. Ce poate să-mi zice băieții, ce vrea ei. Ce vrea ei să zică băieții. Cactus, mersi mult, Brodere, și pentru aia. Am făcut 316, am văzut, Andrei, au rupt băieții butonul de subscribe. Stai să mai citim și noi chat-ul, că după aia zic băieții că n-am mai făcut. Pe ce vorbi pe Discord, Brodere, pe Discord. Chiar dacă nu veni nici asta, te pup, Brodere. Cine l-a omorât pe Sami? Dark m-a omorât. Cred că îi bate pe toți, sincer. Cred că îi bate pe toți. Am învățat să joace, mă, șobolanul de la The Samizor, cel mai bun impostor. Trebuia să țină minte, mă, gen chestia cu n-au votat și aia era easy, Jin. Unde sunteți fiecare? Unde sunteți? Admin cu Stresul. Admin cu Stresul, deci erați... Stați, erați... Cât s-a murit? Wow! Mamă, Stresul o să fie acoperit de Rafa. Care e situația? Pe care e situația? Mă lup cu cardul, Brodere. Trebuie să-l dau minim de 3 ori să reușesc să-l fac. Deci dacă nu-l ia pe Stresul, dacă nu-l miroase Rafa pe Stresul, hai Rafa că ești deștept. Te rog, Rafaele. Nu sau ce te-a făcut? Mă omorât, dar știu că mă omorât. Doar eu cu el singur, voiam să dau derutare ca să înțelegi, să nu zică oamenii pe chaturi. Meciului mai fost un pic sus. Tu ce ai făcut mai exact în afară de asta cu cardul? Păi am avut multe tascuri. Cum ar fi? Zim câteva, că oricum sunt multe. De unde ești din Temeș, Voro? Arăt super bine această seară. Zim și un pic ruta ta. Zim ruta ta din ultima rundă, na. Așa, să ne aducem aminte un pic. Deci am fost la communication la început și mi se pare că cu Rafa am fost acolo și am făcut upload și a făcut și el un task la communication. Ai, poți ai să confirm, cu el, Rafa? Poți să confirm? Da, nici nu mai știu. Nu mai știi, Rafa, dar tu, Rafa, ia zi, mă, ce task-uri ai făcut, mă, Rafa, în ultima rundă? Eu te-am văzut și am văzut. Lasă-mă, Dani, mă, că nu știu dacă ești tu sau Stresul. Bă, am fost cu tine, mă, Rafa, doar okay, noi zi, doi. Zi, nu, Kill-ul, Dani, zi unde e Kill-ul? Citești numele, te rog, Kill-ul este fix deasupra imediat. La communication. Cum te duci acolo, din partea dreaptă? Ok, Stresul. Bine, mă. Rafa. L-am prins pe șobolan. Nu te supăra pe mine, Stresule. Doamne, personal. Bă, stați așa un pic, dar tu de ce nu confirm că am fost cu tine la început de rundă, Rafa? Nu mai știu că sunt 0 IQ, nu mai știi că e 0 IQ? Dar în prima rundă mi-ai zis că eu când stăteam pe la medbay, când stăteam pe scan, mi-ai zis că încerca și tu să dai scan cu mine și apoi ai zis la mișto că n-ai. Nu am zis că încerc să-mi dau scan, trebuie să intri acolo să vezi dacă se scanează cineva în același în timp și zice că scanul e ocupat, știi? Da, 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 și apoi ai zis că tu n-ai scanul. Da, nu știu ce să zic. Acum dacă e la 3 secunde. GG. Băi, 3 secunde mai aveam nevoie cu aia. Deci 3 secunde și l-am urat pe ăla și câștigam. 3 secunde mai aveam nevoie, aveam kill cooldown. Mamă, deci v-am spus că ei doi sunt. Deci 3 secunde mai aveam de n-am omorât, cred că 5 runda asta. Deci după rugby m-am luat, să știți. O cocoșat combo la frate. Într-un final m-ați ascultat și pe mine. Doamne, ajută. Uite ce înseamnă să nu l omor la început acolo. Am vrut să-l trolez un pic și nu l-am omorât la timp, Rafael, acolo pe schiar. Timing-ul, știi că am să nu vin pe acolo și câștigai. Vezi că fără Caterinca mai aveam 3 secunde să mi se facă, că de asta stăteam. Te rog, dă-mă impostor. Să mi se facă cooldown-ul la kill, știi? De la jumate îl luam direct. Chat. Asta este GG. Mort în cadă cu crumeitul ăsta, chat, mai am ce să fac, chat, nu mai am ce să fac. Mai am ce să fac, chat, mor aici.
Roof, ok. În navigation... N-am nicio treabă, sunt în electrical. Okay. Eu v-am aprins luminile, efectiv, eu am făcut lumina. Eu am făcut cafeterie, frunzele din dreapta sus. Să moare, băi, țigeate. Aici ești chat. A fost lung meci. A fost lung meciu. Bine că m-a găsit a hit pink, că dacă nu mă găsea hit pink, mă trezeam acolo. Tine, nu mă interesează de tine. Okay. Pe stresul pot să-i dau hard clear cu mine în dreapta sus. Dreapta Dreapta sus. Confirm. La weapons, la weapons. Hai să deschidem chat-ul, să vedem ce zice băieții grei. De ce stăteai tu la download acolo? Pentru că stătea la download. El stătea la download, eu făceam weapons. Ăla care sunt asteroizi. Cum au fost toți. Ok, dacă mă rog, deci eu cu Bobo nu suntem mai departe. Oricum a luat vent, era ventul fix lângă, 100% la... Păi zic, a luat vent. A luat vent? Da, probabil. Deci înseamnă că e... Și unde e kill, ai zis? Navigation. Navigation, ok, navigation... Macarena, chat? Chat? Nu mai pot. Nu mai pot, sunt transpirat de mor. Mâine vine Jaxi la mine, trebuie să fac curat în cameră. N-am cearceafuri puse pe pat, cearceafuri. Trebuie să mă pun neapărat. Te-au omorât ăștia că e 300 IQ. Te pupă, Vasile, te pup. Chat, trebuie să mă pun să fac curat, că Jaxi n-are unde să doarmă dacă vine după aia la mine. Mă să-mi fac o baie de-asta nebună. Mă să mănânc puțin, că nu mai pot. Nu uitați să rupeți butonul de like și butonul de subscribe. Treceți pe la toți, băieți, treceți pe la Teo 10, că e live. Treceți pe la I Hate Pink, treceți pe la Rafael, treceți pe la toată lumea chat. Vă pup și vă respect pe toți. O seară frumoasă în continuare. Ne vedem mâine, poi mâine, răspoi mâine, când o fi. Zăsami pe shop și zăsami pe Neba. V-am sucat. Vă iubesc, bă, pe toți, să mă răbar cu orele, ține, nu. O seară frumoasă tuturor. E 10 și 20. Pa!